Avocatul străzii, de John Grisham. Conștiința te prinde întotdeauna din urmă. Lectura Cristina David când Michael Brock, un tânăr avocat în plină ascensiune, hotărăște să devină apărătorul celor fără adăpost, se produce un cutremur de proporții în prospera firmă la care lucrează, iar viața lui se va schimba radical. Cu logica sa implacabilă, Grisham, avocatul scriitor reușește din nou să demonteze un întreg sistem pentru a-l reclădi altfel spre deliciul milioanelor sale de cititori împătimiți. În avocatul străzii, Grisham îi apără încă o dată pe cei lipsiți de putere, a căror voce nu e auzită, după cum se exprimă Mordecai Green. Asta e dreptatea, Michael. Asta e menirea avocaților străzii. Să apere demnitatea oamenilor. Capitolul 1 Bărbatul cu cizme de cauciuc, Păi și în lift în urma mea. Nici nu l-am observat la început, dar i-am simțit mirosul. Unul greu de fum, vin ieftin și o viață dusă pe străzi, fără să pun. Eram singur la urcare și, când am urcat în sfârșit, o privire în spate, i-am zărit cizmele negre murdare și mult prea mari pentru el. Purta un par de siu ros și destrămat pe margini care îi ajungea până la genunchi. De desubt una peste alta, tot felul de zdrențe strânse peste mijloc, așa că părea solid, aproape gras. Asta nu pentru că ar fi mâncat prea mult iarna la Washington. Oamenii străzi își puneau pe ei tot ce aveau sau cel puțin așa părea. Era negru și îmbătrânit, barba și părul netunse de multă vreme erau încărunțite. Privea drept înainte, prin ochelarii de soare cu lentile groase, ignorându-mă cu desăvârșire și făcându-mă să mă întreb pentru o clipă de ce oare îl măsuram așa. Nu se potrivea cât de puțin cu locul acela. Nu era clădirea lui, liftul lui nu și-ar fi putut permite. Avocații de la toate celelalte opt etaje lucrau pentru aceeași firmă, la un preț pe oră, care încă mi se părea absurd, chiar și după șapte ani. Încă un vagabond care se adăpostea de frigul de afară. La Washington, în centru, se întâmpla mereu, dar noi aveam paznicii care să ne apere de prăpădiți. Ne-am oprit la etajul al șaselea, și pentru prima dată am observat că bărbatul nu apăsase niciun buton, nu alesese niciun etaj, mă urmărea. Am ieșit cât am putut de repede din lift, pășind în splendidul hall, ornat în marmura al firmei Drake Sweeney și uitându-mă în urmă exact, atât cât să-l zăresc tot în lift, privind în gol și căutând să mă ignore. Doamna Devier, una dintre cele mai agere secretare de la intrare, mă salută cu disprețul său obișnuit. Fii atentă la lift!" i-am spus. De ce? Un vagabond! Poate va trebui să chem paza!" Ce oameni, rostia cu acel accent franțuzesc, afectat, făros și de niște dezinfectant. Am pornit mai departe, luptându-mă să-mi scot pardesiul din mers, uitând cu totul de bărbatul cu cizme de cauciuc. Aveam întreaga după-amiază ocupată cu tot felul de întâlniri, discuții importante cu oameni importanți. Am dat colțul și mă pregăteam să-i spun ceva lui Poli, secretara mea, când am auzit prima împușcătură. Doamna Devie. Stătea în picioare în spatele biroului, împietrită, privea fix spre țeava lungă a unei arme aflate în mâna vagabondului nostru. Cum eu am fost primul sosit pentru a o ajuta pe biata femeie, bărbatul a întors amabil arma spre mine și am înțepenit și eu. Nu trage, am spus, ridicând mâinile. Văzusem destule filme ca să știu exact ce aveam de făcut. Gura, mormăi el, rămânând remarcabil de calm. În spatele meu, pe hol, se auzau voci. Cineva țipă. E armat, și vocile se îndepărtară, auzindu-se din ce în ce mai slab. Colegii mei ajunse ajunseseră la ușa din spate. Parcă îi și vedeam sărind pe fereastră. Chiar în stânga mea se afla o ușă grea, de lemn masiv, care dădea spre o sală mare de ședințe. Întâmplător, în acel moment, se aflau acolo opt avocați specialiști în litigii opt duri, fără frică, dintre cei care își petreceau timpul făcând oamenii praf. Cel mai tare dintre ei era un tip scund, dar zdravăn și tăios, pe nume Rafter. În clipa în care deschise brusc ușa spunând ce naiba, ți-a va puști să răsuci din spre mine, spre el, iar bărbatul cu cizme de cauciuc a avut parte exact de efectul pe care l-aștepta. Lasă arma jos, porunci Rafter, oprindu-se în cadrul ușii. O fracțiune de secundă mai târziu, un alt glonț străbătu secretariatul, oprindu-se undeva în tavan cu mult deasupra capului lui Rafter, readucându-l pe acesta la postura de simplu muritor. Întorcând din nou arma spre mine, făcu un semn cu capul. Eu m-am conformat, intrând după rafter în sala de ședințe. Ultimul lucru pe care l-am mai văzut de afară a fost doamna de vie, tremurând la biroul ei, îngrozită de moarte, cu căștile casetofonului, atârnându-i pe după gât și pantofii cu tocuri așezați cu grijă lângă coșul de gunoi. Bărbatul cu cizme de cauciuc trânti ușa în spatele meu și mișcă ușor arma prin aer, pentru ca toți cei opt avocați civili să o poată admira. Părea să funcționeze foarte bine. Mirosul prafului de pușcă se simțea mai puternic decât putoarea posesorului. Camera era dominată de o masă lungă acoperită cu documente și hârtii care, cu numai câteva clipe mai înainte, păreau teribil de importante. Prin ferestrele care ocupau un perete întreg, se zărea un spațiu de parcare. Două uși dădeau spre hol. În picioare, la perete!" spuse bărbatul, folosind pistolul ca pe un argument foarte convingător. Apoi îl întoarse aproape, lipindu-l de capul meu. În cui e ușa!" îmi spuse. Așa am și făcut. Fără să scoată o vorbă, cei opt avocați se retraseră cu picioarele împleticindu-se spre perete. Fără să scot o vorbă, am închis repede ușa, întorcându-mă apoi spre el, pentru a vedea dacă e mulțumit. Nu știu de ce, dar nu puteam să-mi iau gândul de la oficiul poștal și de la schimbul acela oribil de focuri, un funcționar prost dispus se întorsese după prânz și doboruse 15 dintre colegii săi. Mă gândeam la masacrele de pe terenurile de joacă și la măcelurile din restaurantele fast food. Iar victimele erau copii vinovați și, în general, cetățeni cum se cade, pe când noi, noi eram o trupă de avocați. Mormăind și scuturând arma, bărbatul îi alinie pe cei opt avocați lângă perete și când se consideră mulțumit de poziția lor, își îndreptă din nou atenția asupra mea. Ce dorea? Putea pune întrebări? În cazul ăsta la naiba, putea obține tot ce dorea. Nu-i puteam vedea ochii din cauza ochelarilor de soare, dar el îi putea vedea pe ai mei. Arma era ațintită drept spre ei. Bărbatul își dezbrăcă pardesiul murdar, îl împături ca și cum ar fi fost nou și îl așeză pe mijlocul mesei. Putoarea care mă deranjase în lift se simțea din nou, dar nu mai conta. Rămase la capătul mesei și desfăcu încă un rând de zdrențe, un pulover gros, gri, încheiat cu nasturi în față. Gros dintr-un anume motiv, de desub strânse pe talie unul lângă altul niște bețe roșii care, pentru ochiul meu neavizat, arătau a dinamită. Tot felul de fire, ca niște spaghete colorate, ieșau din ambele capete ale fitilelor, totul fiind legat cu o bandă adezivă argintie. Prima mea pornire a fost să sar, să mă arunc la podea, dând din mâini și din picioare, sperând să am noroc, sperând ca glonțul să-și rateze ținta pe când, cu mâinile tremurânde, m-aș chinui să descui ușa. Un alt glonț ar pe lângă mine în timp ce m-aș trecura prin ușă ieșind pe hol. Dar îmi tremurau picioarele și sângele îmi înghețase în vine. Cei opt lipiți de perete suspinau și gemeau, ceea ce l-a încurcat pe bărbatul care ne ținea prizonieri. Vă rog să faceți liniște," spuse el pe tonul unui profesor răbdător. Calmul mă scotea din minți. Aranjă cu grijă câteva spaghete de la brâu și, dintr-un buzunar al pantalonilor foarte largi, scoase un ghem de frânghie de nylon și un briceag. Pentru ca efectul să fie total, flutură arma spre chipurile îngrozite din fața lui. Nu vreau să rănesc pe nimeni, spuse. Frumos din partea lui, dar greu de crezut. Am numărat 12 fitile roșii suficient, eram convins, pentru ca moartea să fie imediată și fără dureri. Apoi îndreptă iarăși arma spre mine. Tu, spuse el, leagă -i. Rafter nu mai putea suporta, făcu un pas foarte mic înainte și spuse, Ei, omule, ce vrei de fapt?" Al treilea gronț trecu pe deasupra capului lui, înfigându-se cu minte în tavan. Bubuitura răsună cu forța unui tun și doamna de vie sau o altă duduie se auzi țipând în hol. Rafter se lăsă brusc în jos și apoi încercă să se ridice din nou în poziție de drept, chinuindu-se până când Anstead îl pogni drept în piept cu cotul său bovin, lipindu-l la loc de perete. Taci!" îi spuse Anstead printre dinți. Nu-mi spune mie, omule," ripostă bărbatul astfel că se renunță imediat la acel apelativ. Cum ai dori să-ți spunem?" L-am întrebat simțind că eram pe cale să devin liderul ostaticilor. Am rostit cuvintele cu blândețe foarte respectos, iar el mi-a apreciat atitudinea. Domnule, răspunse el. Nimeni nu avea absolut nimic împotrivă să-i spună domnule. Telefonul început să sune și pentru o fracțiune de secundă am crezut că bărbatul va trage în el. În loc de asta, l apucă și îl trânti pe masă în fața lui. Ridică receptorul cu mâna stângă în dreapta, continuă să țină arma, iar aceasta era îndreptată tot spre rafter. Dacă nouă dintre noi am fi avut drept de vot, Rafter ar fi devenit primul miel dus la tăiere. Opt pentru, unul împotrivă. Alo? spuse domnul. Ascultă câteva clipe, apoi închise. Se trase cu grijă spre scaunul din capul mesei și se așeză. Ia funia, îmi spuse. Voia să-i leg pe toți opt de încheieturile mâinilor. Am tăiat bucăți de funie și am făcut noduri și m-am străduit din răsputeri să nu privesc fețele colegilor mei cărora le grăbea moartea. Simțeam arma în spate. El dorea să-i leg strâns și eu mă prefăceam că îi de-a binelea, lăsând totuși legătura cât mai largă cu putință. Rafter mormăia ceva în barbă și îmi venea să-l pocnesc. Anstead reuși să-și flexeze încheieturile și aproape că izbuti să-și desfacă frânghia complet, după ce abia reușisem să-l leg. Malamud era transpirat și respira sacadat. Era cel mai bătrân, singurul partener în conducere dintre cei de față și trecuseră doar doi ani de la primul său atac de cord. N-am putut să nu-l privesc pe Barry Nuzo, singurul meu prieten din toată trupa. Aveam aceeași vârstă, 32 de ani, și intraserăm în firmă în același an. El studiase la Princeton, eu la Yale. Soțiile noastre erau amândouă din Providence. Căznicia lui mergea bine, făcuseră trei copii în patru ani. A mea se afla în ultimul stadiu al unei lungi perioade de distrugere. Ne-am privit în ochi și amândoi ne-am gândit la copiii lui. Mă simțeam norocos că nu am copii. Se auzi prima sirenă de poliție, din multele care aveau să urmeze, iar domnul îmi ceru să trag jaluzelele peste cele cinci ferestre mari, chiar așa am și făcut, fără grabă, scrutând parcarea de jos, ca și cum, dacă m-ar fi văzut cineva, aș fi fost salvat. O singură mașină de poliție se afla acolo, cu farurile aprinse. Nu era nimeni în ea. Polițiștii intraseră deja în clădire. Acolo ne aflam și noi, nouă tipi albi și domnul. La ultima numărătoare, firma Drake Sweeney avea 800 de avocați în filiale din toată lumea. Jumătate dintre aceștia se aflau la Washington în clădirea aterorizată de domnul Tipul mi-a cerut să-l sun pe șeful și să-l informez că era înarmat și legat cu 12 batoane de dinamită. L-am sunat pe Rudolf, partenerul aflat la conducerea secțiunii mele, specializată în procesele intentate marilor trusturi comerciale și am transmis mesajul. Sunteți toți în viață, Mike?" mă întrebă el. Vorbeam prin interfonul pe care domnul tocmai pusese stăpânire, deschizându-l la volumul maxim. Suntem în mare formă, îi răspund. Te rog, fă ce vrea el. Ce vrea? Încă nu știu. Domnul făcu un semn cu arma și conversația luă sfârșit. Evitând să stau în bătaia armei, am rămas în picioare lângă masa de ședințe la doi pași de domnul care își făcuse enervantul obicei de a se juca neatent cu firele petrecute peste piept. Își coboră privirea și trase ușor de un fir roșu. Ochelarii de soare erau îndreptați spre mine, la sfârșitul acestui mic avertisment. M-am simțit obligat să spun ceva. Ce rost ar avea, l-am întrebat disperat, să deschid un dialog? Eu nu vreau, dar de ce nu? Am fost șocată de dicția lui. Un ritm lent, metodic, fără grabă, fiecare silabă fiind accentuată la fel. Pentru moment era vagabond, dar cunoscuse și zile mai bune. De ce să ne omori? L-am întrebat. N-am de gând să stau la discuții cu tine, debită el. Nu mai sunt alte întrebări, onorată instanță. Cum sunt avocat și fiecare clipă contează, mi-am privit ceasul pentru ca tot ce avea să se întâmple să fie clar memorat dacă reușeam cumva să supraviețuim. Era ora 13 și 20 de minute. Domnul dorea liniște, așa că am îndurat o chinuitoare tăcere care a durat 14 minute. nu -mi venea să cred că vom muri. Părea să nu existe niciun motiv, nicio justificare pentru a ne omorâ. Eram sigur că niciunul dintre noi nu-l mai întâlnise până atunci. Îmi aminteam cum veniserăm împreună în lift și faptul că părea să nu aibă nicio destinație precisă. Nu era decât un nebun în căutare de ci ceea ce făcea din crimă un lucru aproape normal după standardele actuale. Era exact genul de măcel nebunesc ce putea ține prima pagina a ziarelor timp de 24 de ore, făcându-i pe oameni să clatine din cap. Apoi aveau să înceapă să apară și anecdotele cu avocați morți. Parcă vedeam titlurile și îi auzeam pe reporte, dar refuzam să cred că avea să se întâmple așa. Auzeam voci pe hol și sirenele afară, o stație radio a poliției zbârnăia undeva pe afară. Ce-ai mâncat la prânz?" mă întreabă domnul. Rupând tăcerea, pui la grătar cu salată Caesar, i-am răspuns ezitând o secundă prea surprins ca să mă gândesc la vreo minciună. Singur? Nu, m-am întâlnit cu un prieten. Era un fost coleg de facultate din Philadelphia. Cât a costat pentru amândoi? 30 de dolari. Asta nu i-a plăcut. 30 de dolari? Repete el. Pentru două persoane. Clătină din cap, apoi se uită spre cei opt avocați. Dacă avea de gând să facă un sondaj, speram că aveau de gând să mintă. Erau câțiva din grup cu o poftă zdravănă de mâncare și 30 de dolari n-avea cum să le satisfacă apetitul. Știi ce am mâncat eu?" mă întreabă el. Nu, supă. Supă cu biscuiți la un centru pentru săraci. Supă gratuită și am fost bucură să o primesc. Ai putea hrăni 100 dintre prietenii mei cu 30 de dolari. Știi?" Am încuvințat cu gravitate, ca și cum aș fi înțeles dintr-o dată ce păcat teribil comisesem. Adună toate portofelele, banii, ceasurile, bijuteriile, îmi spuse, agitând din nou arma. Pot să te întreb de ce? I-am cerut eu. Nu. Mi-am pus portofelul, ceasul și banii pe masă și am început să scotocesc prin buzunarele celorlalți ostatici. Pentru aproapele vostru, spuse domnul, lăsându-ne fără grai. Mi-a cerut să pun toată prada într-o servietă, să o încui și să-l sun din nou pe șeful. Rudolf a răspuns la primul semnal sonor. Mi-l imaginam pe comandantul trupelor speciale stabilindu-și cartierul general în biroul lui. Rudolf, sunt tot eu, Mike. Vorbesc pe interfon. Da, Mike, care e situația? Totul e în regulă. Uite, acest domn vrea ca eu să deschid ușa cea mai apropiată de secretariat și să pun o servietă neagră pe hol. Înțelegi? Da, cu arma lipită de ceafă, am întredeschis ușa și am aruncat servieta în hol. N-am văzut pe nimeni nicăieri. Puține lucruri îi puteau împiedica pe avocații din firmele mari să savureze încărcarea notelor de plată pe oră ale clienților lor. Unul dintre aceste lucruri era somnul, deși majoritatea dintre noi dormeam puțin. Mesele în oraș încurajau, de fapt, mărirea prețului, mai ales în cazul când clientul plătea prânzul. Văzând cum trece timpul, m-am trezit întrebând mă cum naiba aveau să reușească restul de 400 de avocați din clădire să-și umfle onorariile în așteptarea încheierii crizei ostaticilor. Parcă îi și vedeam afară în parcare, majoritatea stând în propriile mașini la căldurică, vorbind la telefonul celular și încărcând vreun client. Firma, am decis eu, nu avea să piardă niciun bănuț. Unora dintre grangurii de acolo nici nu le păsa cum se va sfârși. Doreau doar să se termine odată și asta cât mai repede. Domnul păru să ațipească o clipă. Bărbia îi căzu în piept și începu să respire mai greu. Rafter își drese vocea pentru a-mi atrage atenția, apoi smuci capul într-o parte, parcă sugerându-mi să fac ceva. Problema era că domnul ținea arma în mâna dreaptă, iar dacă într-adevăr dormea, o făcea ținând strâns în fricoșătorul fir roșu în mâna stângă. Iar Rafter dorea ca eu să fac pe eroul. Deși Rafter era cel mai dur și cel mai eficient avocat al firmei, încă nu era partener. Nu lucram în același sector și nici nu ne aflam în armată. Nu primeam ordine. Câți bani ai câștigat anul trecut? Mă întreabă brusc domnul, cât se poate de tras și cu glasul limpede. Din nou mă luase prin surprindere. Eu uh, stai, să mă gândesc, să nu minți. 120 de mii, nici asta nu i-a plăcut. Cât ai dat din ei? Cât am dat? Da, de pumană. Aha. Păi uh, nu mi-aminte, soția mea se ocupă cu notele de plată și alte lucruri de genul ăsta la un semn, toți cei opt avocați începură să se foiască. Domnului nu i-a plăcut răspunsul meu și nu avea de gând să se dea bătut. Cine mă rog îți completează formularele de impozit? Adică pentru fisc? Da, asta. Se ocupă serviciul financiar al firmei, jos, la etajul al doilea. Aici, în clădire? Da. Atunci vreau să mi le aduci, fără de fișele de impozitare ale tuturor celor de aici. Le-am privit fețele. Vreo erau gata să spună, mai bine mai împușca. Probabil că am ezitat prea mult, pentru că domnul a zbierat. Fă ce spun acum! Nu numai atât, dar mă și amenința cu pistolul. Așa că pur și simplu l-am sunat pe Rudolf. A ezitat și el, așa că i-am zbierat și eu în urechi. Trimite-l aici prin fax și gata, i-am cerut. Numai pe cele de anul trecut. Ne-am holbat 15 minute la aparatul fax din colțul camerei, temându-ne că domnul ar putea începe să ne execute, dacă formularele 1040 nu-și făceau apariția mai repede. Capitolul 2 Proaspăt uns pe postul de scrib al grupului, m-am așezat acolo unde cu pistolul mi-a indicat domnul, strângeam în mână copiile transmise prin fax. Tovarășii mei stăteau de aproape două ore în picioare, cu spatele la perete, încă strânși unii în alții, abia reușind să se mai miște. Li se muiau picioarele și abia mai puteau sta drept. Arătau groaznic, dar chinul lor abia începea. Tu mai întâi," am spus el, cum te numești?" Michael Brock," i-am răspuns politicos, bucuros de cunoștință. Câți bani ai câștigat anul trecut?" Ți-am mai spus, 120.000, impozabil." cât ai dat pentru o opere de caritate? Eram sigur că nu puteam minți, nu eram consultant financiar, dar aveam încredere în talentul meu de a-l duce cu preșul. Mi-am găsit declarația de impozit și am început să răsfăiesc paginile, fără să mă gândesc. Claire câștigase 31.000 de dolari din munca de chirurg rezident cu vechime de 2 ani, așa că venitul nostru, total, era destul de frumușel, dar am plătit 53.000 pe impozite federale și altele, de o uimitoare diversitate, și după achitarea împrumutului pentru studiile lui Claire, reprezentând cheltuielile ei din anii studenției plus 2.400 pe lună pentru un minunat apartament în Georgetown, două mașini ultimul tip cu ipotecile obligatorii și o mulțime de alte cheltuieli legate în mod firesc de un stil de viață confortabil. Investisem numai 22 de mii în fonduri mutuale. Domnul aștepta răbdător. De fapt, răbdarea lui începea să mă scoată din minți. Presupuneam că băieții din trupele speciale se strecoară prin gurile de ventilație. Se cățărau în copacii din apropiere, se furișeau pe acoperișirile clădirilor vecine, studiind planurile birourilor noastre, făcând toate acele lucruri care se văd la televizor cu scopul final de a încerca într-un fel oarecare să-i tragă un glonț în țeastă, lucru pe care cel în cauză îl ignora cu desăvârșire. Își acceptase soarta și era gata să moară, ceea ce nu se putea spune și despre noi. Se juca într-una cu firul roșu, iar asta îmi ridica pulsul la peste 100. Am dat 1000 de dolari pentru Universitatea Yale, i-am spus, și 2000 unei fundații locale. Cât ai dat săracilor? Mă îndoiam că banii pentru ei ajungeau să-i hrănească pe studenții săraci. Ei bine, fundația trimite bani în tot orașul, iar eu sunt sigur că o parte din ei au fost trimiși ca ajutor pentru cei săraci. Cât ai dat celor flămânzi? Am plătit impozite în valoare de 53.000 de dolari, iar o parte frumușică din banii ăștia s-au dus spre asistența socială, asigurările de sănătate, ajutorarea copiilor dependenți de droguri și altele de genul ăsta. Și ai făcut toate asta de bunăvoie, din generozitate? N-am avut nimic împotriva, am spus mințind, asemenea celor mai mulți dintre concetățenii mei. Ai fost vreodată flământ? Îi plăceau răspunsurile simple, iar sarcasmul și ironiile mele nu puteau duce la nimic bun. Nu, i-am răspuns niciodată. Ai dormit vreodată în zăpadă? Nu. Faci o grămadă de bani și totuși ești prea lacom ca să-mi dai și mie niște mărunțiși pe trotuar, rosti el și agită arma spre restul celor prezenți. Toți faceți la fel. Treceți chiar pe lângă mine care stau acolo și cerșesc. Voi cheltuiți mai mult pe cafele decât mine pe mâncare. De ce nu puteți să-i ajutați pe săraci, pe bolnavi, pe cei fără adăpost? Aveți atât de mulți bani? M-am trezit privindu-i pe nemernicii aceia lacomi, așa cum făcea și domnul și nu mi-a plăcut deloc ce vedeam. Cei mai mulți își studiau vârfurile pantofilor, numai Rafter se uita spre masă gândindu-se exact la ceea ce ne trecea tuturor prin minte atunci când dădeam peste domnii din Washington, D.C., dacă îți dau ceva mărunțiș, adică 1. Dai fuga la magazinul de băuturi, 2. Nu faci decât să cerșești mai departe, 3. Ai să-ți petrești toată viața pe trotuar. Se lăsa din nou tăcerea. Un elicopter plutea în aer undeva în apropiere și puteam să-mi imaginez foarte bine ce plănuiau cei din parcare. Respectând instrucțiunile domnului, liniile telefonice erau blocate, așa că nu puteam comunica. El nu părea să dorească nici să vorbească, nici să negocieze cu cineva. Avea publicul lui în sala de ședințe. Care dintre tipii ăștia câștigă cei mai mulți bani? Mă întrebă el. Malamud, era singurul dintre noi cu rangul de partener în firmă, așa că am căutat prin hârtii până când am dat de formularele lui. Cred că despre mine e vorba, sugeră Malamud. Cum te numești? Nate Malamud. Am răsfoit documentele lui Nate. Rare ori se întâmpla să vezi detaliile cele mai intime despre succesul unui partener, dar faptul în sine nu-mi producea nicio plăcere. Cât? Mă întrebă domnul. Ah, codurile fiscului sunt o minunăție. Ce doriți, domnule? Câștigul brut, compensat, net, impozabil, venit din salarii și plăți directe sau venitul din afaceri și investiții? Salariul pe care Malamud îl primea de la firmă era de 50.000 de dolari pe lună, iar prima anuală, cea la care visam cu toții, era de 510.000. Fusese un an foarte bun, asta știm cu toții. Nate era unul dintre numeroșii parteneri care câștigaseră peste un milion de dolari m-am decis să nu risc. Mai erau destule alte venituri înghesuite pe ultimele pagini ale formularului proprietăți închiriate, dividende, o mică afacere, dar bănuiam că dacă domnul punea mâna pe hârtii, cifrele riscau să se dovedească prea complicate pentru el. Un milion o sută de mii, am răspuns, lăsând celelalte două sute de mii pe masă. El rămase câteva clipe pe gânduri. Ai câștigat un milion de dolari? Spuse lui Malamud, care nu se simțea deloc rușinat din cauza asta. Da, așa este. Cât ai dat pentru cei flămânți și fără adăpost? Căutam adevărul, socotind toate reducerile individuale. Nu mi-amintesc exact soția mea și cu mine dăm mulți bani pentru operele de caritate. Îmi amintesc de o donație, cred că de 5.000 de dolari, către Fondul Social al Capitalei, care, sunt convins că știi, distribuie bani celor nevoiași. Noi dăm mulți bani și suntem fericiți să o facem. Sunt sigur că ești fericit, ripostă domnul, și pentru prima dată în tonul lui se simțea o notă de sarcasm. Nu avea de gând să ne permită să explicăm cât de generoși eram noi de fapt. Nu voia să audă decât date precise. Mi-a cerut să fac o listă cu cele nouă nume și, în dreptul fiecăruia, venitul din anul precedent și sumele oferite pentru operele de binefacere. Mi-a luat ceva timp și nu știam dacă să mă grăbesc sau. Să reflectez, ne va ucide dacă aceste cifre nu-i vor fi pe plac? Poate că nu e cazul să mă grăbesc. De la bun început era limpede că noi, cei bogați, câștigaserăm o mulțime de bani renunțând doar la o parte infimă din ei. În același timp știam că pe măsură ce lucrurile se prelungeau mai mult, scenariile salvării noastre deveneau din ce în ce mai puțin probabile. Nu pomenise nimic despre executarea câte unui ostatic la fiecare oră, nu dorea eliberarea prietenilor lui din închisoare. De fapt, nu părea să vrea nimic. Nu m-am grăbit. Calculul pentru Malamud a fost complicat. La extrema cealaltă se afla Colburn un asociat cu trei ani vechime care câștigase doar 86 de mii brut. Am fost îngrozit să constat că amicul meu, Barry Nuzo, câștiga cu 11.000 mii mai mult decât mine. Aveam timp să discutăm mai târziu despre asta. Rotunjind suma, ajungem la 3 milioane de dolari, am raportat domnului care părea să fie ațipit din nou, strângând totuși între degete firul roșu. Și câți bani pentru săraci? întrebă el, clătinând capul încet. Contribuții în sumă totală 180.000. Nu vreau valoarea totală a contribuțiilor. Nu mă puneți pe mine sau pe oamenii de felul meu în aceeași categorie cu aceia care ascultă sinfonii și merg la sinagogă ori cu drăgălașele voastre cluburi pentru albi, unde faceți licitație cu vin și autografe și dați câțiva dolari în beneficiul cercetașilor. Eu vorbesc despre mâncare pentru flămânzii care trăiesc aici, în același oraș cu voi, mâncare pentru bebeluși, chiar aici, chiar în acest oraș, în timp ce voi câștigați milioane, bebelușii rabdă seara de foame și plâng pentru că le e foame. Cât ați dat pentru mâncare? Se uita la mine. Eu priveam fix hârtiile din fața mea. Nu puteam să mint. Avem centre în tot orașul unde se servește supa săracului, a continuat el, locuri unde cei sărmani și fără adăpost pot găsi ceva de mâncare. Câți bani le-ați dat voi celor de la aceste centre? Ați dat ceva? Direct nimic, i-am răspuns, dar unele dintre acele fonduri de caritate tași din gură. Agita din nou pistolul prin aer. Dar adăposturile pentru săraci, locurile unde noi dormim, când afară sunt minus 12 grade, câte adăposturi sunt menționate în hârtiile astea? Nu reușeam să inventez nimic. Niciunul. I-am răspuns moale sări în picioare, sperindu-ne, lăsând la vedere în toată splendarea lor bețele roșii de sub banda adezivă argintie. Își împinse scaunul în spate cu piciorul. Da, policlinici! Noi avem niște policlinici modeste, unde doctorii, oameni buni, cum se cade, care făceau altădată bani frumoși, vin și își sacrifică din timpul lor ca să-i ajute pe bolnavi nu iau niciun ban. Pe vremul guvernul ne ajuta să plătim chiria, ne ajuta să cumpărăm medicamente și cele necesare. Acum jivinele au pus mâna pe guvern și banii s-au dus. Cât dați voi pentru policlinici? Rafter mă privea de parcă ar fi fost de datoria mea să fac ceva, poate să descoper brusc ceva în documente și să spun La naiba, uite aici, am donat o jumătate de milion pentru policlinici și centre de masă. Exact așa ar fi făcut l rafter, însă nu era felul meu. Eu nu voiam să fiu împușcat, domnul era mult mai ager decât părea. Am răsfoit documentele în timp ce domnul se îndrepta spre ferestre, aruncând o privire afară prin jaluzele. Poliția e peste tot, spuse el, dar atât de tare cât să-l putem auzi. Și o mulțime de ambulanțe. Brusc uită cu totul de ceea ce se întâmpla acolo jos și se întoarse pe lângă marginea mesei, târșindu-și picioarele, oprindu-se foarte aproape de ostaticii săi. Aceștia îi urmăreau fiecare mișcare, atenți mai ales la explozibil. Omul ridică încet arma și o îndreptă direct spre nasul lui Colburn, la mai puțin de un metru distanță. Tu cât ai dat pentru policlinici? Nimic! puse Colburn, strângând ploapele, gata să izbucnească în plâns. Inima parcă încetase să mai bată și îmi țineam respirația. Cât pentru centrele de masă? Nimic. Cât pentru adăposturile celor fără locuință? Nimic. În loc să-l împuște pe Colburn, omul se întoarse spre Nuzo și îi repetă cele trei întrebări. Nuzo îi dădu trei răspunsuri identice și domnul merse mai departe, țintind, punând aceleași întrebări și primind aceleași răspunsuri. Nu l împușcă pe rafter, dezamăgindu-ne în bună măsură pe toți ceilalți. 3 milioane de dolari, rosti el dezgustat și nici măcar un bănuț pentru cei bolnavi și flămânzi. Sunteți niște nemernici. Ne simțeam niște nemernici, iar eu am înțeles că nu avea de gând să ne omoare. Cum putea face rost de dinamită un vagabond oarecare și cine îl putea învăța cum să o armeze? Pe ne anunță că era foame și îmi ceru să-l sun pe șef și să-i comand niște supă de la misiunea metodistă de pe strada L, colț cu 17, în zona de nord-vest. Cei de acolo pun mai multe legume în zeamă, spuse domnul, iar pâinea nu e așa de veche cum se întâmplă în majoritatea cantinelor. Cantina face transporturi la cerere? întrebă Rudolf, cu o umbră de îndoială în glas. Cuvintele sale răsunară prin boxe în întreaga cameră. Faceți, spun Rudolf, nu mai comenta, am strigat la el, și să fie suficient pentru 10 persoane. Domnul, îmi spuse, să închid și blocă din nou liniile telefonice parcă și vedeam pe prietenii noștri plus un escadron întreg de polițiști străbătând orașul ca vântul, la ora cea mai aglomerată, năpustindu-se asupra micuței misiuni liniștite, unde zdrănțăroșii străzii stăteau aplecați asupra castroanelor de supă și se întrebau ce naiba se întâmplă. O comandă de 10 porții cu supliment de pâine. Domnul făcu încă un drum până la fereastră, când se auzi din nou zumzetul elicopterului, Arunca o privire afară, păși înapoi, își mângâie barba și reflecta asupra situației. Ce fel de invazie plănuia oare cu un elicopter? Poate că era pentru evacuarea răniților. Amstead era agitat de vreo oră spre nemulțumirea lui Rafter și Malamut, care aveau încheieturile mâinilor legate de ale lui. Până la urmă nu se mai putu stăpâni. Uh, domnule, scuzați-mă, dar chiar trebuie să mă duc la uh, camera băieților. Domnul continua să-și mângâie barba. Camera băieților? Ce mai e și asta? Trebuie să mă duc la toaletă, domnule, spuse Amsted, aproape ca un școlar. Nu mai pot să mă țin. Domnul arunca o privire de jur în împrejurul camerei și observă un vas de porțelan așezat cu minte pe o măsuță pentru cafea. Agitând din nou pistolul, îmi porunci să-l dezleg pe Amsted. Camera băieților e chiar aici, spuse domnul. Amsted scoase florile proaspete din vază și cu spatele la noi urină lung, în timp ce noi priveam în pământ. Când în sfârșit termină, domnul ne spuse să mutăm masa de conferință lângă ferestre. Masa avea aproape șapte metri lungime și, ca majoritatea mobilelor de la firma Drake Sweeney, era din lemn masiv, din alun, cu mine la un capăt și Amstead gâfâind, la celălalt am reușit să o mișcăm vreo doi metri, până când... Domnul ne-a spus să ne oprim. M-a pus să-i leg pe... Malamut și pe Rafter împreună, lăsându-l pe Amsted liber ca pasărea cerului. N-am să înțeleg niciodată de ce a făcut așa ceva. Apoi i-a obligat pe restul de șapte ostatici legați să se așeze pe masă cu spatele la perete. Nimeni nu a îndrăznit să-l întrebe de ce, dar eu îmi închipuiam că dorea un scut împotriva atrăgătorilor de elită. Mai târziu am aflat că poliția trimisese câțiva franc-tirori, camuflați pe acoperișul unei clădiri vecine, poate că domnul îi văzuse. După ce stătuseră în picioare timp de 5 ore, Rafter și compania erau ușurați să se poată odihni. Am să și cu mine am primit ordin să ne așezăm pe scaune, în timp ce domnul a luat și el loc la capătul mesei. Așteptam. Probabil că viața pe străz învață să fii răbdător. Omul părea mulțumit să stea așa tăcut vremea îndelungată, cu ochii ascunși în spatele ochelarilor de soare și capul perfect nemișcat. Cine ne-a evacuat, mormăi el, fără să se adreseze nimănui în mod special, așteptă câteva minute și rosti din nou aceeași întrebare. Schimbarăm o privire între noi, încurcați, fără să avem idee despre ce vorbea. Omul părea să fixeze cu privirea un punct de pe masă, aflat destul de aproape de piciorul drept al lui Colburn. Voi nu numai că ignorați pe cei fără adăpost, ci ajutați și la alungarea lor în stradă. Noi, bineînțeles, sunt cuvințăm din cap, intonând aceleași refren. Dacă el dorea să ne arunce vorbe grele, noi eram perfect de acord cu asta. Comanda noastră ajunsese cu câteva minute înainte de ora șapte. Se auzi o bătaie puternică în ușă. Domnul îmi spuse să dau un telefon și să anunț poliția că va omorâ pe unul dintre noi dacă vede sau aude vreo mișcare afară. I-am explicat cu grijă toate astea lui Rudolf și am subliniat că nu trebuie să se încerce nicio acțiune de salvare. Ne aflam în plină negociere. Rudolf răspunse că a înțeles. Amstead se îndreptă spre ușă, o descuie și se întoarse spre domnul pentru instrucțiuni. Domnul era chiar în spatele lui, cu arma la mai puțin de 30 de centimetri de capul lui Amstead. Deschide ușa foarte încet, spuse domnul. Eu stăteam în picioare la câțiva pași în spatele domnului când ușa se deschise. Mâncarea era așezată pe un mic cărucior pe care asistenții noștri îl foloseau pentru a căra de colo-colo imensele cantități de hârtie pe care le produceam noi. Am zărit patru pahare mari de plastic cu supă și o pungă maronie de hârtie plină cu pâine. Nu știu dacă era ceva de băut. N-am aflat niciodată. Am stat, făcu un pas afară în hol, puse mâna pe cărucior și se pregătea să-l tragă înapoi, spre camera de conferințe, când glonțul despica aerul. Un singur trăgător al poliției era ascuns în spatele unei servante, de lângă biroul doamnei de vie, la vreo 13 metri distanță, reușind să prindă momentul de care avea nevoie. Când Amsted s-a plecat să apuce căruciorul, capul domnului a rămas expus o fracțiune de secundă, iar trăgătorul l-a făcut praf. Domnul s-a legănat pe spate, fără să scoată un sunet, iar eu m-am trezit instantaneu cu fața plină de sânge și lichid cerebral. Am crezut că am fost și eu lovit și îmi amintesc că am urlat de durere. Am stăt zbiera undeva pe hol. Ceilalți șapte, sărind jos de pe masă, ca niște curci opărite, strigând și repezindu-se spre ușă, jumătate dintre ei trăgându-i pe ceilalți. Eu eram în genunchi, apăsându-mi palmele peste ochi, așteptând să explodeze dinamita. M-am repezit spre cealaltă ușă, departe de acel infern. Am descuiat-o și am dat-o de perete și am apucat să-l văd pentru ultima oară pe domnul, cum se zvârcolea pe unul din valoroasele noastre covoare orientale. Avea brațele larg desfăcute de parte de firul roșu. Holul se umplu imediat de polițiști din trupele speciale, toți îmbrăcați cu veste de protecție și niște căști înspăimântătoare. Câteva zeci dintre ei, ghemuiți, se apropiau de noi. Cu atâtea uniforme, totul părea mai îndunecat. Ne-au apucat și ne-au dus dincolo de secretariat spre lifturi. Sunteți rănit? M-au întrebat. Nu știam. Aveam sânge pe față și pe cămașă și un alt fel de lichid pe care doctorul l-a descris mai târziu drept fluid cerebrospinal. Capitolul 3 la primul etaj, cât mai departe cu putință, de domnul, familiile și prietenii așteptau. Zeci dintre asociații și colegii noștri erau înghesuiți în birouri și pe holuri, așteptând să fim salvați. La vederea noastră izbucniră în urale. Pentru că eu eram plin de sânge, am fost dus într-o sală mică de gimnastică, aflată la subsol. Sala aparținea firmei noastre și practic era ignorată de avocați. Eram prea ocupați ca să mai facem exerciții, și oricine era prins afară din birou putea fi sigur că primește și mai mult de lucru. Am fost imediat înconjurat de doctori, dar niciunul nu era din întâmplare soția mea. Odată ce i-am convins că sângele nu era al meu, s-au relaxat și mi-au făcut un examen de rutină. Presiunea sângelui crescuse, pulsul, o luase razna, mi-au dat un calmant. Ceea ce îmi doream din suflet era să fac un duș. M-au pus să mă întind pe o masă 10 minute ca să-mi verifice tensiunea. Sunt în stare de șoc? Am întrebat. Probabil că nu. Eu însă așa mă simțeam. Unde era clar? Să tusem șase ore sub amenințarea armei, cu viața atârnând de un fir de păr, iar ea nu se putea deranja să vină și să aștepte lângă restul familiilor. Am făcut un duș fierbinte îndelung. Mi-am spălat părul de trei ori cu mult șampon, apoi am rămas în picioare cu apa curgând de pe mine la nesfârșit. Timpul împietrise, nimic nu conta. Trăiam, respiram, Ieșeau abur din mine. M-am schimbat în hainele altcuiva, mult prea mari, și m-am întors pe masă pentru un nou control al tensiunii. Secretara mea, Polly, și-a făcut apariția și m-a strâns îndelung în brațe. Aveam nevoie cu disperare de așa ceva. Ea avea lacrimi în ochi. Unde e Claire?" am întrebat-o a fost chemată de urgență la spital. Încerc să prind legătura acolo. Poli știa că nu mai rămăsese mare lucru din căsnicia mea. Te simți bine? Mă întrebă ea. Cred că da. Le-am mulțumit doctorilor și am părăsit sala de gimnastică. Rudolf m-a întâmpinat în hol și cu stângăcie m-a strâns în brațe. Îmi adresa felicitări de parcă realizasem ceva deosebit. Nimeni nu are pretenția să lucrez mâine, îmi spuse el. Oare credea că o zi liberă îmi putea rezolva toate problemele? Nu m-am gândit la ziua de mâine, i-am răspuns. Ai nevoie de puțină odihnă, adăugă el, ca și cum doctorii nu se gândiseră la asta. Doream să vorbesc cu Uberi Nuzo, dar tovarășii mei de prizonierat plecaseră. Nimeni nu era rănit. Aveau doar pielea puțin jupuită pe la încheieturi. Cum carnajul fusese redus la minimum, iar băieții cei buni erau victorioși și zâmbitori, entuziasmul de la Drake și Sweeney se risipi rapid. Majoritatea avocaților și funcționarilor aștepta să ră la etajul întâi departe de domnul și explozibilele lui. Poli mi-a dusese par de siul, așa că l-am îmbrăcat peste treningul prea larg. Papucii brodați arătau ciudat, dar puțin împăsa. Sunt niște reporteri afară, îmi spuse Poli. Ah, da, mijloacele de informare, ce întâmplare, nu chiar obișnuitele împușcături de prin parcuri, ci o grămadă de avocați ținuți ostateci de către un vagabond nebun. Dar nu obținuseră povestea pe care o doreau, nu? Avocații scăpaseră cu viață, tipul cel rău se alesese cu un glonț, explozibilele se fâsâiseră atunci când purtătorul lor căzuse la podea. Ah, dar mai fi putut să fie o împușcătură, apoi o bombă, o străfulgerare de lumină albă, geamuri sparte, brațe și picioare căzând pe jos, toate astea registrate, cum se cuvine pe viu de echipa canalului nouă, ca subiect fierbinte al știrilor de seară. Te duc eu acasă," spuse Poli, vină după mine." Eram recunoscător că exista cineva care să-mi spună ce să fac. Gândurile mele erau lente și neclare, cadru după cadru, dintr-un film fără subiect sau decor. Am ieșit într-o ușă de serviciu de la parterul clădirii. Aerul nopții era rece și tare și am respirat dulceața până când au început să mă doară plămânii. Poli porni în fugă spre mașină în timp ce eu, ascuns după colțul clădirii, priveam circul de la intrare. Erau acolo mașini de poliție, ambulanțe, care de televiziune, ba chiar și o mașină de pompieri. Își strângeau lucrurile gata de plecare. Una dintre ambulanțe era parcată cu spatele la clădire, așteptând fără îndoială să-l ducă pe domnul la morgă. Sunt viu, sunt viu, îmi repetam fără încetare, zâmbind pentru prima dată. Sunt viu. Am strâns ploapele și am rostit o scurtă, dar sinceră rugăciune de mulțumire. Treptat am început din nou să aud sunetele acelea. Ce am amândoi, Poli, la volanul mașinii, înaintând fără grabă și așteptând ca eu să spun ceva și, dintr-o dată, am auzit bubuitul glonțului tras de Frank Tiror, apoi șocul punctului lovit și țopăitul celorlalți ostatici care se chinuiau să coboare de pe masă și să o zbughească afară. Ce văzusem, aruncasem o privire spre masa unde cei șapte fixau cu încăpățânare podeaua apoi din nou spre domnul, care ridicase arma și o îndreptase spre capul lui Amstead. Mă aflam exact în spatele lui când a fost lovit. Ce oprise glonțul să nu treacă prin el și să mă lovească pe mine? Gloanțele trec prin pereți, prin uși și prin oameni. Nu avea de gând să ne omoare. Am rostit abia auzit. Polis a liniștit auzindu-mi glasul. Atunci ce făcea? Nu știu. Ce dorea? Nu ne-a spus. E uimitor, de fapt, cât de puține s-au spus. Am stat acolo ore întregi, uitându-ne unii la alții. De ce nu a vrut să vorbească cu poliția? Cine știe, asta a fost cea mai mare greșeală a lui. Dacă lăsa telefoanele deschise, i-aș fi putut convinge pe polițiști că nu are de gând să ne ucidă. Doar nu vrei să dai vina pe polițiști. Nu, no. amintește-mi să le scriu niște scrisori de mulțumire. Lucrez mâine? Ce altceva să fac mâine? Mă gândeam doar că ți-ar putea prinde bine o zi liberă. Am nevoie de un an liber. O zi nu ajunge. Apartamentul nostru se afla la al treilea etaj al unui bloc dintr-un rând de clădiri de pe strada P din Georgetown. Poli a oprit la colț, i-a mulțumit și am coborât. După ferestrele întunecate știam că soția mea nu e acasă. Am cunoscut-o pe Claire la o săptămână după ce m-am mutat la Washington DC, tocmai absolvisem Universitatea Yale, și obținusem o slujbă grozavă într-o firmă bogată și mă aștepta un viitor strălucit, la fel ca și pe ceilalți 50 de neinițiați din anul meu. Ea își încheia studiile de științe politice la Universitatea Americană. Bunicul ei fusese pe vremuri guvernator în Rhode Island, iar familia ei avea de secole relații în lumea bună. Asemenea, majorității firmelor mari Drake and Sweeney îi privește pe proaspeții absolvenți ca pe un cui în coastă. Lucram 15 ore pe zi, 6 zile pe săptămână, iar duminica era ziua de întâlnire săptămânală cu Claire. Duminica seara eram la birou. Ne gândeam că dacă ne căsătorim, puteam petrece mai mult timp împreună. Măcar puteam împărți același pat, dar totul se cam reducea numai la somn. Nunta a fost grandioasă, luna de miere scurtă și după ce entuziasmul a trecut, m-am întors la birou pentru câte 90 de ore pe săptămână. În cea de-a treia lună a Uniunii noastre au trecut nici mai mult, nici mai puțin decât 18 zile fără sex. Ea le număra. A fost înțelegătoare în primele luni, dar apoi s-a cam plictisit să fie neglijată. O înțelegeam, dar tinerii asociați nu se plâng în birourile sacre de la Drake Sweeney. Mai puțin de 10% din fiecare promoție ajung parteneri, așa încât competiția este nemiloasă. Răsplata e imensă, cel puțin un milion de dolari pe an. Onorariile încărcate sunt mai importante decât o soție fericită. Divorțul e ceva normal. Nici prin gând nu-mi trecea să-l rog pe Rudolf să-mi ușureze sarcina. Către sfârșitul primului an, petrecut împreună, Claire era foarte nefericită și am început să ne certăm. S-a hotărât să se înscrie la medicină. Obozită să stea acasă și să se uite la televizor, s-a gândit să-și găsească o preocupare care să ia la fel de mult timp ca și mie. Eu m-am gândit că era o idee minunată. Îmi anula în mare parte sentimentul de vinovăție. După patru ani de lucru la firmă, au apărut aluziile despre șansele mele de a ajunge partener. Aluziile erau adunate și comparate de către mulți asociați. Părerea generală era că eu aveam șanse foarte rapide pentru parteneriat, dar trebuia să muncesc și mai mult. Claire era foarte hotărâtă să-și petreacă și mai mult timp departe de casă decât mine, așa că amândoi am căzut victimele unei obsesii prostești pentru muncă. Certurile au încetat, dar pur și simplu ne-am îndepărtat. Ea avea prietenii ei, interesele ei, eu pe ale mele. Din fericire, nu am făcut greșeala de a da naștere vreunui urmaș. Ce n-aș da să mă fi purtat altfel? Ne iubiserăm cândva, dar lăsaserăm acea dragoste să se piardă. Intrând în locuința întunecată, aveam nevoie de clar pentru prima dată după mulți ani. Există momente când orice om simte nevoia să fie dorit, mângâiat, să-i se spună că se gândește cineva la el. Mi-am turnat o porție de vodcă cu gheață și m-am așezat pe canapeaua din salon. Eram furios și posumflat pentru că eram singur, dar nu după mult timp gândurile mi s-au îndreptat din nou, spre cele șase ore petrecute cu domnul. Două porții de vodcă mai târziu am auzit-o la ușă, a deschis și m-a strigat. Michael? Nu i-am răspuns pentru că eram la fel de furios și bosunflat. Ea intră în încăpere și se opri în loc când mă văzu. Te simți bine? Mă întrebă, sincer îngrijorată. N-am nimic, i-am răspuns moale. Își puse poșeta deoparte și își scoase haina, apoi se îndrepta spre canapea, aplecându-se deasupra mea. Unde ai fost?" am întrebat-o. La spital." Normal," am urmăit eu, sorbind o gură zdravănă de băutură. Uite ce, eu am avut o zi proastă." Zău, știu tot ce s-a întâmplat, Michael." Zău?" Bineînțeles, atunci unde n-ai mai fost?" la spital. Nouă dintre noi au fost ținuți ostateci de un nebun. Opt familii și-au făcut apariția pentru că erau cât de cât îngrijorate. Am avut noroc că am scăpat, iar eu am fost nevoit să mă las adus acasă de secretară. Nu puteam veni acolo. Normal că nu. Cum de nu m-am gândit. Se așeză pe un scaun lângă canapea. Ne priveam cu răceală. Ne-a obligat să stăm la spital, ea, pe un ton ca de gheață. Știam care e situația cu ostatecii și exista riscul să apară răniți. Asta e procedura standard în astfel de situații. Se anunță spitalele și toată lumea rămâne la dispoziția lor. Încă o sorbitură prelungă și am încercat să găsesc ceva ironic să-i spun. La birou nu te puteam ajuta, continua ea. Eu așteptam la spital. Ai sunat? Am încercat, mereu suna ocupat. În cele din urmă am dat de un polițist și el mi-a închis receptorul. Asta se întâmpla acum mai bine de două ore. Unde ai fost după aceea? În sala de operații. Un băiețel a murit pe masă, fusese lovit de o mașină. Îmi pare rău, i-am răspuns. Nu puteam înțelege cum era posibil ca doctorii să se lovească de atâta durere și moarte. Că despre mine, domnul era abia al doilea cadavru pe care îl văzusem vreodată. Și mie îmi pare rău, spusea. Cu aceste cuvinte se îndreptă spre bucătărie și se întoarse cu un pahar de vin. Am rămas o vreme așa, amândoi, în semi-întuneric. Cum noi eram obișnuiți să comunicăm, era foarte greu să o facem acum. Vrei să vorbești despre ce s-a întâmplat? mă întrebă ea. Nu, încă nu. Într-adevăr, nu doream. Efectul alcoolului amestecat cu medicamente mă făcea să respir din ce în ce mai greoi. Mă gândeam la domnul, la cât de calm și liniștit era, deși agita o armă și avea dinamită legată peste brâu. Nu-l deranjau cât uși de puțin lungile momente de tăcere. Tăcere îmi doream și eu. Puteam să vorbesc a doua zi. Capitolul 4. Medicamentele și-au făcut efectul până a doua zi dimineață la ora 4, când m-am trezit simțind în nări mirosul greu al lichidului cerebral lipicios al domnului. Pentru o clipă în întuneric am intrat în panică. Mi-a frecat nasul și ochii și m-am zvârcolit pe canapea până când am auzit pe cineva mișcându-se. Claire dormea într-un fotoliu lângă mine. Stai liniștit, șoptia cu blândețe, atingându-mi umărul. A fost doar un coșmar. Vrei să-mi aduci niște apă? Am rugat-o eu și ea s-a dus la bucătărie. Am stat de vorbă o oră întreagă, i-am spus tot ce mai puteam aminti despre cele întâmplate. Ea a stat aproape de mine, mângâindu-mă pe genunchi, ținând paharul cu apă, ascultând cu atenție. Vorbisem atât de puțin între noi în ultimii câțiva ani. Claire trebuia să-și viziteze bolnavii la ora 7, așa că am pregătit împreună micul dejun cu sărățele și șuncă. Am mâncat pe policioara din bucătărie cu un televizor micuț în fața noastră. Știrile de la ora 6 au început cu informații despre drama ostaticilor. Arătau imagini ale clădirii în timpul crizei, mulțimea de afară, câțiva dintre și mei de captivitate care se grăbeau să plece de acolo după ce se terminase totul. Cel puțin unul dintre elicopterele pe care noi le auzis Serum, aparținea unui canal de știri, iar aparatul de filmat făcuse un stop-cadru al ferestrei. Prin ea, pentru câteva clipe, l-am putut vedea pe domnul privind afară cu grijă. Numele lui era Dufon Hardy, în vârstă de 45 de ani, un veteran al războiului din Vietnam cu ceva cazier. Poza făcută la arestarea sa pentru efracție apărea pe ecran în spatele prezentatorului știrilor de dimineață. Nu se mâna deloc cu domnul, nu avea nici barbă, nici ochelari și era mult mai tânăr. Era prezentat drept un om fără adăpost care obișnuia să se drogheze. Nu se menționa nicio rudă apropiată. Firma nu avea niciun comentariu de făcut și povestirea își cam pierdut din interes. Urma vremea. Se așteptau căderi masive de zăpadă spre seară. Era 12 februarie și fusese deja stabilit un record de precipitații. Claire m-a dus cu mașina la birou unde, la ora șase și jumătate, nu m-a mirat deloc să-mi văd automobilul marca Lexus, parcat printre alte mașini de import. Parcarea nu rămânea niciodată goală. Erau și oameni care dormeau la serviciu. I-am promis că o să sun mai târziu în cursul dimineții ca să încercăm să mâncăm de prânz la spital. Ea dorea să nu fac prea mult efort, măcar o zi sau două. Ce puteam să fac? Să stau întins pe canapea și să iau medicamente? Toată lumea părea să fie de acord într-o privință, și anume că aveam nevoie de o zi liberă, după care presupun că se așteptau să mă întorc la obligațiile mele, cu motoarele funcționând din plin. I-am salutat pe cei doi paznici foarte treji, aflați în holul de la intrare. Trei sau patru lifturi erau deschise în așteptare și aveam de unde alege. Am intrat în cel pe care îl luasem împreună cu domnul și timpul parcă s-a oprit în loc. Sute de întrebări nu-mi dădeau pace. De ce alesese clădirea noastră, firma noastră? Unde fusese înainte să intre în hol? Unde erau oamenii de pază care de obicei își pierdeau vremea în fața clădirii? De ce mă alesese tocmai pe mine? Sute de avocați intrau și ieșau pe tot parcursul zilei. De ce etajul al șaselea? Și ce anume urmărea, eram convins că de von Hardy nu se chinuise atâta să se lege cu explozibile și să-și riște viața așa amărâtă cum era, numai ca să pedepsească o șleachtă de avocați doar pentru că erau lipsiți de generozitate. Putea găsi destui oameni bogați, poate și mai lacomi. Întrebarea lui cine ne-a evacuat rămăsese fără răspuns, dar răspunsul nu avea să se lase prea mult așteptat. Liftul s-a oprit și am coborât de data asta, fără să mă urmărească nimeni. Doamna devie încă dormea la ora aceea pe undeva, iar etajul al șaselea era cuprins de liniște. M-am oprit în dreptul biroului ei, fixând cu privirea cele două uși ce dădeau spre sala de ședințe. Am deschis-o încet pe cea mai apropiată, cea în pragul căreia se afla Amsted când glonțul i-a trecut pe deasupra capului, pătrunzând în capul domnului. Am tras adânc aer în piept și am aprins lumina. Nu se întâmplase nimic. Masa de ședințe și scaunele erau așezate în perfectă ordine. Covorul oriental pe care murise domnul fusese înlocuit cu unul și mai frumos. Pereții fusese răvăruiți proaspăt. Chiar și gaura făcută de glonț în plafon deasupra lui Rafter dispăruse forțele care comandau la firma Drake Sweeney cheltuiseră ceva parale în seara trecută pentru a face să pară că incidentul nici nu avusese loc. Era posibil ca în cursul acelei zile ceva curioși să fie atrași de camera în cauză, drept pentru care nu exista nimic care să atragă privirea. Lumea și-ar fi neglijat eventual munca preț de câteva clipe. Pur și simplu nu era cu putință să rămână nici măcar o urmă, oricât de mică, a gunoiului străzii în neprihănitele noastre birouri o acoperire făcută cu sânge rece și, trebuie să recunosc, înțelegeam logica pe care se baza. Era cea a albilor bogați. Oare la ce mă așteptam? La o întreagă ceremonie în memoria mortului? Sau la un buchet de flori adus acolo de tovară și de suferință ai domnului oamenii străzii? Nu știu la ce mă așteptam, dar mirosul varului proaspăt îmi făcea greață. În fiecare dimineață, pe biroul meu, exact în același loc, se găseau The Wall Street Journal și The Washington Post. Pe vremuri știam chiar și numele celui care le aducea, dar îl de mult. Pe prima pagină a secțiunii de știri din post, chiar sub îndoitura de la mijloc, îți atragea atenția aceeași poză a lui Defon Hardy, urmată de o relatare amplă a micii crize întâmplate cu o zi în urmă. Am citit-o rapid pentru că. Mi-am imaginat că știam mai multe detalii decât orice reporter. Dar tot am mai aflat câteva lucruri. Bețele roșii nu erau de dinamită. Domnul luase două bețe de mătură, le tăiase cu ferăstrăul în bucăți mai mici și lipise în jurul lor banda adezivă argintie, care ne înfricoșase atât de mult. Arma era de calibrul 11 furată. Fiind vorba despre post, articolul se referea mai mult la Defon Hardy decât la victime, Deși, ca să fim sinceri și spre marea mea satisfacție, absolut nimeni de la firma Drake Sweeney nu suflase o vorbă. După spusele lui Mordecai Green, Director al centrului legal, de pe strada 14, de von Hardy lucrase mulți ani ca portar la grădina botanică. Își pierduse slujba ca urmare a unor reduceri de buget. Făcuse câteva luni de închisoare pentru spargere, apoi ajunsese pe străzi. Să luptase cu alcoolul și drogurile și cu regularitate, era prins furând din magazine firma lui Green îl reprezentase de mai multe ori. Dacă avea familie, avocatul lui nu știa nimic despre ea. Cât despre motiv, Green nu prea avea ce spune. Amintea totuși că de Von Hardy fusese evacuat recent dintr-un vechi depozit în care se adăpostea. Evacuarea era o procedură legală dusă la îndeplinire de avocați. Aveam o bănuială suficient de puternică legată de o anumită firmă, dintre miile existente în Washington DC care l-aruncase pe domnul în stradă. Centrul legal de pe strada 14 fusese deschis printr-o acțiune de caritate și lucra numai cu cei fără adăpost conform celor spuse de Green. La început, când aveam bani de la stat, aveam șapte avocați, acum am mai rămas doar doi, spune el. Deloc surprinzător, Journal nu amintea nimic despre cele petrecute. Dacă vreunul dintre cei nouă avocați specializați în corporații aparținând celei de-a cincea firme, ca mărime din țară, ar fi fost ucis sau măcar ușor rănit, vestea ar fi ocupat prima pagină. Slavă cerului că treaba nu fusese mai gravă și că eu mă aflam în biroul meu, citindu-mi ziarele întreg și ocupat până peste cap. Aș fi putut să fiu la morgă, alături de domnul. Poli sosi cu câteva minute înainte de opt, zâmbind larg și aducând cu ea o tavă cu prăjituri de casă. Nu era surprinsă să mă găsească la birou. De fapt, toți cei nouă statici sosiră la lucru majoritatea înainte de vreme. Ar fi fost un evident semn de slăbiciune să stea acasă cu nefestele și să se lase răsfățați. Artur te caută la telefon, mă anunță Poli. Firma noastră avea cel puțin 10 persoane cu numele de Artur, dar unul singur se învârtea printre noi, fără să aibă nevoie de un nume de familie. Arthur Jacobs era unul dintre partenerii principali ai firmei, director executiv, forța conducătoare, omul pe care mulți îl admirau și îl respectam enorm. Dacă firma avea cu adevărat suflet, acela era Arthur. În șapte ani eu vorbisem cu el de trei ori. I-am spus că n-am pățit nimic, m-a lăudat pentru curajul și purtarea mea sub presiune, iar eu m-am simțit aproape un erou. Mă întrebam de unde știa. Probabil că înainte vorbise cu Malamud și... Acum ajungea la subalterni, așadar începeau poveștile precis că aveau să apară și glume. Amset și vaza lui de porțelan aveau să producă destule hohote de râs, fără îndoială. Artur dorea să se întâlnească cu foștii ostateci la ora 10 în sala de ședințe pentru registrarea depozițiilor noastre pe caseta video. De ce? L-am întrebat. Tipii de la echipa de litigi zic că n-ar strica, mi-a răspuns tăios, în ciuda celor 80 de ani pe care îi avea. Probabil că familia lui îi va da în judecată pe polițiști. Bineînțeles, i-am răspuns. Și probabil că ei ne vor solicita ca apărători. Știi tu, unii oameni sunt în stare să te dea în judecată pentru orice motiv. Slavă Domnului, abia m-am abținut să nu rostesc. Ce ne-am face noi fără procese? I-am mulțumit pentru grija ce mi-o purta și legătura s-a întrerupt. Se grăbea să sune un alt ostatic. Parada a început înainte de nou, un flux constant de binevoitori și bârfitori care zăboveau pe lângă biroul meu profund îngrijorați, dar și salivând după detalii. Aveam o mulțime de treburi, dar nu puteam să mă apuc de nimic. În momentele de liniște dintre oaspeți, stăteam și căscam gura la șirul de dosare care așteptau să le dau puțină atenție în timp ce eu rămâneam indiferent. Mâinile mele rămâneau țepene. Situația se schimbase. Lucrul nu mai era important. Biroul meu nu mai însemna o chestiune de viață și de moarte. Văzuse moartea cu ochii, aproape că o atinsesem și eram un naiv dacă îmi închipuiam că pot pur și simplu să dau din umeri și să iau totul de la capăt, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. M-am gândit la Defon Hardy și la bețele lui roșii cu Fire multicolore care mergeau în toate direcțiile, pierduse ore întregi construindu-și jucăriile și plănuindu-și atacul. Furase o armă, găsise firma noastră, făcuse o greșeală fundamentală care îl costase viața și nimeni, nici măcar o singură persoană dintre cei cu care lucram, nu dădea doi bani pe treaba asta. În cele din urmă am plecat. Venea din ce în ce mai multă lume și trebuia să discut cu oameni pe care nu-i puteam suferi. Au sunat doi reporteri, i-am spus lui Poli că am niște mur de făcut și ea mi-a amintit de întâlnirea cu Artur. M-am dus până la mașină, am pornit motorul și am dat drumul la căldură. Am rămas acolo o vreme îndelungată, reflectând dacă merita să particip la reconstituire. Dacă lipseam Artur, s-ar fi supărat. Nimeni nu lipsește de la o întâlnire cu Artur. Am pornit la drum. Era una din rarele ocazii când puteam să fac o prostie. Fusesem traumatizat. Trebuia să plec. Arthur și restul firmei n-aveau ce face. Trebuia să mă lase în pace. Am pornit către Georgetown, însă fără o țintă precisă. Cerul era acoperit de nori negri întunecați. Trecătorii pășeau mai grăbiți ca de obicei pe trotuare. Echipele de dezăpezire... Se pregăteau să intre în acțiune. Pe strada M am depășit un cerșetor și m-am întrebat dacă îl cunoștea pe Defon Hardy. Unde se duc oamenii străzii pe Viscol? Am sunat la spital și am fost informat că soția mea urma să rămână la urgențe timp de câteva ore. Adio, prânz romantic la bufetul spitalului. Am întors și m-am îndreptat spre nord-vest, trecând pe lângă Logan Circle. Am intrat în cartierul Margina și în cele din urmă am găsit centrul legal de pe strada 14, intersecția dintre strada 14 și Q. Cartierul de Nord-Vest, am parcat lângă colț, sigur că nu-mi voi mai revedea lexusul niciodată. Centrul ocupa jumătate dintr-o clădire de cărămidă roșie cu trei etaje în stil victorian, ajunsă într-o stare jalnică. Ferestrele de la ultimul etaj fuseseră închise cu scânduri vechi. Alături se afla o spălătorie prăpădită, cu siguranță că prin apropiere puteai da peste destule case dărăpânate. O copertină de un galben tare se deschidea deasupra intrării, iar eu nu știam dacă să bat la ușă sau să intru pur și simplu. Ușa nu era încuiată, așa că am răsucit ușor mânerul și am pășit într-o altă lume. Era un birou de avocatură, ca multe altele și totuși foarte diferit de Drake and Sweeney, cu decorațiile de marmură și mahon de acolo. În camera spațioasă care se deschidea în fața mea se aflau patru birouri de metal, fiecare dintre ele abia mai putând respira sub teancurile de dosare așezate unele peste altele. Alte dosare erau puse la întâmplare pe covorul roz de jur împrejurul birourilor. Coșurile de gunoi erau pline, iar tot felul de foi desprinse din bloc notesuri avocățești alunecaseră pe podea. Un perete era acoperit de fișete în toate culorile. Mașinile electrice de scris și telefoanele erau vechi de 10 ani. Rafturile de lemn erau îndoite la mijloc. O poză mare ștearsă a lui Martin Luther King atârna într-o parte pe peretele din spate. Câteva birouri mai mici se deschideau din camera principală, un loc înghesuit și plin de praf, dar pe mine mă fascina. Femeia hispanică, arborând un aer de evidentă ostilitate, se opri din dactilografiat după ce mă studie câteva clipe. Cauți pe cineva? Mă întrebă. Era mai mult o provocare decât dorința de a afla ceva. O recepționistă de la firma Drake and Sweeney ar fi fost concediată pe loc pentru o asemenea primire. Era Sofia Mendoza, conform plăcuței marcate cu numele ei, așezată într-o parte a biroului și, curând, aveam să aflu că era mai mult decât o simplă recepționistă. Dintr-una din camerele laterale se auziră niște urlete și am tresărit. Sofia, nici nu clipi. Îl caut pe Mordecai Green, i-am răspuns politicos și în acel moment omul care răcnise își făcu apariția din biroul lateral, oprindu-se în camera principală. Podeaua se zguduia la fiecare pas al său. Bărbatul striga după cineva pe nume Abraham. Sofia a făcut un semn cu capul arătând spre el, apoi nu mai dădu nicio atenție și se întoarse la mașina ei descris. scris. Green era negru și masiv, avea cel puțin un metru nouăzeci, înălțime și o alură mai degrabă solidă. Să fie avut puțin peste 50 de ani, avea o barbă încărunțită și ochelari rotunzi cu rame roșii. Îmi aruncă o privire fără să spună nimic, apoi strigă din nou după Abraham și mai schiță câțiva pași făcând să scârție podeaua. dispără într-un birou și după câteva clipe ieși de acolo fără Abraham. Încă o privire spre mine și apoi. Cu ce vă pot ajuta? M-am îndreptat spre el și m-am prezentat. Încântat de cunoștință mi-a răspuns, dar numai pentru că așa trebuia. Care-i problema? De von Hardy am răspuns. M-a privit câteva clipe, apoi s-a întors spre Sofia, adâncită în treaba ei, făcu un semn cu capul spre biroul lui și l-am urmat intrând într-o cameră de 3 metri pe 3, fără ferestre, în care întregul spațiu liber de pe podea era acoperit cu dosare maronii și cărți de drept tocite. I-am oferit cartea mea de vizită, încrustată cu aur, de la Drake Sweeney, pe care a studiat-o îndelung încurcat. Apoi mi-a dat-o înapoi, întrebându-mă, Murei de curiozitate, nu?" Nu i-am răspuns, luând mi cartea de vizită. Ce dorești? Vin cu gânduri de pace. Am fost la un pas de a fi lovit de glonțul ce l-a răpus pe domnul Hardy. Era în cameră cu el? Da. A tras aer în piept și a renunțat la figura încruntată. Mi-a făcut semn spre singurul scaun aflat pe partea mea. Ia loc. Dar s-ar putea să te murdărești. Ne-am așezat amândoi. Atingeam biroul cu genunchi și îmi țineam mâinile adânc înfundate în buzunarele pardesiului. Un radiator hârâia în spatele lui. Ne-am privit în ochi, apoi ne-am uitat în altă parte. Eu eram cel care venise în vizită, așa că trebuia să spun ceva. Dar el a vorbit mai întâi. Cred că ai avut o zi grea, nu?" mă întreba, cu vocea lui răgușită, vorbind mai încet și aproape cu compasiune. Nici pe departe cât Hardy. Ți-am văzut numele în ziar de asta am venit." Nu sunt sigur ce ar trebui să fac. Crezi că familia va intenta proces? Dacă așa stau lucrurile, poate că ar fi mai bine să plec. Nu există familie, așa că nu sunt șanse pentru un proces. Aș putea să fac ceva scandal. Îmi imaginez că polițistul care l-a ucis e alb, așa că aș putea stoarce ceva parale de la primărie. Probabil că am ajunge la o înțelegere compensatorie, dar nu e genul meu de distracție. Făcu un semn cu mâna spre birou și continuă. Dumnezeu știe că am și așa destule de făcut. Eu nu l-am văzut pe polițist, am spus, dându-mi seama de acest lucru pentru prima dată, de încolo de proces. De asta ești aici? Nu știu de ce am venit. De dimineață m-am întors la birou ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, dar nu mi-am putut aduna gândurile. Am plecat la drum cu mașina și am ajuns aici. Green clătină încet din cap ca și cum ar fi încercat să înțeleagă. Vrei cafea?" Nu, mulțumesc." Îl cunoșteai destul de bine pe domnul Hardy?" Da." Defon era un client obișnuit. Unde este acum?" Probabil la morgă, la spitalul municipal." Dacă nu are familie, ce se va întâmpla cu el? Primăria se ocupă de înmormântarea celor care nu au pe nimeni. Termenul oficial este de înmormântarea săracului. E un cimitir în apropiere de stadionul F. Kennedy, unde îi îngroapă pe toți. Nici nu-ți închipui cât de mulți mor singuri. Sunt convins. De fapt, nici nu-ți poți imagina ce înseamnă viața unui om fără adăpost. Era o mică provocare, iar eu nu aveam chef să ripostez. Știi cumva dacă avea SIDA? Green își lăsă capul pe spate, privi în tavan, apoi reflectă câteva clipe la vorbele mele. De ce? Stăteam în spatele lui. Glonțul i-a despicat ceafa. Mi-a umplut fața cu sânge. Atât. Cu aceste cuvinte am trecut granița de la tipul rău la omul alb obișnuit. Nu știu dacă avea sida. Se verifică și asta când mor? Cei fără adăpost? Da. În cele mai multe cazuri, da, totuși de fond a murit din alte cauze. Poți să afli? ridică din numeri și reflectă din nou. Bineînțeles, răspunse într-un târziu, fără chef, scoțând stiloul din buzunar. De asta ai venit? Era îngrijorat de Sida? Presupun că e unul dintre motive. Dumneata n-ai fi îngrijorat? Sigur că da. Își făcu apariția și Abraham, un tip micuț neliniștit de vreo 40 de ani, genul tipic de avocat din oficiu. Evreu, cu barba întunecată, ochelari cu ramă de baga, îmbrăcat cu jachetă șifonată, pantalon cachi plin de cute și adidaș murdar și purtând plin de sine aura celui care încearcă să salveze lumea. Mă ignoră cu desăvârșire, iar Green nu era un maestru al amabilităților sociale. Se anunță nămeți, îi spuse Green. Trebuie să fim siguri că toate adăposturile sunt deschise. Mă ocup de asta, îi riposta Abraham și plecă imediat. Știu că ești ocupat, i-am spus. Asta e tot ce dorei? Un test de sânge? Da, cred că da. Ai idee de ce a făcut-o? Își scoase ochelarii cu rame roșii, îi șterse cu un șervețel și se frecă la ochi. Era bolnav mintal asemenea multora dintre acești oameni. Îți petreci ani buni în stradă, muiat în alcool, îndopat cu droguri, dormi în frig, ești aruncat de colo-colo de către un polițist sau extremist, treaba te nebunește. În plus, avea de plătit o poliță. Evacuarea. Da. Acum câteva luni s-a mutat într-un depozit abandonat pe strada a New York, colț cu Florida. Cineva a montat niște placaje, a împărțit suprafața și a făcut niște apartamente mici. Nu era rău pentru pretențiile lor. Avea un acoperiș, toalete, apă curentă, 100 de dolari pe lună, plătibil unui fost proxenet care aranjase clădirea și pretindea că e proprietarul ei. Era adevărat? Cred că da. Green trase un dosar subțire dintr-unul din teancurile de pe birou și minune. Era chiar cel de care aveam nevoie. De aici totul se complică, continuă el. Luna trecută, proprietatea a fost achiziționată de o companie pe nume River Oaks, specializată în afaceri imobiliare pe picior mare. Iar River Oaks a evacuat pe toată lumea? Da. Deci e foarte posibil ca River Oaks să fi fost reprezentat de firma mea foarte probabil aș spune. De ce e complicat? Am auzit vorbindu-se că nu li s-a dat nicio înștiințare înainte de a evacuare. Oamenii pretind că îi plăteau proxenetului chiriei, iar dacă e așa, atunci nu stăteau acolo ilegal, erau chiriași, așa că aveau dreptul să fie tratați ca atare. Ocupanții ilegali nu primesc înștiințare? Nu, iar asta se întâmplă tot timpul. Oamenii străzi se mută într-o clădire abandonată și, de cele mai multe ori, nu se întâmplă nimic, așa că au impresia că le aparține. Proprietarul, dacă își face cumva apariția, îi poate da afară fără înștiințare. Ei nu au niciun fel de drepturi. Cum a ajuns de von Hardy să afle despre firma noastră? Cine știe? Nu era prost să știi. Nebunda, dar nu prost. Îl cunoști pe Proxenet? Da, nu se poate pune voază pe el. Unde spuneai că e depozitul? Nu mai acolo. L-au dărâmat săptămâna trecută. Abuzasem suficient de timpul lui Green și a privit ceasul de la mână, eu l-am privit pe al meu. Am schimbat numerele de telefon și am promis să ținem legătura. Mordecai Green era un om bun, cum se cade, care lucra din greu în lumea străzii, protejând hoarde întregi de clienți fără nume. În felul în care el practica avocatura, avea nevoie de mult mai mult suflet decât aș fi putut dovedi eu însumi vreodată. La ieșire am ignorat-o pe Sofia pentru că eram sigur că și ea mă ignora. Lexusul meu era tot acolo parcat la colțul străzii, deja acoperit de câțiva centimetri de zăpadă. Capitolul 5 M-am lăsat purtat de viscol prin oraș. nu -mi puteam aminti când străbătusem ultima dată străzile capitalei fără să fiu în întârziere la o ședință. Era cald și uscat în mașina puternică de lux și mă mișcam pur și simplu în ritmul traficului. Nu aveam unde să mă duc. Era mai bine să nu dau pe la birou o vreme, căci cu siguranță că Artur era furios pe mine. În plus, ar fi trebuit să suport zeci de vizite întâmplătoare toate începute cu penibilul ce mai faci. Telefonul din mașină a început să sune. Era Poli care intrase în panică. Unde ești? Cine vrea să știe? O mulțime de lume, mai întâi Arthur, Rudolf, a mai sunat un reporter. Câțiva clienți au nevoie de consultanță, iar Claire a sunat de la spital. Ce dorește? E îngrijorată ca toată lumea. Mă simt bine, Poli. spune tuturor că sunt la doctor. E adevărat? Nu. Dar ar putea fi. Ce a spus Arthur? N-a sunat. În schimb a sunat Rudolf. Te așteptau. Lasă aștepte. O pauză apoi. În regulă. Când s-ar putea să treci pe aici? Nu știu, cred că atunci când mă va lăsa doctorul. De ce nu pleci acasă? Suntem în plin viscol. Te sun eu mâine. I-am spus și am închis. Locuința noastră era un loc pe care arare ori îl mai văzusem în lumina zilei și nu suportam gândul să stau lângă foc ca să privesc cum ninge. Dacă mă duceam în vreun bar, mai mult ca sigur că nu aveam să mai plec de acolo, așa că mi-am continuat drumul. Eram purtat de trafic. La ora la care navetiștii își începeau o retragere grăbită spre suburbiile Maryland și Virginia, am străbătut în viteză străzi aproape pustire venind în oraș. Am găsit cimitirul de lângă stadion, acolo unde erau înmormântați cei de care nu se interesa nimeni și am trecut pe lângă misiunea metodistă de pe strada 17, locul de unde ne fusese trimis misă cu o seară înainte cina, pe care nu o mai mâncasem. Am trecut prin zone ale orașului în care nu fusesem niciodată și care, probabil, nu aveam să le mai revăd vreodată. Către ora 4, orașul devenise pustiu. Cerul se întuneca, iar ninsoarea se întețea. Un strat de vreo 10 cm se așternuse pe jos și previziunile anunțau mult mai mult. Bineînțeles, nici măcar viscolul nu putea opri lucrul la firma Drake Sweeney. Cunoșteam avocați de acolo care se dădeau un vânt după lucrul la miezul nopții și duminicile, pentru că nu suna telefonul. Din soarea puternică era un plăcut răgaz de la epuizantul chin al ședințelor și conferințelor telefonice fără sfârșit. Un paznic din hol m-a informat că secretarele și majoritatea funcționarilor fusese rătrimiși acasă la ora 3. Am luat din nou liftul domnului. Pe biroul meu, într-un teanc ordonat, se aflau o duzină de mesaje telefonice din care nu mă interesa niciunul. M-am îndreptat spre computer și am început să studiez indexul clienților noștri. River Oaks era o corporație din Delaware formată în 1977 cu sediul la Hagerston, statul Maryland. Era construită cu capital privat, astfel că nu existau decât puține informații financiare. Reprezentantul ei legal era and Brayden Chance Un nume necunoscut mie. L-am căutat în impresionanta noastră bază de date. Cens era partener în divizia noastră de afaceri imobiliare, aflată undeva la etajul 4. În vârstă de 44 de ani, căsătorit cu studii juridice la Duke, colegiul la Gettysburg, remarcabil, dar perfect previzibil. Cu 800 de avocați care amenințau și intentau procese în fiecare zi, firma noastră avea peste 35 de de dosare în curs, ca să fim siguri că nu cumva biroul din New York să intenteze proces vreunuia dintre clienții noștri din Chicago, fiecare dosar nou era imediat introdus în baza noastră de date. Fiecare avocat, secretară sau asistent de la Drake Sweeney avea un computer personal și, prin el, acces imediat la informații generale despre toate dosarele. Dacă unul dintre avocații noștri specializați în succesiuni, se ocupa de bunurile imobiliare ale unui client din Palm Beach, eu puteam, dacă doream, să apăs câteva taste și să aflu informațiile de bază despre felul în care firma se ocupa de caz. Aveam 42 de dosare pentru River Oaks, aproape toate fiind tranzacții imobiliare în care compania cumpărase proprietăți. Cens era avocatul înregistrat pe fiecare dosar. Patru erau acțiuni de evacuare, din care trei avuseseră loc cu un an în urmă. Prima fază a cercetării se dovedea a fi ușoară. Pe 31 ianuarie, River Oaks cumpărase o proprietate pe Florida Avenue. Firma care o vindea era Tag Inc. Pe 4 februarie, clientul nostru a evacuat un număr de locatari ilegali, dintr-un depozit abandonat făcând parte din proprietate, dintre care unul știam acum era domnul de von Hardy, pe care evacuarea îl afectase profund și, cine știe cum, dăduse de urma avocaților. Am copiat numele și numărul dosarului și m-am îndreptat agale spre etajul 4. Nimeni nu se alătura unei firme mari cu gândul de a deveni un avocat specializat în tranzacții imobiliare. Existau domenii mult mai spectaculoase în care îți puteai consolida reputația. Litigiile erau veșnicele favorite, iar avocații specialiști rămâneau cei mai favorizați de soartă, cel puțin în cadrul firmei. O parte mică din domeniile corporative atrăgeau mari talente, fuziunile și achizițiile erau încă un subiect fierbinte, iar titlurile de proprietate un subiect dintotdeauna favorit. Domeniul meu, antitrust, era foarte respectat. Sistemul de taxe și impozite era cumplit de complex, dar specialiștii erau admirați de toată lumea. Relațiile guvernamentale, lobby, nu plăceau nimănui, dar aduceau atâtea venituri că fiecare firmă de avocatură din capitală avea armate întregi de avocați care netezeau drumurile. Dar nimeni nu-și propunea să devină avocat specializat în afaceri imobiliare. Nu știu cum se ajungea acolo. Respectivii nu vorbeau cu nimeni, precis că se chinuiau cu amănuntele scrise cu literă mică pe ipoteci, și erau tratați ca inferiori de către restul firmei. La Drake and Sweeney, fiecare avocat își păstra documentele curente în birou, adesea sub cheie și lacăt. Niciun avocat nu era obligat să arate un dosar unui alt avocat, decât dacă îi se cerea acest lucru de către un partener principal sau de către un membru al comitetului executiv al firmei. Dosarul evacuării, care mă interesa pe mine, continua să se afle pe lista documentelor curente și, după episodul cu domnul, eram sigur că era bine protejat. Am zărit un asistent care studia niște copii într-un birou aflat lângă secretariat și l-am întrebat unde aș putea găsi biroul lui Braden Chance. Mi-a arătat cu capul o ușă deschisă de cealaltă parte a holului. Spre surprinderea mea, Chance era la birou, pozând într-un avocat foarte ocupat. Era nemulțumit de sosirea mea și, pe bună dreptate, după protocol ar fi trebuit să-l sun în prealabil și să-mi fixez o întâlnire. Eu nu făceam probleme din cauza protocolului. Nu m-a invitat să iau loc, am făcut-o totuși, iar asta nu l-a ajutat deloc să se destindă. Ai fost unul dintre ostateci, mi-a spus nervos când s-a lămurit cine eram. Da, așa este. Cred că a fost îngrozitor. S-a terminat. Tipul cu pistolul, răposatul domn Hardy, a fost evacuat dintr-un depozit pe 4 februarie. A fost una dintre evacuările voastre? Da, m-a repezit el. Din cauza atitudinii lui defensive, am bănuit că dosarul fusese intens studiat în cursul zilei. Probabil că îl revăzuse împreună cu Arthur și ceilalți parteneri principali. Și cei cu asta, adăugă el, locuia acolo ilegal? al naibii de ilegal. Toți sunt ilegali. Clientul nostru încearcă să facă puțină curățenie. Ești sigur că era ilegal? Îi căzu falca și mă privi cu ochi injectați, apoi răsufla adânc. Ce urmărești? Pot să văd dosarul? Nu, nu e treaba ta. Poate că e. În subordinea cărui partener ești, se răstiel, el în stiloul, ca și cum ar fi vrut să noteze numele persoanei care trebuia să mă admonesteze. Rudolf Mees și îl notă scriind apăsat și nervos. Sunt foarte ocupat, îmi spuse. Ce-ar fi să pleci? De ce nu pot vedea dosarul? Pentru că e al meu, iar eu am spus nu. E bine? Poate că nu e suficient. E suficient pentru tine. De ce nu pleci de aici? Se ridică în picioare, arătând spre ușă cu mâna tremurândă. I-am zâmbit și am plecat. Asistentul auzise totul și am schimbat o privire nedumerită când am trecut pe lângă biroul lui. Ce măgar! șopti el abia a auzit. Am zâmbit din nou și am încuvințat printr-un semn din cap, măgar și prost, dacă Cens ar fi fost amabil și mi-ar fi explicat că Arthur sau alt mare grangur îi ordonase să țină dosarul secret, n-aș mai fi fost atât de suspicios, dar era evident că exista un punct slab în dosar. Descoperirea lui era adevărata provocare. Cu toate telefoanele celulare pe care atât Claire cât și eu le aveam în buzunar, în poșetă, în mașină, ca să nu mai vorbesc de cele două pagere, comunicarea ar fi trebuit să fie simplă, dar nimic nu era simplu în căznicia noastră. Ne-am putut conversa pe la nou. Ea era epuizată de una din acele zile grele, inevitabil mai chinuitoare decât orice aș fi putut eu face. Era un joc pe care îl jucam amândoi fără rușine. Slujba mea e mai importantă pentru că eu sunt avocat. Eram obosit de jocuri, îmi dădeam seama că ea e mulțumită să vadă că apropierea morții lăsase urme adânc în mine, astfel încât îmi în biroul ca să rătăcesc pe străzi. Fără îndoială că ziua ei fusese cu mult mai productivă decât a mea. Scopul ei era să devină cel mai mare neurochirurg femeie din țară, un specialist în chirurgia creierului, la care să apeleze chiar și bărbații când toate speranțele erau pierdute. Fusese o studentă strălucită, dovedind o voință impresionantă și dăruită cu enorm de mult curaj. Avea să ingroape pe bărbați, așa cum încet, încet mă îngropa pe mine. Maratonistul uns cu toate alifiile, crescut în curtea firmei Drake and Sweeney, cursa dura de prea multă vreme. Conducea o mașină sport, marca Miata, nu un 4x4 de teren și eram îngrijorat pentru ea pe o vreme atât de urâtă. Termina lucrul într-o oră și exact atât îmi trebuia și mie ca să ajung cu mașina până la spitalul Georgetown. Puteam să o iau de acolo și încercam împreună să găsim un restaurant. Dacă nu, era bună și mâncarea chinezească la comandă, masa noastră standard. Am început să-mi aranjez hârtiile și obiectele de pe birou grijuliu să ignor teancul ordonat al dosarelor celor mai urgente. Împăstram doar 10 dintre ele pe birou, o metodă pe care o învățasem de la Rudolf și lucram la câte un dosar pe zi. Notele de cheltuieli reprezentau un factor de luat în seamă. Cele mai importante 10 dosare includeau invariabil cei mai bogați clienți, indiferent cât de presante erau problemele lor legale. Altă șmecherie preluată de la Rudolf. Se aștepta de la mine să aduc firmei 2500 de ore plătite pe an. Asta însemna 50 de ore pe săptămână timp de 50 de săptămâni pe an. Valoarea media a onorariului meu era de 300 de dolari pe oră, așa că aportul meu brut pentru draga mea firmă era un total de 750.000 de dolari. Din asta eu primeam 120.000 plus cele 30.000 de beneficii și se păstrau 200.000 pentru cheltuieli generale. Partenerii firmei luau restul, care se împărțea anual printr-o formulă groaznic de complicată și de obicei dădea naștere unor lupte serioase. Rare ori se întâmpla ca unul dintre partenerii noștri să câștige mai puțin de un milion pe an, iar alții câștigau chiar mai mult de două. Odată ce aș fi ajuns și eu partener, aveam să rămân în aceeași poziție pentru tot restul vieții, așa că dacă reușeam acest lucru la 35 de ani și mă îndreptam cu pași mari spre acest cel, atunci mă puteam aștepta la 30 de ani de câștiguri glorioase și o bogăție imensă. Acesta era visul care ne ținea în birouri zi și noapte. Tocmai îmi notam acele numere, lucru pe care îl făceam mereu și pe care bănuiam eu, îl făcea fiecare avocat din firma noastră când a sunat telefonul. Era amor de Green. Domnule Brock, începu el politicos, îl auzeam clar, deși pe un fundal de vacarm. Da, te rog, spune Michael. Foarte bine, uite. Am dat niște telefoane și nu ai de ce să te temi. Testul sângelui a ieșit negativ. Mulțumesc. Cu plăcere. M-am gândit că vei dori să știi cât mai repede. Mulțumesc. Am repetat și am auzit că vacarmul de la celălalt capăt al firului era din ce în ce mai mare. Unde ești? La un de pentru oamenii străzii, ninsoara puternică îi aduce aici mai repede decât putem noi să-i hrănim, așa că e nevoie de noi toți ca să facem față. Trebuie să te las. Biroul era din mahon vechi, covorul persan, scaunele din piele stacojie, de calitate, tehnologia o adevărată artă și cum stăteam așa și îmi studiam biroul perfect pus la punct, m-am întrebat pentru prima dată în atâția ani de când mă aflam acolo, cât de mult costau toate astea. Oare noi nu alergam numai după bani, de ce munceam atât de mult? ca să cumpărăm un covor mai scump, un birou de epocă, acolo, în ambianța caldă și intimă a camerei mele frumoase, m-am gândit la Amor de Cai Green, care, în acel moment, renunța de bunăvoie la timpul său liber pentru a fi de ajutor într-un adăpost aglomerat, dând mâncare celor înfrigurați și flămânzi, fără îndoială, zâmbindu-le plin de căldură și spunându-le o vorbă din inimă. Amândoi eram absolvenți de drept, amândoi trecuserăm același examen pentru a intra în barou, amândoi eram specialiști în jargonul avocățesc. Într-o oarecare măsură făceam parte din aceeași familie. Eu mi-ajutam clienții să-și învingă rivalii, astfel încât să adune mai multe zerouri la totalul general și, din acest motiv, puteam ajunge bogat. El își ajuta clienții să mănânce și să găsească un pat cald. Am privit mâzgălelile pe care le făcusem pe bloc notes, câștiguri și număr de ani și calea spre bogăție și m-am întristat. Atâta locomie evidentă și nerușinată. Zbărnăitul telefonului m-a făcut să tresar. De ce ești la birou?" mă întrebă Claire. Rostind rar fiecare cuvânt, pentru că fiecare cuvânt era acoperit de gheață. Uimit, mi-am privit ceasul de la mână. Eu, păi, mă rog, un client a sunat de pe coasta de vest, acolo nu ninge. Cred că era o minciună pe care o mai folosisem și altă dată. Nu avea importanță. Eu aștept, Michael, să pornesc pe jos? Nu, ajung acolo cât pot de repede. O mai lăsasem să mă aștepte și în alte rânduri. Făcea parte din joc, eram prea ocupați pentru a ajunge la ora fixată. Am ieșit din clădire alergând, dând piept cu viscolul, prea puțin afectat, că încă o seară fusese ratată. Capitolul 6 în sfârșit, ninsoarea încetase. Alături de Claire, îmi beam cafeaua lângă fereastra din bucătărie. Citeam ziarul la lumina unui strălucitor soare de dimineață. Edilii orașului reușiseră să mențină aeroportul național deschis. Hai să mergem în Florida, am spus. Acum. Florida? Am mormăit ea fără vlagă. Bine, în Bahamas. Putem ajunge acolo la primele ore ale după amiezii. Nu avem cum. Păi avem. Eu nu mă duc la lucru câteva zile și... De ce să nu te duci? Pentru că mă lasă nervi și, la firmă, dacă te lasă nervii, primești câteva zile libere. Pe tine te lasă nervi? Știu că sună cam caragios, zău așa, lumea îți face loc, te tratează cu mănuși de catifea, te pupă în fund, n-ar strica să profit la maximum de asta. Expresia feței ei a redevenit indiferentă și mi-a răspuns. Eu nu pot. Și cu asta basta. Era o toană din partea mea și știam că ea are mult prea multe obligații. Era o cruzime din partea mea. Așa că am hotărât să mă întorc la ziarul meu, dar nu aveam remușcări. Oricum, n-ar fi venit cu mine, indiferent de situație. Bruce Clare își aminti că se grăbește. Programări, cursuri, ture, toată viața unei tinere rezidente, ambițioase de la secția de chirurgie. Făcu un duș, se îmbrăcă și se pregăti de plecare. Am dus-o cu mașina până la spital. Am străbătut cu greu străzile pline de zăpadă, fără să ne adresăm niciun cuvânt. Plec la Memphis vreo două zile, i-am zis, pe un ton cât mai natural, când am ajuns în dreptul intrării spitalului de pe strada rezervoar. Ah, zău, mi-a răspuns, fără ca eu să pot percepe o reacție cât de mică din partea ei. Am nevoie să-mi văd părinții. Nu i-am văzut de un an. Îmi imaginez că acum e un moment potrivit. Nu mă descurc cu zăpada și n-am chef de lucru. M-au lăsat nervii, dacă înțelegi ce vreau să spun. Păi să mă suni, mi-a spus ea, deschizând portiera. Apoi a închis-o, fără un sărut, fără un rămas bun, fără îngrijorare. Am privit-o grăbindu-se pe trotuar și dispărând în clădire. Se terminase, și eram furios că trebuia să-i spun mamei. Părinții mei aveau peste 60 de ani, erau amândoi sănătoși și încercau să înfrunte cu mult curaj pensionarea forțată. Tatăl meu fusese pilot de linie timp de 30 de ani, mama fusese director de bancă, lucraseră din greu, puseseră mulți bani deoparte și ne oferiseră nouă copiilor o viață de familie confortabilă într-o familie bogată. Atât eu cât și cei doi frații ai mei urmaserăm cele mai bune școli particulare care existau. Erau adevărat sâlpei ai comunității, conservatori, patrioți, lipsiți de orice deprinderi proaste și devotați cu disperare unul altuia. Mergeau la biserică în fiecare duminică, la paradă în ziua de 4 iulie la clubul Rotary, o dată pe săptămână și călătoreau ori de câte ori doreau. Încă mai sufereau din cauza divorțului fratelui meu Warner, survenit cu doi ani în urmă. El era avocat în Atlanta și, se căsătorise cu iubita lui din colegiu, o fată din Memphis, provenind dintr-o familie de cunoscuți. După ce făcuseră doi copii, căsnicia lor ajunsese la final. Soția lui a primit custodia copiilor și s-a mutat în Portland. Părinții mei își vedeau nepoții o dată pe an dacă lucrurile mergeau bine. Era un subiect pe care eu nu-l abordam niciodată. Am închiriat o mașină de la aeroport și m-am îndreptat spre Est pătrunzând în suburbiile întinse ale orașului Memphis, acolo unde locuiau albii. Negrii aveau orașul, albii suburbiile. Uneori negrii se mutau în câte un cartier, iar albii se mutau într-altul, mai îndepărtat. Orașul Memphis se extindea încet spre est, în timp ce rasele se evitau reciproc. Părinții mei locuiau pe un teren de golf într-o casă nouă de sticlă, proiectată în așa fel încât fiecare fereastră să dea spre o pajiște. Eu uram casa pentru că pajiștea era mereu plină de lume, totuși nu riscam să-mi exprim opiniile. Sunasem de la aeroport, așa că mama m-a așteptat nerăbdătoare când am sosit. Tata era pe undeva pe afară, încercând o lovitură cu punctaj maxim. Par obosit, îmi spuse mama după îmbrățișarea și sărutul de primire. Era felul obișnuit în care mă întâmpina. Mulțumesc, mamă! Tu arăți grozav! Chiar și așa era. Era zveltă și bronzată de la orele zilnice de tenis și statul la soare la clubul local. Mi-a adus un ceai cu gheață și l-am băut pe verandă, privind alți pensionari străbătând pajiștea în viteză, în carturile speciale pentru golf. Ce s-a întâmplat? Mă întrebă ea imediat, înainte să apuc să sor prima înghițitură. Nimic, mă simt perfect. Unde e Claire? Nu ne sunați niciodată, zău așa. Nu i-am mai auzit glasul de trei luni. Claire e bine, mamă. Suntem amândoi bine, sănătoși și muncim din greu. Petreceți ceva timp împreună? Nu prea mult. Se încruntă și dă două ochi peste cap. Cu îngrijorare maternă. Aveți probleme? Mă întrebă, atacând problema direct. Da, am știut eu. Am știut eu. Mi-am dat seama după vocea ta la telefon ce s-a întâmplat ceva. Doar nu aveți și voi de gând să divorțați. Ați încercat să consultați un psiholog specialist? Nu, no, calmează-te. Păi de ce nu? E o femeie minunată, Michael. Trebuie să faci totul pentru căsnicia ta. Încercăm, mamă, dar e dificil. Aventuri, droguri, alcool, jocuri de noroc, vreun viciu? Nu, doar doi oameni care merg pe drumuri separate. Eu lucrez 80 de ore pe săptămână, ea lucrează alte 80. Atunci lucrați mai puțin, banii nu reprezintă totul, spuse ea cu glasul ușor tremurat, iar eu am zărit o lacrimă în ochii ei. Îmi pare rău, mamă. Măcar noi nu avem copii. Mama își mușcă buza încercând să fie tare, dar o durea sufletul. Iar eu știam exact ce gândește. Doi au pățit-o, a mai rămas unul. Avea să primească divorțul meu ca pe un eșec personal, la fel cum suferise și pentru cel al fratelui meu. Avea să găsească un mod de a se învinovăți pe sine. Nu aveam nevoie de milă. Pentru a muta discuția pe un alt făgaș mai interesant, i-am povestit despre domnul și, spre binele ei, am minimalizat pericolul în care mă aflasem. Chiar dacă povestea a apărut în ziarele din Memphis, părinții mei nu citiseră nimic. N-ai pățit nimic?" mă întrebă ea îngrijorată. Sigur că nu. Glonțul a trecut pe lângă mine. Sunt aici." Ah, slavă domnului! Adică vreau să spun, te simți bine psihic?" Da, mamă, mă simt bine, sunt întreg, nici urmă de rană, firma a vrut să-mi iau câteva zile libere, așa că am venit acasă. Sărăcuțul de tine, mai întâi cler, iar acum asta, mă simt bine. A nins dravă în și era momentul potrivit ca să plec. Claire e în siguranță, ca toată lumea din Washington, locuiește la spital și probabil că acela e locul cel mai potrivit din oraș. Mă îngrijorează foarte mult situația ta, urmăresc statisticile despre criminalitate, să știi, e un oraș foarte periculos aproape la fel de periculos ca Memphis. O minge de golf a aterizat în apropiere de verandă și am așteptat amândoi până când proprietarul ei și-a făcut apariția. O doamnă îndesată s-a rostogolit dintr-un cart, s-a plecat o clipă peste minge și a strivit-o sub picior. Mama a plecat să mai aducă ceai și să șteargă ochii înlăcrimați. Nu știu care dintre părinții mei a suferit cel mai mult de pe urma vizitei mele. Mama dorea familii perfecte cu mulți nepoți, tata dorea ca băieții lui să urce rapid pe scara socială și să se bucure de răsplata succesului obținut cu trudă. Târziu în acea după-amiază, tata și cu mine am jucat 9 puncte. El juca, eu beam bere și conduceam cartul. Mai trebuia mult pentru ca golful să-și dovedească efectele magice asupra mea. După două beri reci, eram gata de discuții. Repetasem povestea cu domnul în timpul prânzului, așa că el credea că mă relaxez vreo două zile ca să mă adun înainte de a pătrunde din nou în forță în arenă. M-am cam săturat să lucrez la firma asta mare tată, i-am spus când am ajuns în dreptul celui de al treilea punct lovit, așteptând să se elibereze ținta următoare. Eram nervos și această nervozitate mă scotea din sărite. Era vorba de viața mea, nu de a lui. Ce vrea să însemne asta? Înseamnă că m-am săturat de ceea ce fac. Bine ai venit în lumea reală. Crezi că acela care stă toată ziua la strung în fabrică nu se soatură de ceea ce face? Măcar tu te îmbogățești din ce faci. Cu aceste cuvinte punctă cu o lovitură violentă. După alte două lovituri, căutam împreună mingea lui prin tufișuri și mi se adresă din nou. Vrei să-ți schimbi munca? Mă gândesc să o fac. Unde vrei să te muți? nu știu, e prea de vreme pentru asta, încă n-am căutat un alt loc. Atunci de unde știi că iarba e mai verde dacă nu ai căutat?" spuse el ridicând mingea și pornind înainte. L-am urmat, singur în cart, pe poteca apafată, urmărindu-l cum își continuă traseul pe pajiște, lovitură după lovitură și m-am întrebat de ce m mă înfricoșa atât de mult omul acela cu părul cărunt. Își împinsese toți fiii de la spate ca să-și impună țeluri în viață, să muncească din greu, să facă eforturi pentru a deveni oameni mari, ale căror acțiuni să fie în totalitate îndreptate spre câștigarea multor bani și transformarea în realitate a visului american. El categoric plătise tot ce aveam noi nevoie. Ca și frații mei, eu nu mă născusem cu o conștiință socială. Făceam donații către biserică pentru că Biblia ne sugerează cu toată puterea acest lucru. Plăteam impozite guvernului pentru că legea o cere. Desigur, pe undeva, din aceste ofrande, avea să se împlinească și ceva bun, iar noi ne aduceam contribuția. Politica aparținea celor doritori să joace acest joc și, în plus, oamenii cinstiți nu puteau face bani. Am fost învățați să fim productivi și, cu cât aveam mai mult succes, cu atât mai mulți membri ai societății puteau beneficia într-un fel sau altul din asta. Țeluri precise, muncă multă, joc cinstit, prosperitate. Tata rată a cincea lovitură și, urcând din nou în cart, început să dea vina pe crosă. Poate că eu nu caut pășuni mai verzi, i-am spus. S-ar fi să mergi până la capăt și să-mi spui clar ceea ce vrei să spui, mă îndemnă el. Ca de obicei, mă simțeam slab pentru că nu înfruntasem subiectul cu curaj. Mă gândesc la dreptul public. Ce naiba mai e și asta? E atunci când lucrezi pentru binele societății, fără să scoți prea mulți bani. Dar ce? Ai devenit democrat? Ai stat prea mult în Washington? Sunt mulți republicani la Washington. De fapt, au ajuns majoritari. Am străbătut în tăcere restul drumului până la următorul punct de lovire. Tata era un bun jucător de golf, dar loviturile lui erau din ce în ce mai slabe. Din cauza mea nu se mai concentra. Căutându-și din nou mingea, îmi spuse: Deci, nu știu ce, Bețivan, se alege cu un glonț în cap, iar tu trebuie să schimbi societatea. Despre asta e vorba? Nu era Bețivan. A luptat în Vietnam. Tata comandase un B52 în primii ani de război în Vietnam, așa că vorbele mele l-au blocat. Dar numai pentru o clipă nu avea de gând să cedeze nimic de la el. Unul dintre ăia, deci. Nu i-am răspuns. Mingea era iremediabil pierdută și el nu o mai căuta cu prea mare elan. Aruncă o alta pe pajiște, o lovi jalnic și porni grăbit după ea. Nu suport să te văd că dai cu piciorul unei cariere frumoase, fiule, îmi spuse. Ai muncit prea mult, vei deveni partener în câțiva ani. Se poate. Ai nevoie de o pauză, nimic mai mult. Acesta părea remediul la care se gândea toată lumea. I-am dus la cină într-un restaurant foarte plăcut. Ne-am străduit din răzputeri să evităm să vorbim despre Claire, cariera mea și nepoții pe care îi vedeau atât de rar. Am vorbit despre vechi prieteni și foști vecini. Am aflat ultimele bârfe, dar niciuna nu mă interesa cât uși de puțin. I-am lăsat vineri la prânz cu patru ore înainte de zborul meu și m-am întors la viața mea încurcată în capitală. Capitolul 7. Bineînțeles. Acasă era pustiu când m-am întors. Vineri seara totuși apăruse ceva nou, un bilet pe teșgheaua din bucătărie. Urmându-mi exemplul, Claire plecase acasă, în Providence, pentru vreo două zile. Nu menționa niciun motiv, mă ruga să o sun când ajung acasă. Am sunat la părinții ei și le-am întrerupt cina. Am reușit să nodăm o conversație de 5 minute în care s-a stabilit că amândoi eram într-adevăr bine sănătoși, că la Memphis era frumos și, la fel și la Providence, că familii erau bine și că ea avea să se întoarcă în cursul după amiezii de duminică. Am închis, mi-am făcut cafea și am băut o ceașcă privind afară pe geamul din dormitor, urmărind cu privirea mașinile care își croiau drum pe strada P, încă acoperită de zăpadă. Nu părea să aibă de gând să se topească. Îmi imaginam că și Claire le spune părinților ei aceeași poveste lugubră cu care eu îi împovărasem pe ai mei. Era trist și ciudat și totuși la urma urmelor nu era surprinzător că amândoi eram sinceri cu familiile noastre înainte de a ne confrunta noi înșine cu adevărul. Mă săturasem și am decis că într-o zi, foarte curând, poate chiar duminică, ne vom așeza undeva probabil la masa din bucătărie și vom înfrunta realitatea. Ne vom da pe față sentimentele și temerire, și eram foarte sigur. Vom începe să ne planificăm viitorul separat. Știam că ea vrea să se retragă, doar că nu aveam idee cât de mult. Am exersat cu voce tare cuvintele pe care aveam să-i le spun. Până când au început să sune convingător, apoi am plecat într-o lungă plimbare. Afară era minus 12 grade și bătea un vânt tăios, iar frigul împătrundea până la oase. Am trecut pe lângă case frumoase, intime, așezate ordonat, unde zăream familii adevărate, mâncând, râzând și bucurându-se de căldură. Apoi am intrat pe strada M. Barurile erau pline, la intrarea restaurante se formau cozi, iar iar cafenelele erau înțesate de lume. M am oprit la fereastra unui club ascultând ritmurile de blues cu zăpada până la glezne privind perechile tinere care beau câte ceva și dansau. Pentru prima dată în viață mă simțeam trecut de vârsta tinereții. Aveam 32 de ani, dar în ultimii șapte lucrasem mai mult decât majoritatea oamenilor în 20. Eram obosit, nu bătrân, dar mă apropiam periculos de mult de vârsta mijlocie și am acceptat ideea că nu mai sunt un proaspăt absolvent de colegiu. Fetele drăguțe de acolo nici nu s-ar mai fi uitat la mine. Eram înghețat și începuse iar să ningă. Mi-am cumpărat un sandwich, l-am îndesat într-un buzunar și m-am târât înapoi spre casă. Mi-am turnat o porție zdravănă de băutură și am aprins focul mâncând în semi-întuneric foarte singur. Altădată, absența lui Claire în weekend mi-ar fi oferit scuza, fără probleme de conștiință, ca să mă mut în birou. Acum, stând lângă foc, numai gândul ăsta îmi producea grață. Firma Drake and Sweeney avea să reziste mândră pe poziții mult după plecarea mea, iar clienții și problemele lor, care păreau atât de cruciale, aveau să fie luate în grijă de alte cohorte de avocați tineri. Plecarea mea ar fi fost doar un mic obstacol pentru firmă și încă unul abia observat. Biroul meu avea toate șansele să fie ocupat la numai câteva minute după retragerea mea de acolo. La un moment dat, după ora nouă, sună telefonul, trezindu-mă brusc din visarea cu ochii deschiși. Era amor de cai Green care vorbea foarte tare de la un telefon celular. Ești ocupat?" mă întrebă el. nu chiar, care-i treaba? E frig al naibii, ninge din nou și nu avem destule ajutoare. Poți să ne acorzi câteva ore din timpul tău?" Ce anume să fac? Să muncești. Avem într-adevăr nevoie de oameni capabili aici. Adăposturile și centrele de masă sunt pline ochi și nu avem destui voluntari. Nu sunt sigur că mă pricep. Știi să întinzi unt de alune pe pâine?" Cred că da." Atunci te pricep." Bine. Unde să vin?" Suntem ca la vreo 10 rânduri de blocuri distanță de birou, la intersecția străzii 13 cu Euclid. Ai să vezi o biserică galbenă pe partea dreaptă a drumului. Fundația creștină Ebenezer. Suntem la subsol. Am notat totul în grabă, tremurând din ce în ce mai mult cu fiecare cuvânt, pentru că Mordecai mă chema într-o zonă de luptă. Am vrut să întreb dacă ar trebui să-mi iau un pistol cu mine. Mă întrebam dacă el are așa ceva, dar el era negru, iar eu nu. Dar mașina, prețiosul meu Lexus, ai reținut? Răcni el, după o pauză. Da, voi fi acolo în 20 de minute, i-am răspuns curajos, cu inima începând să-mi bată mai repede. M-am schimbat într-o pereche de jeans, un tricou flaușat și ghete de comandă, bune pentru excursii. Mi-am scos din portofel cărțile de credit și cea mai mare parte din bani. În raftul de sus al unei de barale am găsit o haină veche de jeans bleu, cu dublură de lână, pătată de cafea și vopsea o relicvă din vremea facultății de drept și privindu-mă în oglindă, am sperat că îmi dă alura unui om obișnuit. Nici vorbă de așa ceva. Dacă un tânăr actor ar fi apărut cu ea pe coperta revistei Vanity Fair, ar fi impus imediat o modă. Îmi doream cu disperare o vestă antiglonț. Eram înspăimântat, dar încuind ușa și pășind în stradă, simțeam un entuziasm ciudat. Schimburile de focuri din Guana mașinii și atacurile în bandă la care mă așteptam nu s-au materializat. Din cauza vremii, străzile erau pustii și pentru moment sigure. Am găsit biserica și am parcat în spațiul rezervat de vis-a-vis. -vis. Părea o catedrală micuță, veche de cel puțin 100 de ani și fără îndoială abandonată de Enoria și inițiali. După colț am zărit câțiva oameni strânși, unii între alții așteptând în fața unei uși. Am trecut pe lângă ei ca și cum știam exact ce am de făcut și am intrat în lumea celor fără adăpost. Oricât m-aș fi prefăcut că vreau să-mi urmez liniștit drumul, că am mai văzut toate astea și că am treburi importante de făcut, am rămas totuși încremenit în loc, că scam gura uluit la grămada de săraci înghesuiți în subsol. Unii erau întinși pe podea, încercând să doarmă, alții stăteau în grupuri vorbind pe șoptite. Unii mâncau așezați la mesele lungi, iar alții pe scaunele lor pliante. Fiecare centimetru de spațiu de lângă perete era ocupat de oameni, stând cu spatele lipit de blocurile de ciment. Copiii mici țipau și se jucau, iar mamele lor încercau să-i țină aproape de ele. Beții vintiși pe jos și țepeni sporăiau de zor. Voluntarii aduceau paturi și treceau prin mulțime, oferind mere. Bucătăria se afla într-un capăt al sălii, în plină acțiune de pregătire și servire a mesei. L-am zărit pe Mordecai în spate, turnând suc de portocale în cești de carton și vorbind fără încetare. Oamenii așteptau răbdător la mese. În cameră era cald, iar mirosurile, aromele mâncării și gazul încălzit se amestecau într-un aer greu, dar nu neplăcut. Un vagabond îmbrăcat cu tot felul de haine, puse unele peste altele, cam cum era și domnul, a dat peste mine și mi-am dat seama că era momentul să mă mișc de acolo. M-am dus direct la Mordeca, iar el s-a arătat încântat să mă vadă. Ne-am strâns mâinile ca niște vechi prieteni și m-a prezentat altor doi voluntari, ale căror nume nici nu le-am auzit. E o nebunie, spuse el, din soare puternică în gheț, iar noi lucrăm toată noaptea. Ia pâinea aceea de acolo, îmi spuse, arătând spre o tavă plină cu felii de pâine albă. Am luat-o și l-am urmat până la una din mese. E într-adevăr complicat. Ai cârnați aici, muștar și maioneza acolo. O felie de cârnat, două felii de pâine. Ai înțeles? Sigur. Te prins repede, spuse el, bătându-mă pe umăr și făcându-se nevăzut. Am făcut în grabă zece semvișuri și m-am declarat harnic, apoi am încetinit ritmul și am început să-i urmăresc pe cei aflați la rând. Ținea ochii plecați, dar se uitau întotdeauna la mâncarea ce-i aștepta. Li se dădea o farfurie de carton, o cană de plastic cu lingură și un șervețel. Pe măsură ce înaintau, cana se umplea cu supă, li se punea o jumătate de sandwich pe farfurie, apoi un măr și o prăjitură micuță. La sfârșit îi aștepta un pahar cu suc de mere. Majoritatea șopteau mulțumesc voluntarului care le dădea sucul, apoi se îndepărtau ținând cu mare grijă farfuria și cana. Chiar și copiii erau cuminți și grijului cu mâncarea. Cei mai mulți păreau să mănânce încet, savurând căldura și atingerea hranei în gură, aroma care le mângâia fața. Alții mâncau cât puteau de repede. Lângă mine se afla un aragaz cu patru ochiuri, fiecare cu câte o oală mare de supă fierbând deasupra. În partea cealaltă era așezată o masă plină de țelină, morcov, ceapă, roșii și pui întregi. Un voluntar tăia cu un cuțit mare bucățile de pui și mărunțea legumele. Alți doi voluntari se ocupau de aragaz. Câțiva aduceau mâncarea la mesele de serviciu. Pentru moment, singurul care făcea sandvișuri eram eu. Avem nevoie de mai multe sandvișuri cu unt de alune." Mă anunțăm ori de revenind în bucătărie. Se aplecă sub masă și luă de acolo o cutie de 5 kg cu unt de alune." Te descurci? Sunt un adevărat expert, i-am răspuns. Se uita cum muncesc. Rândul se mai rărise și el avea chef de vorbă. Am crezut că ești avocat. Am început eu întinzând în untul de alune. Mai întâi sunt om. Abia apoi sunt avocat. E posibil să fii și una și alta. Nu pune chiar așa de mult acolo. Trebuie să fim eficienți. De unde vine mâncarea? Din rezerve. Totul provine din donații. Azi avem noroc pentru că se dă pui. E o delicatesă. De obicei avem numai legume. Pâinea asta nu e prea proaspătă. Nu, dar e gratuită. Vine de la o brutărie mare. E ceea ce le rămâne de pe o zi pe alta. Poți lua și tu un sandwich dacă vrei. Mulțumesc, tocmai m-am servit. Tu mănânci aici? Rare ori. După cum arăta, era evident că Mordecai nu ținuse un astfel de regim cu supă de legume și mere. Se așeză pe marginea mesei și începu să cerceteze lumea. E pentru prima dată când vii într-un adăpost? Da. Care sunt primele cuvinte care îți vin în minte? Fără speranță. Era de așteptat, dar o să streacă. Câți oameni locuiesc aici? Niciunul. Acesta e doar un adăpost de, de urgență. Bucătăria e deschisă zilnic pentru prânz și cină, dar nu e, propriu zis, un adăpost. Biserica? Are amabilitatea să-și deschidă porțile când e vreme rea. Am încercat să înțeleg... Atunci unde trăiesc acești oameni? Unii dorm pe unde apucă, trăiesc în clădiri abandonate și sunt cei mai norocoși. Unii stau în parcuri, alții pe străzi, alții în stațiile de autobuz sau pe sub poduri. Supraviețuiesc acolo cât timp vremea e suportabilă. În seara asta ar fi înghețat de-a de Atunci unde sunt adăposturile? Risipite prin tot orașul sunt vreo 20 jumătate deschise cu fonduri private, cealaltă jumătate de stat. Dintre acestea din urmă, datorită reducerilor de buget, două se vor închide. Câte paturi? 5.000 aproximativ. Câți oameni nu au adăpost? Asta e întotdeauna o întrebare dificilă, pentru că nu e prea simplu să-i numeri. Aș zice că vreo 10.000. mii. 10 Zece mii? Da, iar asta dacă ne referim numai la oamenii străzii. Mai sunt probabil alte douăzeci de mii care mai stau pe la familii și prieteni. Mai scapă o lună, două de traiul fără căpătâi. Deci sunt cel puțin 5.000 de oameni pe străzi. Am întrebat fără să-mi ascund uimirea cel puțin. Un voluntar ne ceru niște sandvișuri. Mordeca a început să mă ajute și împreună am făcut încă o duzină. Pe urmă ne-am oprit să privim iarăși lumea. Ușa s-a deschis și o mamă tânără a intrat încet, ținând în brațe un copil și urmată de alți trei, dintre care unul purta o pereche de pantaloni scurți și șosete desperecheate, fără pantofi. Avea un prosop legat peste umeri. Ceilalți doi copii aveau cel puțin pantofi, dar prea puține hăinuțe pe ei. Bebelușul părea să doarmă. Mama arăta cam amețită și odată intrată în adăpost nu mai știa ce să facă. Era un loc liber la o masă. Își conduse familia spre mâncare și doi voluntari zâmbitori săriră să o ajute. Unul îi așeză într-un colț lângă bucătărie și începu să le dea de mâncare pe când celălalt îi acoperi cu pături. Mordecai și cu mine priveam scena, încercam să nu mă arăt prea curios, dar cu ei pasă. Ce o să se întâmple cu ea după ce se termină viscolul, am întrebat. Cine știe? De ce nu o întreb pe ea? Asta m-a cam încurcat, nu eram pregătit să mă implic. Ești membru activ în Asociația Avocaților din Capitală? Oarecum, de ce? Din curiozitate, nimic mai mult. Membrii baroului susțin multe cazuri pro bono în favoarea celor fără adăpost. Mă încerca, iar eu nu aveam de gând să mă las prins. Eu lucrez la cazuri penale, am spus cu mândrie și, în oarecare măsură, cu sinceritate. Cu patru ani mai înainte, ajutasem un partener al firmei să scrie un raport despre un om închis în Texas. Firma mea făcea propaganda activităților pro bono printre asociați, dar era bine să fie limpede că munca asta, pe gratis, nu trebuia să deranjeze cumva numărul orelor plătite. Am continuat să-i urmărim pe mama aceea și pe cei patru copii ai ei. Doi dintre ei, care abia se ridicaseră pe picioare, mâncaseră mai întâi prăjiturile așteptând ca supa să se răcească. Mama părea fie drogată, fie în stare de șoc. Există vreun loc unde femeia asta ar putea să se ducă chiar acum să locuiască? Am întrebat. Probabil că nu mi-a răspuns mor de cai nonșalant, legănându-și picioarele mari pe lângă marginea mesei. La data de ieri, lista de așteptare pentru adăposturi de urgență avea 500 de nume. Adăposturi de urgență? Da, există un adăpost pentru temperaturi extrem de scăzute pe care primăria are amabilitatea să-l deschidă când se ajunge sub punctul de îngheț. Aceea ar putea fi singura ei șansă, dar sunt sigur că în seara asta e prin ochi. Pe urmă, primăria este la fel de amabilă și închidea adăpostul când gheața începe să se topească. Ajutorul de bucătar trebuia să plece și, cum eu eram voluntarul cel mai apropiat și care nu avea pentru moment nimic de făcut, a trebuit să intru în acțiune. În vreme ce Mordecai făcea sandvișuri, eu tocam țelină, morcov și ceapă, și asta a durat cam o oră, sub privirile atente ale domnișoarei Doli, una dintre membrele fondatoare ale bisericii care de 11 ani se ocupa cu hrănirea vagabozilor. Era bucătăria ei, eu eram onorat să mă aflu acolo și, la un moment dat, mi-a atras atenția că tăiam țelina în bucăți prea mari. Le-am micșorat imediat. Femeia avea un șorț alb și imaculat și era teribil de mândră de ceea ce făcea. E oare posibil să te obișnuiești cu imaginea acestor oameni? Am întrebat-o la un moment dat. Stăteam amândoi în fața aragazului și atenția ne fusese atrasă de o ceartă undeva la capătul sălii. Mordecai și preotul au intervenit și lucrurile s-au calmat. Niciodată, drăguță, mi-a spus ea, ștergându-și mâinile cu un prosop, dar în proverbe se spune, fericit acela care îi hrănește pe sărmani. Asta mă ajută să merg mai departe. Se întoarse și amestecă ușor în supă. Pui sunt gata, spuse, întorcându-se spre mine. Asta ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să iei puii de pe foc, să torni supa în oala de acolo, să lași carnea să se răcească și apoi să o scoți de pe oase. Dezosatul era o adevărată artă, mai ales dacă foloseai metoda domnișoarei Doli. M-am fript la degete și până să termin aveam chiar bășici. Capitolul 8 Mordecai m-a condus spre hol pe o scară întunecasă. Ai grijă pe unde calci, mi-a spus aproape șoptit, când am trecut de ușile batante și am intrat în sanctuar. Locul era puțin luminat. Oamenii încercau să-și găsească un loc de dormit peste tot. Erau risipiți prin strane și sforăiau. Alții stăteau ghemuiți pe sub rândurile de bănci, iar mai multe mame încercau să-și liniștească copiii. Culoarul era plin de lume, întinsă pe jos și abia am reușit să ne strecurăm până la Amvon. Strana corului era și ea plină. Nu sunt multe biserici care ar face așa ceva, mi-a șoptit el când ne-am oprit lângă masa altarului și ne-am uitat din nou peste rândurile de bănci. Le înțelegeam ezitarea. Ce se întâmplă duminica? I-am întrebat și eu, tot în șoaptă. Depinde de vreme, pastorul este unul de-ai noștri. Odată a anulat slujba ca să nu-i dea afară. Nu eram sigur ce înseamnă unul de-ai noștri, dar nu mă simțeam ca unul dintre membrii acestui club. Am auzit tavanul scârțâind și mi-am dat seama că deasupra noastră se află un balcon în formă de U. Mi-am mijit puțin ochii și, încet, am descoperit cu privirea o altă masă de oameni întinși pe rândurile de scaune de acolo. Mordecai îi văzu și el. Ce mulți sunt, am urmăit incapabil să-mi sfârșesc gândul. Noi nu-i numărăm, doar le dăm adăpost și hrană. O rafală de vânt a lovit clădirea și ferestrele au început să se zguduie. În sanctuar era mult mai frig decât în subsol. Am trecut în vârful picioarelor peste trupurile întinse și am ieșit printr-o ușă pe lângă orgă. Era aproape 11 noaptea. Subsolul era aglomerat, dar nimeni nu mai stătea la rând la supă. Vino după mine, îmi spuse Mordecai. Luă o cană de plastic și o dădă unui voluntar să-i o umple. Hai să vedem cum gătești, rosti el zâmbind. Ne-am așezat printre ceilalți la o masă pliantă cu coatele înghesuite de oamenii străzi. El mânca și vorbea ca și cum n-ar fi avut nicio grijă. Eu nu puteam face la fel. Mă jucam cu supa care, mulțumită domnișoarei Dolly, era într-adevăr foarte bună, dar nu puteam ignora faptul că eu, Michael Brock, băiat alb și bogat din Memphis care studiase la Yale și lucra la Drake and Sweeney, stăteam printre vagabonzi în subsolul unei biserici din inima cartierului de nord-vest al capitalei Washington. Washington, D.C. Mai văzusem încă o față albă, aceea unui om de vârstă mijlocie care mâncase și se făcuse nevăzut. Eram sigur că puteam să-mi iau adio de la lexusul meu. Sigur că nu puteam supraviețui nici cinci minute în afara acelei clădiri. Am jurat în sine mea să rămân pe lângă Mordecai oricând și oriunde s-ar afla. E bună supa asta, decretă el. Nu e întotdeauna la fel, îmi explică. Depinde de ce avem, iar rețeta diferă în funcție de loc. Zilele trecute am primit tăiței la masa Sfintei Marta, spuse bărbatul așezat în dreapta mea și al cărui cot era mai aproape de cana mea cu supă decât al meu. Tăiței? Întrebă mordecai prefăcându-se mirat. În supă? Da. Cam odată pe lună primește-i țăi. Da, sigur că acum știe toată lumea, așa că e greu de găsit loc la masă. Nu-mi dădeam seama dacă omul glumea, dar ochii zâmbeau. Ideea unui vagabond care să fie nemulțumit de lipsa unui loc liber la cantina lui preferată mi s-a părut ilară. Era greu să găsești un loc la masă, de câte ori auzeam asta la prietenii mei din Georgetown. Mordecai zâmbi. Cum te numește, îl întrebă el pe bărbatul necunoscut. Aveam să descoper că Mordecai dorea întotdeauna să lege numele de figuri. Vagabonzii pe care iubea erau mai mult decât simple victime, erau oameni de-ai lui. Chiar și pentru mine era vorba de o curiozitate firească, doream să știu cum devine cineva vagabond. Ce anume se produce în vastul nostru sistem de asigurări sociale pentru a le permite americanilor să ajungă atât de săraci încât să locuiască pe sub poduri. Drano, spuse omul, ronțăind una din bucățile mari de țelină. Drano? întrebă Mordecai. Drano, repetă omul. Care e numele tău mic? Nu am așa ceva, sunt prea sărac. Cine ți-a dat numele acesta? Maica mea câți ani aveai când ți-a spus Drano? Vreo cinci. De ce Drano? Avea un copil mic care nu mai tăcea din gură, plângea tot timpul de nu putea dormi nimeni. I-am dat niște praf de gândaci puse povestea în timp ce mesteca în supă cu lingura. Era bine exersată, bine relatată, dar eu nu credeam în cuvințel. Alții însă ascultau și Drano se simțea bine. Ce s-a întâmplat cu copilul?" îl întrebă Mordecai prefăcându-se serios. A murit." Pare să fi fost vorba de fratele tău." Nu, de sora mea." Așa deci, ți-ai omorât sora." Da, numai că după aceea am dormit pe sărturate." Mordecai, înfăcusem cu ochiul ca și cum... Ar mai fi auzit el destule de astea. Unde locuiești, Drano? L-am întrebat și eu. Aici, în capitală. Unde stai? Îl întrebăm ordecai, corectându-mi exprimarea prea sofisticată. Ici și colo. Am o mulțime de dame bogate care mă plătesc să le țin companie. Doi tipi aflați de cealaltă parte a lui Drano găsiră ideea amuzantă. Unul pufni, celălalt izbucni în râs. Unde primești scrisori?" îl întrebă Mordecai. La poștă," răspunse bărbatul. Drano avea un răspuns prompt pentru orice întrebare, așa că l-am lăsat amândoi în pace. Domnișoara Dolly pregăti cafeaua pentru voluntari după ce stinse gazul. Vagabonzii se pregăteau de culcare. Alături de Mordecai, m-am așezat pe marginea unei mese în bucătăria întunecată, sorbind câte o gură de cafea și privind prin ferestruica de serviciu la cei îngrămădiți acolo. Până când ai de gând să mai stai?" l-am întrebat. Depinde," mi-a răspuns, ridicând din numeri. Cu 200 de oameni ca ei, strânși în aceeași încăpere, se întâmplă întotdeauna câte ceva. Pastorul e mai liniștit dacă rămân aici. Toată noaptea s-a întâmplat de multe ori. nu planificasem să dorm cu oamenii aceia, nici nu prevăzusem că voi părăsi clădirea fără să fiu păzit de mor de cai. Ești liber să pleci oricând dorești, mă liniști el." Plecarea era cea mai proastă dintre variantele mele, mai limitate. Vineri seara, miezul nopții, pe străzile din Washington. Un tânăr alb cu o mașină frumoasă, cu sau fără zăpadă, nu-mi dădeam prea multe șanse. Ai familie? L-am întrebat. Da, soția mea e secretară la Departamentul Muncii. Avem trei băieți, unul e la colegiu, altul în armată. Vocea a început să-i tremure înainte de a ajunge la al treilea. Nu aveam de gând să fiu indiscret. Și unul pe care l-am pierdut pe străzi acum 10 ani, din cauza bandelor rivale. Îmi pare rău, dar tu, însurat, fără copii. M-am gândit la Claire pentru prima dată după multe ore. Cum ar fi reacționat dacă ar fi știut unde mă aflu? Niciunul dintre noi nu-și găsise timp pentru nimic din ceea ce ar fi avut vreo legătură oricât de vagă cu munca de caritate. Ar fi murmurat ca pentru sine. S-a țignit de tot sau ceva de genul ăsta. Puțin împăsa. Ce face soția ta? Mă întrebă el încercând să înfiri pe o conversație. E chirurg rezident la Georgetown. Ați ajuns amândoi departe, așa s-ar spune. Tu vei fi partener într-o mare firmă, ea va fi chirurg. Un alt vis american. Așa cred. Pastorul își făcu apariția de pe undeva și îl trase pe Mordecai după el în bucătărie ca să-i spună ceva în șoaptă. Eu am luat patru prăjiturele dintr-un hol și m-am îndreptat spre colțul în care mama cea tânără dormea cu capul proptit pe pernă și bebelușul strâns sub braț. Ceilalți doi copii mai mici nici nu mișcau sub pături, dar cel mai mare era treaz. M-am lăsat pe vine lângă el și am întins o prăjitură. A luat-o cu ochii sclipind. Sub privirile mele a înghițit-o până la ultima firimitură, apoi a mai vrut una. Era mic și o osos, numai mare de patru ani. Capul mamei căzu în piept trezind-o. Mă privi cu ochi triști, obosiți, apoi înțelese că mă jucam de a prăjitura cu copilul ei. Îmi zâmbi chinuit, apoi își aranjă din nou perna. Cum te cheamă? L-am întrebat în șoaptă pe băiat. După două prăjituri era prietenul meu pe viață. Ontario, mi-a spus rar și moale. Câți ani ai? Băiatul ridică patru degețele, apoi lăsă unul în jos, apoi îl ridică din nou. Patru? L-am întrebat. El a dat din cap un semn de aprobare și a întins mâna după încă o prăjitură pe care i-am dat-o bucuros. I-aș fi dat orice. Unde stai, am șoptit. Într-o mașină, mi-a șoptit și el, drept răspuns. Mi-a trebuit o clipă ca să înțeleg exact. Nu mai știam ce să-l întreb. El era prea ocupat cu mâncatul ca să-l mai preocupe și conversația. Îi pusesem trei întrebări. El îmi dăduse trei răspunsuri sincere. Locuiau într-o mașină. Voiam să alerg la Mordecai și să-l întreb ce e de făcut când afli că unii oameni locuiesc într-o mașină, dar am rămas acolo zâmbindu-i lui Ontario. Îmi răspunse și el tot cu un zâmbet. În cele din urmă se hotărâ să mă întrebe. Mai ai suc de mere? Sigur că da, i-am răspuns și m-am dus la bucătărie să umplu două căni. Copilul a dat una pe gât și apoi i-am dat-o și pe a doua. Spune mulțumesc, i-am zis. Mulțumesc, a răspuns și a întins mâna după încă o prăjitură. Am găsit un scaun pliant și m-am așezat lângă Ontario cu spatele lipit de perete. Subsolul era uneori cufundat în tăcere, dar niciodată liniștit. Cei care nu sunt învățați să doarmă într-un pat nu au somnul ușor. Din timp în timp, Mordecai trecea printre trupuri ca să calmeze pe câte cineva. Era atât de masiv și de impunător încât nimeni nu îndrăznea să îi pună autoritatea la îndoială. Cu stomacul iarăși plin, Ontario a dormit cu capul micuț așezat pe picioarele mamei lui. M-am strecurat în bucătărie, mi-am turnat încă o ceașcă de cafea și m-am întors pe scaunul meu din colțul încăperii. În clipa aceea, bebelușul început să țipe. Vaetul lui, uimitor de puternic, îți făcea milă și întreaga încăpere păru să vibreze asurzitor. Mama era amețită, obosită, frustrată, fiindcă fusese sculată din somn. Îi spuse să tacă, apoi îl puse pe umăr și începu să legene înainte și înapoi. Bebelușul țipa din ce în ce mai tare și se auzeau murmure de nemulțumire din partea celorlalți locatari. Fără să mă gândesc, m-am întins și am luat bebelușul zâmbindu-i mamei, în încercarea de a-i câștiga încrederea. Ei nici nu-i păsa, era ușurată să scape de el. Copilul era ușor ca un fulg și făcuse pe el. Mi-am dat seama de asta când i-am pus ușor capul pe umărul meu și am început să-l bat ușor pe spate. M-am dus la bucătărie, căutându-l disperat pe Mordecai sau pe vreun alt voluntar ca să-mi vină în ajutor. Domnișoara Dolly plecase cu o oră înainte. Spre ușurarea și surprinderea mea, copilul tăcu în timp ce mă îndreptam spre Aragaz, bătându-l pe spate, vorbindu-i și căutându un prosop ceva. Aveam mâna udă unde mă aflam, ce naiba făceam, ce-ar fi zis prietenii mei dacă m-ar fi văzut în bucătăria întunecată încercând să potolesc un bebeluș al străzii, rugându-mă ca scutecul să fie doar umed? Nu mirosea altceva, deși eram sigur că aproape simțeam păduchii trecând din părul lui între al meu. Mordecai, cel mai bun prieten al meu, își făcu apariția și a prinse un bec. Ce drăguț!" comentă el. Avem ceva scutece pe aici?" l-am întrebat în șoaptă. Treaba mică sau treaba mare? m-a întrebat și el, fericit, îndreptându-se spre toalete. Nu știu, te rog, grăbește-te. Scoase la lumină un pachet de pampers. I-am dat copilul cât am putut de repede. Haina mea de jeans bleu avea o pată mare umedă pe umărul stâng. Dovedind o incredibilă dexteritate, Mordecai așeză copilul pe fundul pentru tăiat zarzavaturi, scoase scutecul ud și copilul se dovedia a fi o fetiță. O curăță cu un fel de șervet, îi puse un scutec curat și mi-o dădu din nou în brațe. Poftim, îmi spuse cu mândrie. E ca nouă. Multe lucruri nu se învață în școli, i-am răspuns luând fetița. M-am învârtit de colo-colo cu ea în brațe vreo oră până când a adormit. Am învelit-o în haina mea și am așezat-o cu grijă între mama ei și Ontario. Era aproape trei dimineața, sâmbătă, și trebuia să plec. Conștiința mea proaspăt trezită avea și ea limitele ei pentru o singură zi. Mordecai mă conduse până în stradă, îmi mulțumi că am venit și mă trimise în noapte. Mașina era tot acolo unde o lăsasem, acoperită cu zăpadă proaspătă. Am plecat lăsându-l pe mordecai în fața bisericii, privind în urma mea. Capitolul 9 De la întâlnirea mea de șoc cu domnul de marți, nu mai marcasem nicio oră de muncă plătită la Drake Sweeney. Timp de 5 ani scosesem în medie 200.000 de dolari pe lună, ceea ce însemna 8.000 pe zi timp de 6 zile și ceva în plus. Nu puteam permite să pierd nicio zi și nici să nu justific ore prețioase. Când rămâneam în urmă, ceea ce se întâmpla numai rare ori, lucram câte 12 ore, sâmbăta și eventual la fel și duminica, iar dacă nu eram în urmă, lucram numai 7 sau 8 ore, sâmbăta și eventual doar câteva duminica. Nu era de mirare că soția mea se înscrisese la facultatea de medicină. Duminică dimineața stăteam întins în pat, cu ochii în tavan, aproape incapabil să fac vreo mișcare. Nu voiam să mă duc la birou. Gândul îmi făcea silă. Uram șirurile ordonate de mesaje telefonice notate pe hârtii roz în științările de la superiori care puneau la cale întâlniri ca să se intereseze de starea mea vorbăria indiscretă a bârfitorilor și inevitabilul ce mai faci, de la prieteni, de la cei cu adevărat îngrijorați și de la cei cărora puțin le păsa. Cazurile antitrust sunt lungi și dificile, cu dosare atât de groase încât trebuie să le pui în cutii. Și la ce bun, în fond, o corporație de un miliard de dolari se lupta cu alta. O sută de avocați implicați produc tone de hârtii. Am recunoscut față de mine însum că munca asta nu-mi plăcuse niciodată, dacă o făceam atât de pătimaș, devenind un maestru și consacrându-mă unei specialități, într-o bună zi curând aveam să fiu omul de care aveau nevoie. S-ar fi putut întâmpla să fie vorba despre impozite, legislația muncii sau litigii. Cui ar fi plăcut legislația antitrust? Cu un efort de voință m-am ridicat din pat și m-am vărât sub duș. Micul dejun era alcătuit dintr-un croissant de la brutăria de pe strada M cu cafea tare, toate cumpărate cu o mână pe volan. M-am întrebat ce mânca Ontario în acel moment, apoi mi-am zis că ar fi bine să nu mă mai torturez. Aveam dreptul să mănânc fără să mă simt vinovat, dar pentru mine mâncarea își pierdea din importanță. La radio se anunța că temperatura va urca, situându-se între minus 7 și 0 grade și că nu va mai ninge în tot restul săptămânii. M-am îndreptat spre birou, dar n-am ajuns decât până în holul clădirii, când am fost acostat de unul dintre confrații mei de suferință. Brus, nu mai știu cum, din secția de comunicații, a intrat după mine în lift, rostind cu o voce gravă. Ce mai faci, amice? Bine, dar tu, i-am ripostat. La fel, uite ce doream să spun, suntem alături de tine, să știi, ține-te tare. Am încuvințat cu un gest al capului ca și cum încurajarea lui ar fi fost crucială. Din fericire, a coborât la etajul 2, nu însă înainte de a-mi face favorul unei bătăi prietenești pe umăr, ca printre sportivi la vestiar. Nu te lăsa brus. Abia puteam să mă țin pe picioare. Am încetinit pasul când am trecut pe lângă biroul doamnei de vie și sala de ședințe. Mi-am continuat drumul pe holul îmbrăcat în marmură până când mi-am găsit biroul și m-am prăbușit în scaunul rotativ din piele, epuizat. Poli avea câteva moduri de a-mi lăsa mesaje telefonice pe care oricum aveam de gând să le arunc la gunoi. Dacă eu aș fi avut grijă să returnez convorbirile, ea mi-ar fi lăsat unul, două bilețele lângă aparat. Dacă totuși nu se întâmpla așa, fapt care o enerva foarte tare, nimic nu-i plăcea mai mult decât să le alinieze în centrul biroului, o mare de valuri roz, toate perfect aranjate în ordine cronologică. Am numărat 39 de mesaje, câteva urgențe, câteva de la conducerea firmei. În special Rudolf părea foarte enervat, judecând după urmele lăsate de Poli. Le-am citit încet, le-am adunat unul câte unul și le-am pus deoparte. Eram hotărât să-mi termin cafeaua în liniște și fără presiuni din afară. Așa că stăteam în birou, ținând cana în ambele mâini, privind în gol și semănând foarte bine cu unul aflat pe marginea propastiei când a intrat Rudolf. Probabil îi spusese răspionii, vreun asistent pus la pândă sau poate brus cel din lift. Poate că întreaga firmă era în alertă. Nu, erau prea ocupați. Bună, Mike, mă salută el înțepat, luând loc, picior peste picior, pregătit pentru a discuta probleme serioase. Bună, Rudy, i-am răspuns. Nu-i spusesem niciodată Rudy în față. Actuala soție și partenerii îi spuneau așa, dar nimeni altcineva. Unde ai fost? Mă întrebă fără cea mai mică umbră de compasiune. La Memphis? La Memphis? Da. Simteam nevoia să-mi văd părinții, plus că acolo se află și psihiatrul familiei. Psihiatru? Da. M-a ținut sub observație vreo două zile. Sub observație? Da. Într-unul dintre cabinetele alea mici și elegante cu covore persane și somon la cină. O mie de dolari pe zi. Două zile? Ai stat acolo două zile? Da, cam așa ceva. Minciuna nu mă deranja și nici nu mă făcea să mă simt prost, tocmai pentru că minciuna nu mă deranja. Firma putea fi dură, chiar nemiloasă când poftea, iar eu nu aveam chef să mă las tocat mărunt de Rudolf. El avea ordine de atac din partea Comitetului Executiv și urma să facă un raport imediat ce ieșea din biroul meu. Dacă reușeam să-l fac să se mai moaie, raportul ar fi fost mai blând și mai mari firmei s-ar fi relaxat. Viața ar fi fost pe termen scurt mai ușoară. Ar fi trebuit să anunț pe cineva, spuse el încă dur, dar simțeam că începe să cedeze. Ei zău așa, Rudolf, eram dărâmat. N-am dat telefon nimănui. Era exact atâta disperare în tonul vocii mele încât să-l înmoaie. După o lungă pauză, reluă. Acum te simți mai bine? N-am nimic. N-ai nimic? Psihiatrul a zis că sunt bine. Sute la sută? O sută la sută. Nici o problemă, Rudolf. Aveam nevoie de o mică pauză, atâta tot. Sunt bine. Din nou cu motoarele în plin. Asta era tot ce dorea Rudolf. Zâmbi, se relaxă și îmi spuse. Avem mult de lucru. Știu, abia aștept să încep. Aproape că plecă din biroul meu în fugă. Avea să se ducă direct la telefon să raporteze că unul dintre marii producători de bani ai firmei era din nou gata de atac. Am încuiat ușa și am stins lumina, după care mi-am petrecut o oră întreagă acoperind biroul cu hârtii și măzgălituri. Nu făceam nimic, dar cel puțin respectam orarul. Când n-am mai putut suporta, am îndesat mesajele telefonice în buzunar și am plecat. Am scăpat fără să mă prindă nimeni. M-am oprit lângă o farmacie mare cu prețuri reduse de pe strada Massachusetts și m-am delectat. Cheltuind în neștire, dulciuri și mici jucării pentru copii, săpun și alte obiecte de toaletă pentru toți, șosete și pantalonaj de bumbac de diverse mărimi, un pachet mare de pampers. Nu mă distrasem niciodată atât de mult cheltuind 200 de dolari și aveam de gând să cheltuiesc atât cât era nevoie ca să le găsesc un loc cald. Dacă era vorba de un motel, pentru o lună, nicio problemă. În curând aveau să fie clienții mei și intenționam să ameninț și să mă lupt cu furie prin tribunale până la aș fi găsit o locuință corespunzătoare. Abia așteptam să dau pe cineva în judecată. Am parcat vis-a-vis de biserică, mult mai puțin speriat decât fusesem în noaptea dinainte, dar încă destul de temător. Înțelept, am lăsat pachetele în mașină. Dacă intram ca moș Crăciun, riscam să creez panică. Intenția mea era să plec de acolo cu familia aceea să-i duc la un motel, să le plătesc o cameră, să mă asigur că fac baie, se curăță și se dezinfectează, apoi să-i hrănesc până la saturație, să văd dacă au nevoie de ajutor medical, eventual să-i duc să-și ia pantofi și haine călduroase și să-i hrănesc din nou. Nu-mi păsa cât m-ar fi costat sau cât ar fi durat. Nu-mi păsa nici dacă lumea ar fi crezut că sunt încă un alb bogat care încearcă să mai scape de sentimentul de vinovăție. Domnișoara Dolly s-a arătat încântată să mă vadă. M-a salutat și mi-a făcut semn spre un morman de legume care trebuiau curățate. Mai întâi, totuși, m-am uitat după Ontario și familia lui și n-am reușit să-i găsesc. Nu erau acolo unde îi lăsasem, așa că am făcut turul sub solului printre zeci de oameni ai străzii. Nu era un sanctuar și nici în balcon. Am stat de vorbă cu domnișoara Doli, în timp ce curățam cartofi. Ea își amintea de familia de aseară, dar plecaseră înainte de sosirea ei, la ora 9. Unde puteau să se ducă?" m-am întrebat. Drăguță, oamenii ăștia nu stau într-un singur loc. Merg din cantină în cantină, din adăpost în adăpost. Poate că femeia a auzit că se dă brânză în Brightwood sau pături în altă parte. Poate chiar că a găsit o slujbă la McDonald's și îi lasă pe copii la sora ei. Nu poți ști niciodată, dar nu stau niciodată într-un singur loc." Aveam serioase dubii în ceea ce privește șansele mamei lui Ontario de a-și găsi o slujbă, dar nu aveam de gând să dezbat subiectul cu domnișoara Dolly în bucătăria ei. Mordecai a apărut când începuse să se formeze coada pentru prânz. L-am zărit înainte ca el să mă vadă și când ni s-au întâlnit privirile, toată fața i s-a deschis într-un zâmbet. Un voluntar nou se ocupa de sandvișuri. Împreună cu Mordecai am lucrat la masa de servire, băgând polonicul în oale și turnând supa în căn de plastic. Era și asta o artă. Dacă luai prea multă zeamă, se vărsa peste tine. Prea multe legume și te trezeai că în oală rămâne numai zeamă. Mordecai își perfecționase tehnica în urmă cu mai mulți ani. Nu mi-am atras destule priviri mustrătoare până să mă lămuresc. Mordecai avea o vorbă bună pentru fiecare dintre cei pe care îi serveam. Bună, bună dimineața, ce mai faci, mă bucur că te văd din nou. Unii la rândul lor îi zâmbeau, alții nici nu își ridicau privirea. Către miezul zilei aglomerația crescu și cozile deveniră și mai lungi. Alți voluntari apărură ca din pământ, din bucătărie răsună clinchetul plăcut al vaselor și se simțea bucuria oamenilor ocupați cu o treabă serioasă. Eu continuam să mă uit după Ontario. Moș Crăciun aștepta, iar mititelul habar n-avea. Am așteptat până când cozile au dispărut, apoi ne-am umplut fiecare câte o cană de supă. Mesele erau pline, așa că am mâncat în bucătărie, sprijiniți de chiuvetă. Îți mai aduce aminte de scutecul pe care l-ai schimbat azi noapte? L-am întrebat printre înghițituri. Crezi că aș putea uita? Azi nu i-am văzut. Mestecă lung și reflecta o clipă. Erau aici când am plecat eu de dimineață. La ce oră? La șase. Erau în colțul de colo. Dormeau duși. Unde se puteau duce? Nu avem de unde știi. Băiețelul mi-a spus că locuiesc într-o mașină. Ai vorbit cu el?" Da. Iar acum vrei să-l găsești, nu? Da. Nu-ți face iluzii. După prânz a apărut soarele și oamenii au început să se miște. Unul câte unul au trecut pe lângă masa de servire, luând câte un măr sau o portocală și au părăsit subsolul. Cine nu are casă, nu are nici stare, îmi explică Mordecai uitându-se împreună cu mine în urma lor. Le place să umble. Au ritualurile lor, rutina lor, locuri preferate, prieteni pe străzi, au lucruri de făcut se duc înapoi în parcurile și aleile lor și caută resturi prin zăpadă. Sunt minus 7 grade afară în seara asta, temperatura va urca până aproape de zero. Se vor întoarce, așteaptă până se lasă întunericul și să vezi ce plin va fi din nou aici. Hai să facem o plimbare. I-am cerut părerea domnișoarei Doli, care ne-a lăsat să plecăm o vreme. Fortul Taurus, foarte uzat, al cărui proprietar era Mordecai, era parcat lângă Lexusul meu. Asta nu o să facă prea mulți spurici, aici, îmi spuse el arătând spre mașina mea. Dacă te-ai gândit să-ți petrești ceva vreme în partea asta a orașului, ți-aș sugera să schimbi mașina cu o alta, mai proastă. Nu mă gândisem să mă despart de formidabila mea mașină. M-am simțit foarte jignit. Am urcat amândoi în taurusul lui și am ieșit din parcare. După doar câteva secunde mi-am dat seama că Mordecai Green era un șofer îngrozitor și am încercat să îmi pun centura de siguranță. Era ruptă. El nici nu păru să observe. Am străbătut străzile deja curățate cu flugurile de zăpadă. Am trecut pe lângă rânduri de blocuri și șiruri de case terasate pline de chiriași, pe lângă zone în construcție atât de periculoase încât ambulanțele refuzau să intre acolo, pe lângă școli înconjurate cu garduri dublate cu sârmă ghimpată prin cartiere zguduite permanent de mișcări de stradă. Mordeca era un ghid uimitor. Fiecare centimetru de teren intra în domeniul lui fiecare colț de stradă avea povestea lui, fiecare stradă avea istoria ei. Am trecut pe lângă alte adăposturi și cantine. El îi cunoștea pe bucătari și pe pastori. Bisericile erau mai bune sau mai puțin bune, dar fără cost la intrare. Fie că își deschideau porțile celor fără adăpost, fie le țineau încuiate. Mi-a arătat clădirea facultății de drept de la Howard, loc de imensă mândrie pentru el. Făcuse cinci ani de studii la Seral, lucrând în același timp o normă completă la un patron și jumătate de normă la altul. Mi-a arătat o casă complet arsă, într-un complex de clădiri terasate, unde acționau altădată traficanții de droguri. Al treilea fix al său, Casius, murise pe trotuarul din fața ei. Aproape de biroul lui, m-a întrebat dacă aș fi de acord să ne oprim o clipă. Dorea să-și verifice corespondența. Sigur că nu mă deranja, eu eram doar un tovarăș de călătorie. Biroul era acufundat în semi întuneric, rece și pustiu. Mordecai a aprins luminile și început să vorbească. Suntem trei aici, eu, Sofia Mendoza și Abraham Lebow. Sofia este asistent social, dar știe mai multe despre legile străzii decât mine și Abraham la un loc. L-am urmat prin birourile înghesuite. Era o vreme când aveam șapte avocați adunați aici, îți imaginezi? Asta se întâmpla când aveam fonduri de la stat pentru serviciile de consultanță juridică. Acum nu mai primim niciun ban, grație republicanilor. Acolo sunt trei birouri și. Mai sunt trei și aici, în partea mea, continuă el, arătând în toate direcțiile. E destul spațiu liber. Poate că asta înseamnă liber din lipsa de personal, dar era greu să calci fără să te împiedici de coșuri cu dosare vechi sau câte un teanc de cărți de drept prăfuite. Cine e proprietarul clădirii? L-am întrebat. Trustul Cohen. Leonard Cohen a fost fondatorul unei firme mari de avocatură din New York. A murit în 1986, cred că avea 100 de ani. A făcut o grămadă de bani și spre sfârșitul vieții a hotărât că nu vrea să ia nimic cu el. Așa că i-a risipit și una din multele lui creații a fost un fond tutelar pentru ajutorarea avocaților sociali și îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor străzi. Așa a luat ființă locul ăsta. Fondul susține trei centre, cel de aici Aici, unul la New York și încă unul în New York. Eu am fost angajat în 83 și am devenit director în 84. Toate fondurile voastre provin dintr-o singură sursă, aproape în întregime. Anul trecut fondul ne-a dat 110.000 de dolari. Cu un an înainte au fost 115.000, așa că am pierdut un avocat. Suma se micșorează în fiecare an. Fondul nu a fost bine administrat și acum suferim consecințe. Mă îndoiesc că vom mai fi aici peste 5 ani. Nu puteți strânge și voi bani? A, ah, sigur că da. Anul trecut am obținut 9000 de dolari, dar asta ia timp. Putem fie să practicăm avocatura, fie să strângem fonduri. Sofia nu e amabilă cu oamenii. Abraham e un tip irascibil venit de la New York. Nu mai rămân decât eu cu personalitatea mea magnetică. La cât se ridică profitul? L-am întrebat curios, dar nu prea îngrijorat. Aproape toate grupurile non-profit publicau un raport anual cu toate aceste cifre. Avem 2000 pe lună. După scăderea cheltuielilor și păstrarea unei mici rezerve, împărțim între noi 89.000 de dolari. În mod egal, Sofia se consideră o partener cu drepturi egale. Ca să fiu sincer, ne temem să discutăm despre asta cu ea. Eu am adunat aproape 30.000, ceea ce, din câte am auzit, reprezintă limita sărăciei pentru un avocat sărac. Bine ai venit în lumea străzii. Am reușit în sfârșit să ajungem în biroul lui, iar eu m-am așezat pe scaunul din fața mesei. Ai uitat să-ți plătești căldura? L-am întrebat. Străbătut de un fior. Probabil, în weekend nu lucrăm prea mult, economisim bani. Locul ăsta e foarte greu de încălzit sau de răcorit. Ideea asta a nu trecuse niciodată prin minte cuiva de la firma Drake Sweeney să închidă în weekend ca să economisească bani sau o căznicii. Iar dacă e prea confortabil, clienții voștri nu mai vor să plece. Așa că iarna e frig, vara e cald și se reduce circulația stradală. Vrei cafea? Nu, mulțumesc. Glumesc, să știi. Nu am face nimic care să-i descurajeze pe cei fără adăpost să vină aici. Temperatura nu ne deranjează. Ne imaginăm că toți clienții noștri sunt înfrigurați și înfometați, așa că nu mai are rost să ne mai facem asemenea probleme te-ai simțit vinovat azi dimineață când ai luat micul dejun? Da, mi-a zâmbit ca un bătrân înțelept care le văzuse pe toate. E un lucru obișnuit. Altădată lucram cu o mulțime de tineri avocați de la firmele mari, recrutați pro bono, cum le spunem noi, și ei îmi spuneau tot timpul că la început nu le mai trebuia mâncare. Dar o să-ți treacă, adăugă el, bătându-se peste burta proeminentă. Ce s-a întâmplat cu recruții pro bono? L-am întrebat. Știam că mă apropii cu pași repezi de momeală, iar mordecai știa că știu. I-am trimis la adăposturi, s-au întâlnit cu clienții, iar noi i-am coordonat. Cea mai mare parte a muncii e ușoară. E nevoie doar de un avocat care să dea telefoane și să strige la câte un birocrat care nu vrea să se miște. Cartele alimentare, pensii pentru veteranii de război, subvenții pentru locuințe, asigurări medicale, ajutoare pentru copii, cam 25% din munca noastră privește binefaceri. Ascultam concentrat și el putea foarte bine să înțeleagă ce gândesc. Mordecai mă învârtea pe degetul lui mic. Vezi tu, Michael, vagabonzii nu contează pentru nimeni. Nimeni nu-i ascultă, nimănui nu-i pasă, iar ei nu se așteaptă la ajutor din partea nimănui așa că dacă ei dau telefoane pentru a obține ceea ce li se cuvine, nu ajung nicăieri. Promisiuni deșarte, la nesfârșit. Dacă lasă mesaje, nu li se răspunde. Nu au o adresă fixă. Birocraților nu le pasă, așa că îi distrug chiar pe aceea pe care ar trebui să-i ajute. Un asistent social uns cu toate alifiile poate cel puțin să-i facă pe birocrat să-l asculte eventual, să se uite la dosar și poate chiar să returneze un apel telefonic. Dar dacă te sună un avocat țipând și făcând scandal, situația se schimbă. Birocrații au mai multe lan, Completează hârtiile necesare. Nu există adresă, nicio problemă. Trimiteți cecul la mine, am să-l transmit chiar eu clientului meu. Ridicase vocea și gesticula larg cu ambele mâini. Mai mult ca orice altceva, Mordecai era un povestitor pasionat. Bănuiam că vorbele lui au mult efect în fața unui juriu. Să-ți povestesc ceva notim, continuă el. Cam acum o lună, unul dintre clienții mei s-a dus la biroul de asistență socială ca să obțină o cerere de ajutor social. Ar fi trebuit să fie o operațiune de rutină. Omul are 60 de ani și suferă mereu din cauza unei spondiloze. Doarme pe sau pe câte o bancă în parc de 10 ani așa că e normal să aibă probleme cu spatele. Omul a așteptat în fața biroului la coadă vreo două ore. În cele din urmă a ajuns la ușă, a mai așteptat o oră, a ajuns până la primul birou, a încercat să se explice ce dorește și s-a trezit pus la punct de o secretară înțepată care era întoane proaste. I-a mai trântit și ceva despre felul în care mirosea. Omul s-a simțit umilit, bineînțeles, Așa că a plecat fără hârtie. M-a sunat, eu am dat niște telefoane și miercurea trecută ne-am prezentat oficial la biroul de asistență socială. Eu eram acolo, lângă clientul meu. Secretara era și ea acolo, împreună cu șeful ei, șeful șefului, directorul filialei din New York și unul dintre șefii cei mari din administrație. Secretara s-a ridicat în picioare în fața clientului meu și a citit o scrisoare de o pagină prin care își prezenta scuze. A fost chiar plăcut, emoționant. Apoi mi-a dat cererea omului pentru ajutor social și am primit asigurări de la toată lumea de față că va fi luată imediat în considerare. Asta e dreptatea Michael. Asta e menirea avocaților străzii. Să apere demnitatea oamenilor. Poveștile au continuat una după alta, toate sfârșindu-se cu avocații străzi în rol de băieți buni, vagabonzii victorioși. Știam că adunase în repertoriul lui suficiente istorii emoționante, probabil mai multe decât îmi spusese, dar acum abia pregătea terenul. Am pierdut noțiunea timpului. El n-a mai pomenit nimic despre corespondență. În cele din urmă am plecat de acolo și ne-am întors la adăpost. Mai era o oră până la lăsarea serii, momentul potrivit mă gândeam pentru a te cuibări în subsolul micuț și plăcut înainte de invazia huliganilor pe străzi. M-am trezit mergând mai încet și mai încrezător, numai pentru că îl aveam pe Mordecai lângă mine. Altfel aș fi înfruntat din soarea pieziș, a plecat de la brâu, gonind și cu picioarele tremurând. Domnișoara Dolly reușise, cine știe cum, să facă rost de un morman de pui întregi pe care îi pregătea pentru mine. Ea îi opărea. Eu trebuia să desfac carnea de pe oase. Soția lui Mordecai, Joan, ni s-a alăturat la ora de vârf. Era la fel de plăcută ca soțul ei și aproape la fel de înaltă. Ambilor fii aveau peste 1,90 m înălțime. Casius avea doi metri și și era o stea de basket foarte căutată când a fost împușcat la vârsta de 17 ani. Am plecat la miezul nopții, cât despre Ontario și familia lui, nici urmă. Capitolul 10 Duminica a început cu un telefon târziu de la Claire. Încă o conversație greoaie, numai pentru a-mi spune la ce oră urma să ajung acasă. I-am propus să luăm cina la restaurantul nostru preferat, dar nu avea chef de așa ceva. N-am întrebat-o dacă s-a întâmplat ceva. Trecut să amândoi de faza asta. Cum locuința noastră se afla la etajul al treilea, nu reușisem să aranjez să mi se aducă acasă ziarul post de duminică. Încercasem diverse metode, dar jumătate din timp nici nu-mi găseam ziarul. Am făcut un duș și m-am îmbrăcat cu mai multe rânduri de haine. Prezentatorul buletinului meteorologic anunța o maximă minus 4 grade și pe când mă pregăteam să ies din casă, am auzit știrile zilei. Am încremenit, am cuvintele, dar nu le înțelegeam. M-am apropiat de televizorul aflat pe teșgheaua din bucătărie cu picioarele moi, inima înghețată și gura largă scată de uimire și șoc. În jurul orei 23, poliția districtuală descoperise o mașină micuță în apropiere de Fort Troughton Park, în cartierul de nord-est, într-o zonă unde se produceau mici ciocniri între bandele rivale. Mașina era parcată pe stradă cu cauciucurile dezumflate și blocate în noroiul înghețat. Înăuntru se găsea o tânără mamă cu cei patru copii ai ei, toți morți prin asfixiere. Poliția bănuia că familia locuia în mașină și că au încercat să-și facă puțină căldură. Seava de eșapament a mașinii era îngropată într-un morman de zăpadă format după curățarea străzii. Puține detalii, niciun nume. M-am repezit în stradă, alunecând fără să cad, pe trotuarul acoperit cu zăpadă. Am străbătut strada P până la intersecția cu Wisconsin și am cotit pe strada 34 până când am ajuns la standul de ziare. Îngrozit, cu respirația tăiată, am apucat un ziar. În colțul din josul paginii era articolul cu pricina, evident, adăugat în ultimul moment. Nu se dădea niciun nume. Am deschis la secțiunea A, lăsând restul ziarului să cadă pe trotuarul UD. Articolul continua pe pagina 14 cu câteva comentarii standard din partea poliției și niște avertismente previzibile despre pericolul înfundării țevilor de eșapament. Urmau amănunte dureroase. Mama avea 22 de ani, numele ei era Lonte Barton, sugarul se numea Teneco. Cei mici Alonso și Dante erau gemeni în vârstă de doi ani. Fratele mai mare se numea Ontario, de patru ani. Cred că am scos niște sunete ciudate, căci un tip care își făcea alergarea de dimineață mi-a aruncat o privire suspicioasă, ca și cum aș fi putut fi periculos. Am pornit la drum cu ziarul deschis, călcând peste restul paginilor căzute pe jos. Nu vă supărați, auzi eu o voce furioasă din spate. N-ați vrea să-l plătiți? Mi-am văzut de drum. Vânzătorul de ziare s-a apropiat din spate și m-a strigat: Hei, omule! m-am oprit doar atât cât să scot o bancnotă de 5 dolari din buzunar și să o arunc la picioarele lui fără să-l privesc. Pe strada pe în apropiere de casă, m-am sprijinit de gardul de cărămidă în fața unui splendid șir de vile terasate. Trotuarul fusese curățat cu grijă. Am recitit articolul încet, sperând că, prin cine știe ce minune, finalul va fi altul. Eram copleșit de gânduri și întrebări și nu puteam ține pasul cu ele. De ce nu se întorseseră la adăpost? Și oare copilașul murise învelit în haina mea de jeans bleu? Îmi era greu să gândesc. Îmi era imposibil să merg. După șoc, m-am simțit cuprins de un sentiment de vinovăție. De ce n-am făcut ceva vineri seara când i-am văzut pentru prima dată? I-aș fi putut duce la un motel la căldură. Le-aș fi putut da de mâncare. Când am intrat în casă, telefonul suna. Era mor de cai. M-a întrebat dacă văzusem știrile." L-am întrebat dacă își amintea de scutecul UD. Era aceeași familie, i-am spus. El nu le știuse niciodată numele. I-am spus mai multe despre discuția mea cu Ontario. Îmi pare foarte rău, Michael, mi-a răspuns, mult mai trist. Și mie. Nu puteam vorbi prea mult, nu reușisem să articulez cuvintele, așa că am stabilit să ne întâlnim mai târziu. M-am întins pe canapea, rămânând așa, nemișcat o oră întreagă. După aceea m-am dus până la mașină și am scos de acolo pungile cu mâncare, jucării și haine pe care le cumpărasem pentru ei. Numai din curiozitate, Mordecai a venit la biroul meu la ora prânzului. În cariera lui fusese în destule firme mari, dar dorea să vadă locul unde căzuse domnul. Am făcut un tur rapid în compania lui, povestindu-i pe scurt despre criza ostaticilor. Am plecat împreună cu mașina lui. Eram bucuros că duminica nu circulau prea multe mașini pentru că Mordecai nu era de deloc atent la celelalte mașini. Mama lui Lonte Barton are 38 de ani și îi spășește o pedeapsă de 10 ani închisoare pentru vânzare de droguri, m-a informat el, dăduse câteva telefoane. Mai are doi frați amândoi închiși. Lonte a avut și ea probleme cu prostituția și drogurile. N-am idee cine ar putea fi tatăl sau tații copiilor. De unde ai aflat toate astea? Am găsit-o pe bunica ei într-o zonă aflată în planul de sistematizare. Ultima dată când a văzut-o pe Lonte, fata avea numai trei copii și vindea droguri împreună cu maica sa După spusele bunicii, aceasta a întrerupt orice legătură cu fica și cu nepoata ei din cauza drogurilor. Cine face mormântarea? Aceiași oameni care l-au mormântat și pe Defon Hardy. Cât ar costa niște funeralii decente? Se poate negocia, te interesează? Aș dori să se aibă grijă de ei. Ne aflam pe Pennsylvania Avenue, treceam pe lângă imensele clădiri de birouri ale Congresului. Dealul Capitoliului se zărea în fundal și nu m-am putut stăpâni să nu le adresez în gând vreo două înjurături proștilor care îi miliarde în fiecare an în vreme ce atâția oameni nu aveau unde locui. Cum era posibil ca niște copii nevinovați să moară în plină stradă, aproape sub nasul congresului, numai pentru că nu aveau unde să stea? Nu trebuia nici să se nască, ar fi spus unii dintre cei care făceau parte din aceeași clasă socială cu mine. Trupurile fuseseră duse la Institutul Medico-Legal, unde se află și morga. Era o clădire maronie de două etaje, anexă la Spitalul General Municipal. Aveau să fie ținuți acolo până la apariția rudelor. Dacă nu venea nimeni în timp de 48 de ore, li se făcea îmbălsămarea obligatorie. Erau puși în sicrie de lemn și îngropați repede în cimitirul de lângă stadion. Mordecai parcă într-un spațiu pentru handicapați, reflectă o secundă și mă întrebă. Ești sigur că vrei să intri? Așa cred. El mai fusese acolo, așa că dăduse telefon înainte. Un paznic într-o uniformă prea strâmtă își permise să ne oprească și Mordecai îl luă la rost atât de violent încât mă sperie. Îmi venea să vărs. Paznicul de dună fericit să scape de noi. O ușă dublă de sticlă purta pe ea în semnul Morga, scris cu litere negre. Mordecai intră ca și cum ar fi fost proprietarul acelui loc. Sunt Mordecai Green, avocatul familiei Barton mărâi el la tânărul de la ghișeu. Era mai mult o provocare decât un anunț. Tânărul verifică o notiță, apoi controlă și alte documente. Ce ne va faci să răsti iarăși cai? Tânărul își ridică privirea, gata să-și dea importanță, dar își dădu seama cât de masiv era de fapt adversarul lui. O clipă, spuse el și se îndreptă spre computer. Ca și cum ar avea o mie de morți aici, spuse Mordecai cu voce tare, întorcându-se spre mine. Mi-am dat seama că nu avea niciun strop de răbdare cu birocrații și funcționarii guvernamentali și mi-am amintit de povestea lui cu secretara de la asigurări sociale, care își ceruse scuze. Pentru Mordecai jumătate din munca unui avocat însemna ceartă și presiune. Un domn palit cu părul vopsit în negru și mâinile lipicioase își făcu apariția și se prezentă sub numele de Bill. Era îmbrăcat cu un halat albastru de laborator și purta pantofi cu talpă groasă de cauciuc, de unde apar ăștia care se angajează la morgă. Am pătruns în urma lui pe o ușă trecând printr-un hol cu temperatura din ce în ce mai scăzută și în cele din urmă am ajuns în camera principală de păstrare a cadavrelor. Câți ați primit astăzi? Îl întrebăm, ordecai, de parcă ar fi trecut în mod obișnuit pe aici să numere cadavrele. 12. Spuse Bill apăsând clanța ușii. Te simți bine? Mă întrebă mordecai. Nu știu. Bill împinse ușa metalică, făcându-ne loc să intrăm. Era fric și mirosea antiseptic. Podeaua era acoperită cu dale de piatră, iar camera era luminată cu neon albăstrui. Am pășit în urma lui Mordecai cu capul în jos, încercând să nu mă uit în jur, dar era imposibil. Trupurile erau acoperite de la cap până la glezne cu cearșafuri albe, exact așa cum vezi la televizor. Am trecut pe lângă o pereche de picioare albe, cu o eticheta agățată de degetul mare. Au urmat altele maronii. Am schimbat direcția și ne-am oprit într-un colț între o targă mobilă în stânga și o masă în dreapta. Lonte Barton, anunță Bill, cu un gest teatral, trase cearșaful în jos până la brâu. Era într-adevăr mama lui Ontario îmbrăcată într-o roche simplă, albă. Moartea nu lăsase nicio urmă pe fața ei. Parcă dormea. Nu puteam să-mi iau ochii de la ea. Ea este, spuse Mordecai. De parcă ar fi știut-o de ani de zile, se întoarse spre mine pentru confirmare. Am reușit cu greu să fac semn cu capul. Bill se întoarse pe călcâie, făcându-mă să îmi țin respirația. Un singur cearșaf îi acoperea pe toți copiii. Erau așezați perfect în rând, străși unul într altul, ținând mânuțele încrucișate peste cămășuțele identice, ca niște heruvimi adormiți, mici soldați ai străzii care își găsiseră în sfârșit liniștea. Doream să-l ating pe Ontario, să-l bat încet pe obraz și să-i spun că îmi pare rău. Doream să-l trezesc, să-l iau acasă, să-l hrănesc și să-i ofer tot ce-și-ar fi putut dori. Ei sunt, spuse Mordecai, la încuvințarea mea. Când Bill i a acoperit din nou am închis ochii și i-am rostit o scurtă rugăciune de îndurare și iertare. Nu lăsa să se mai întâmple așa ceva, mi-a spus domnul. Într-o încăpere de pe hol, Bill ne-a arătat două coșuri mari de sârmă. Cu obiectele personale ale familiei le-am așezat pe o masă, iar noi l-am ajutat să facă inventarul lucrurilor de acolo. Haine murdare și rupte, jacheta mea de jeans bleu, era obiectul cel mai frumos pe care îl aveau. Mai erau trei pături, o poșetă, niște jucării ieftine, loțiune pentru copii, un prosop, alte haine murdare, o cutie cu napolitane de vanilie, o cutie de bere neîncepută, niște țigări, două prezervative și vreo 20 de dolari în bancnote și monede. Mașina se găsește în parcarea poliției, spuse Bill. Se spune că e plină de mizerii. Ne ocupăm noi de ea, spuse Mordecai. Am semnat foile de hârtie pe care fusese scris inventarul și am plecat cu posesiunile familiei Lonte Barton. Ce facem cu lucrurile? Am întrebat. Le ducem bunicii. Vrei haina înapoi? Nu. Sala mortuară aparținea unui pastor pe care îl cunoștea Mordecai. Nu-l simpatiza pentru că biserica pastorului nu era suficient de prietenoasă cu vagabonzii străzi, dar putea trata cu el. Am parcat în fața bisericii aflate pe Georgia Avenue, în apropiere de Universitatea Howard, o zonă mai curată a orașului, unde nu vedeai atâtea ferestre închise cu scânduri. Ar fi mai bine ca tu să rămâi aici, îmi spuse. Aș putea vorbi mult mai direct cu el între patru ochi. Nu doream să rămân singur în mașină, dar trebuia să recunosc că garantam deja cu viața mea pentru el. Bineînțeles, i-am spus, lăsându-mă cu câțiva centimetri mai jos pe scaun și aruncând o privire împrejur. Nu o să-ți se întâmple nimic. După plecarea lui am încuiat portierele mașinii. Câteva minute m-am relaxat și am început să reflectez. Mordecai dorea să fie singur cu pastorul din motive de afaceri. Prezența mea ar fi complicat lucrurile. Cine eram eu și ce treaba aveam cu familia? Prețul ar fi crescut imediat. Era multă lume pe trotuar. Am privit în urma trecătorilor care se luptau cu viscolul. O mamă cu doi copii trecu pe lângă mine, erau bine îmbrăcați și se țineau de mâini. Unde erau ei, cu o seară înainte, când Ontario și familia lui se ghemuiau în mașina înghețată, respirând fără să-l simtă monoxidul de carbon, până când trecuseră pe lumea cealaltă? Unde eram noi, toți ceilalți? Lumea mea își găsea sfârșitul, nimic nu avea sens. În mai puțin de o săptămână, văzusem șase oameni ai străzii morți și nu eram pregătit să rezist unui asemenea șoc. Eram un avocat alb, educat, bine hrănit și bogat, pe drumul cel mai sigur, spre multă bogăție și toate lucrurile minunate pe care aceasta ți le putea oferi. Sigur, căsnicia mea se încheiase, dar aveam șanse să-mi revin. Erau destule femei minunate pe lume, nu-mi făceam prea multe griji. L-am blestemat pe domnul pentru că îmi schimbase cursul vieții. L-am blestemat pe Mordecai pentru că mă făcea să mă simt vinovat și pe Ontario pentru că mă făcea să sufăr. O bătaie în geam a făcut să tresar. Normal, eram cu nervii la pământ. Era a morde cai, stând în picioare în zăpadă lângă colțul străzii. Am crăpat puțin geamul. Zice că face el ce trebuie pentru toți cinci, pentru 2000 de dolari. Dar oricât ar costa, i-am răspuns și s-a făcut nevăzut. Câteva clipe mai târziu era din nou în mașină la volan, pornind în viteză. În mormântarea va avea loc marți aici la biserică. Sicriele sunt din lemn, dar frumoase. Va aduce niște flori, înțelegi, ca să arate bine. Dorea 3000, dar l-am convins că vor veni și niște reportere, așa că s-ar putea să apară la televiziune. Asta i-a plăcut. Cu 2000 nu e rău. Mulțumesc, Mordecai. Te simți bine? Nu. Nu ne-am mai spus prea multe pe drumul de întoarcere spre biroul meu. Fratele mai mic al lui Claire suferea de boala Hodkin. Asta era explicația întâlnirii de familie din Providence. Nu avea nicio legătură cu mine. Am ascultat-o povestind despre weekend, despre șocul vieții, lacrimile și rugăciunile care i-au apropiat mai mult unii de alții și... I-au consolat pe James și pe soția lui. La ei, în familie, îmbrățișările și plânsetele erau ceva obișnuit, și eram fericit că nu mă sunase și pe mine ca să mă cheme acolo. Tratamentul urma să înceapă imediat, prognoza era bună. Era fericită să fie din nou acasă și ușurată că avea pe cineva căruia să-i se destăinuie. Am băut câte un pahar de vin în salon, lângă foc, cu o pătura așezată peste picioare. Era aproape romantic, deși rănile mele erau prea adânci ca măcar să-mi treacă prin minte să fiu sentimental. Am făcut un mic efort pentru a pune la inimă cuvintele ei, suferind corespunzător pentru bietul James, presărând câteva fraze potrivite. Nu mă așteptam la această situație și nu eram sigur dacă era ce îmi doream. Îmi imaginasem că ne vom lupta cu umbrele noastre, poate chiar că ne vom lua la bătaie. Curând lucrurile aveau să iau o turnură urâtă între noi, pentru ca apoi să revenim la decență și să ne despărțim ca niște adevărați oameni maturi. Dar, după Ontario, nu eram pregătit să suport și alte probleme care să-mi pună emoțiile la încercare. Eram epuizat. Ea îmi tot spunea că par foarte obosit. Aproape că i-am mulțumit. Am ascultat-o cu atenție până când a terminat ce avea de spus, apoi conversația s-a îndreptat încet spre felul în care petrecusem eu sfârșitul de săptămână. I-am povestit tot despre noua mea viață de voluntar la adăposturi, apoi despre Ontario și familia lui. I-am arătat articolul din ziar. A fost sincer impresionată, dar și uimită. Nu eram același om din urmă cu o săptămână și nu era sigură că îi place mai mult versiunea recentă decât cea veche. Nici eu nu eram prea sigur. Capitolul 11 Fiind amândoi obsedați de meserie, Claire și cu mine nu aveam nevoie de ceas deșteptător, mai ales pentru diminețile de luni, când o nouă săptămână de provocări se deschidea în fața noastră. Ne trezeam la 5. La 5 și jumătate ne mâncam fulgi de cereale, apoi porneam în direcții diferite, practic grăbindu-ne să vedem cine reușește să plece primul. Datorită vinului am reușit să dorm fără să fiu bănuit de coșmaruri legate de weekend. În mașină, pe drum spre birou, eram hotărât să pun o oarecare distanță între mine și oamenii străzi. Aveam să îndur în mormântarea. Aveam să-mi găsesc într-un fel sau altul timp să mă ocup fără onorariu, de problemele celor fără adăpost. Aveam să continui să fiu prieten cu Mordecai, probabil chiar să devin un obișnuit al biroului său. Aveam să trec ocazional pe la bucătăria domnișoarei Doli și să o ajut să-i hrănească pe cei flămânzi. Aveam să dau bani și să ajut la strângerea unor sume mai mari pentru cei săraci. Cu siguranță că puteam fi mai util ca sursă de fonduri decât ca avocat al săracilor. Acolo, în mașină, conducând pe întuneric spre birou, am decis că aveam nevoie de câteva zile de muncă mai intensă pentru a-mi pune ordine în priorități. Cariera mea suferise o deviere minoră. O orgia muncii ar fi îndreptat lucrurile. Numai un nebun ar fi sărit din trenul de lux în care mă aflam. Am luat alt lift decât cel cu care urcase domnul. El ținea de trecut. Nu mi l-am scos din minte. Nu m-am uitat spre sala de ședință unde murise. Mi-am aruncat haina și servieta într-un fotoliu din birou și m-am îndreptat spre aparatul de cafea. Drumul de-a lungul holului, înainte de ora 6 dimineața, câteva vorbe întâmplătoare adresate când unui coleg, când unui funcționar, gestul de a-mi scoate sacoul, de a-mi sufleca mânecile cămășii, toate astea îmi dădeau sentimentul că era minunat să revin acolo. Am parcurs rapid titlurile ziarelor. Mai întâi, The Wall Street Journal, în parte pentru că știam că nu va scrie nimic despre oamenii străzi morți în capitală. Apoi am trecut la post. Pe prima pagină a secțiunii Metro era un mic articol despre familia lui Lonte Barton cu o poză a bunicii înlăcrimate în fața unui bloc de locuințe. L-am citit, apoi l-am dat deoparte. Știam mai multe decât reporterul și eram decis să nu mă las tulburat. Sub ziarul post se afla un dosar maroniu, tipic avocățesc, din cele de care firma noastră avea milioane. Pe copertă nu scria nimic și asta mi-a trezit suspiciuni. Stătea acolo la vedere, pe mijlocul biroului meu, pus de o persoană anonimă. L-am deschis încet. Înăuntru nu erau decât două file de hârtie. Prima era o copie a articolului apărut în post cu o zi înainte, același pe care îl citisem de 10 ori și pe care îl arătasem lui Claire, seara trecută. De desubt era o copie a unui document scos dintr-un dosar oficial al firmei Drake Sweeney cu titlul Evacuați Riveranox Tag Inc. Coloana din dreapta cuprindea numerele de la 1 la 17. Numărul 4 era de Von Hardy. La numărul 15 era scris Lonte Barton, alături de 3 dintre cei 4 copii. Am lăsat încet dosarul pe birou, m-am ridicat în picioare și m-am îndreptat spre ușă. Am închis-o și m-am sprijinit de ea. Am petrecut câteva minute într-o tăcere de plină. Mă uitam fix la dosarul așezat în centrul biroului. Trebuia să accept ideea că era adevărat și că documentul era real. Ce rost ar fi avut ca o persoană oarecare să falsifice un asemenea document? În cele din urmă l-am ridicat din nou în mâini cu mare grijă. Sub cea de-a doua foaie de hârtie, chiar în interiorul copertei dosarului, informatorul meu anonim scrisese cu creionul. Evacuarea a fost greșită din punct de vedere legal și moral. Era scris cu majuscule în efortul de a evita descoperirea autorului, în cazul în care aș fi încercat să recunosc scrisul. Literele erau abia vizibile, ca și cum vârful creionului abia ar fi atins dosarul. Am ținut ușa închisă timp de o oră în care fie că am stat la fereastră privind răsăritul, fie că m-am așezat la birou, holbându-mă la dosar. Pe hol se auzea din ce în ce mai multă lume și la un moment dat am auzit vocea lui Poli. Am descuiat ușa și am salutat-o ca și cum totul mergea ca pe roate și m-am apucat de treburile obișnuite. Programul dimineții includea o mulțime de ședințe și conferințe, două dintre ele cu Rudolf și niște clienți. M-am comportat corespunzător, deși n-am memorat nimic din ce s-a spus ori s-a făcut. Rudolf era foarte mândru că steaua lui revenise și era în plin avânt. Am fost aproape nepoliticos cu cei care doreau să discute despre criza ostaticilor și șocul care a urmat. Păream același și dovedeam, ca de obicei, aceeași intensă putere de muncă, astfel că orice îngrijorare cu privire la stabilitatea mea mentală a dispărut. Către prânz m-a sunat tata. Nu știu dacă mă mai sunase vreodată la birou. Mi-a spus că în Memphis plouă. Era nevoit să stea în casă, se plictisea și ce mai. Atât el cât și mama erau îngrijorați în privința mea. Le-am explicat că nora lor era bine și apoi, trecând pe un teren mai sigur, le-am povestit despre fratele ei James, pe care îl întâlniseră și ei odată la nuntă. Păream sincer preocupat de familia lui Claire, și asta l-am mulțumit. Tata era fericit să vorbească cu mine la birou. Eram încă acolo, scoteam bani frumoși, aveam perspective. M-a rugat să ținem legătura. O jumătate de oră mai târziu, fratele meu, Warner, m-a sunat de la biroul lui, aflat la unele dintre etajele superioare ale sediului unei firme din centrul orașului Atlanta. Avea cu șase ani mai mult decât mine, era partener într-o altă megafirmă, un specialist în litigii căruia nu îi se putea împotrivi nimeni. Din cauza diferenței de vârstă, Warner și cu mine nu sărăm niciodată apropiați în copilărie și ne bucuram fiecare de compania celuilalt. În timpul divorțului lui, petrecut cu trei ani mai înainte, mi se destăinuise în fiecare săptămână. Lucra de dimineață până seara la fel ca mine, așa că știam că acea conversație nu putea dura prea mult. Am vorbit cu tata, mi-a spus totul, mă lămuri el. Sunt convins, înțeleg ce simți, toți trecem prin asemenea momente. Muncești în disperare, faci o grămadă de bani, nu te oprești niciodată ca să-i ajuți pe oamenii fără importanță. Apoi se întâmplă ceva și îți aduce aminte de primul an de studenție, când toți aveam idealuri. Și doream să ne folosim diplomele de avocați pentru a salva lumea. Îți amintești? Da, e mult de atunci. Exact. În primul meu an de facultate s-a făcut un sondaj. Mai mult de jumătate dintre colegii mei de grupă doreau să se ocupe de dreptul civil. Când am terminat trei ani mai târziu, toată lumea s-a orientat spre locurile unde se câștigă mulți bani. Nu știu ce s-a întâmplat. Facultatea de Drept te face lacom. Presupun că așa stau lucrurile. Firma noastră are un program prin care poți face o întrerupere de un an, un fel de an sălbatic în care să faci drept public. După 12 luni, te întorci ca și cum n-ai fi fost plecat niciodată. La voi există așa ceva? Tipic pentru Warner. Aveam o problemă, el avea deja soluția. Frumos și limpede. 12 luni, după care sunt un alt om o deviere scurtă, dar viitorul meu e asigurat. Nu e valabil pentru asociați, i-am spus. Am auzit de un partener sau doi care au plecat de la firmă pentru a lucra în administrație într-un sector sau altul și s-au întors după vreo doi ani, dar niciodată un asociat. Dar firma ta e diferită. Ai fost traumatizat la naiba, aproape că ai dat ortu popii, numai pentru că ești membru al firmei. Aș trage și eu niște sfori, să le spun că ai nevoie de o pauză Iați un an și apoi întoarce-te frumușel la birou. S-ar putea să meargă, i-am spus, încercând să-i mai tai din elan. Avea o personalitate puternică, era teribil de insistent mereu la un pas de a provoca o ceartă, mai ales cu familia. Trebuie să plec, am continuat. La fel și eu. Ne-am promis că vorbim mai târziu. Am luat prânzul cu Rudolf și cu un client într-un restaurant splendid. Era un prânz de lucru, ceea ce însemna că ne abținem de la alcool și ceea ce mai însemna de asemenea că timpul era plătit cu banii clientului. Am lucrat și am mâncat preț de două ore, așa că prânzul l-a costat pe client 1400 de dolari. Firma noastră avea un cont la restaurant, așa că valoarea consumației cu chitanța respectivă se achită de către firma Drake and Sweeney și, cândva, în timp, maniacii noștri de la serviciul financiar din subsol aveau să găsească o modalitate de a-l taxa pe client și pentru costul mâncării. După amiaza a însemnat un șir neîntrerupt de telefoane și de conferințe. Printr-un efort de voință am reușit să-mi păstrez mimica de om serios interesat și am trecut cu bine de toate, încărcând notele de plată ale clienților cât de mult se putea. Legislația antitrust nu mi s-a părut niciodată până atunci atât de complexă și plicticoasă. Era aproape ora 5 când mi-am găsit câteva clipe în care să pot rămâne singur. Mi-am luat rămas bun de la poli și am descuiat ușa din nou. Am deschis dosarul misterios și am început să notez câte ceva la întâmplare pe un bloc notes, mâzgăleli și diagrame cu săgeți care duceau din toate direcțiile la River Oaks și Drake Sweeney, Braden Chance, partenerul pe probleme imobiliare pe care îl întrebasem despre dosari era ținta celor mai multe săgeți pornite de la firmă. Principalul bănuit era un asistent, tânărul care auzise schimbul dur de replici dintre noi și care, câteva clipe mai târziu, îl făcuse pe Chance măgar când ieșeam din biroul lor. Era normal ca el să cunoască amănuntele evacuării și precis avea acces la dosar. De la un telefon celular, pentru a evita orice înregistrare făcută de firmă, am sunat un asistent care lucra în secția antitrust. Biroul lui se afla pe același hol cu al meu, după colț. El mi-a dat un alt nume și... Cu puțin efort am aflat că tipul pe care îl căutam era Hector Palma. Lucra la firmă de circa trei ani petrecuți integral în departamentul imobiliar. Mi-am propus să-l găsesc, dar nu la birou. M-a sunat și Mordecai, voia să știe ce planuri am pentru cină. Fac eu cinste, mi-a spus. Supă? Sigur că nu, râse el. Știu un loc rozaf. Ne-am înțeles să ne întâlnim la șapte. Claire devenise chirurgul model care uita de o oră mese și soțul ei. Plecase la spital după primele ore ale după amiezii și schimbaserăm doar câteva cuvinte pe fugă. Nu știa când se va întoarce, dar era sigură că va fi foarte târziu, la cină fiecare pentru sine. Nu puteam să-i reproșez nimic. De la mine învățase acest fel de viață. Ne-am întâlnit într-un restaurant din apropiere, de Dapan Circle. Barul din față era plin ochi cu funcționari guvernamentali bine plătiți, care savurau un pahar înainte de a pleca din oraș. Noi am băut câte un pahar în spate, într-un separeu micuț. Povestea familiei Barton e serioasă și va deveni și mai serioasă începui el, sorbind berea luată direct din butoi. Îmi pare rău, dar în ultimele 12 ore am fost rupt de lume. Ce s-a întâmplat? Multă publicitate. Patru copii morți împreună cu mama lor care locuiau într-o mașină. Sunt găsiți la o milă distanță de dealul Capitoliului, unde membrii Congresului se află în prin proces de reformare a legislației asigurărilor sociale ca să arunce și mai multe mame în stradă. E superb. Deci s-ar părea că înmormântarea va fi un adevărat spectacol. Fără îndoială, am vorbit chiar astăzi cu 12 activiști pentru drepturile oamenilor străzi. Vor fi cu toții acolo și intenționează să-și aducă și susținătorii. Vor fi o mulțime de oameni ai străzi. Din nou mulți reporteri. Patru sicrie emititele lângă cel al mamei lor cu camerele de televiziune îndreptate spre ele. Pentru știrile de la ora 6. După aceea vom face un meeting și un marș. Poate că din moartea lor va rezulta și ceva bun. Poate. Un avocat uns cu toate alifiile, ca mine, știa că există un scop în spatele fiecărui prânz sau al fiecărei invitații la cină. Mordecai era preocupat de ceva. Îmi dădeam seama după felul în care nu mă scăpa din priviri. Ai idee de ce rămăseseră fără locuință?" l-am întrebat aton în terenul. Nu, probabil din cauzele obișnuite. N-am avut timp să pun întrebări. Gândindu-mă mai bine pe drum spre restaurant, hotărâsem că nu-i puteam spune de misteriosul dosar și conținutul lui. Era confidențial, numai pentru mine, datorită poziției mele la firma Drake Sweeney. Dezvăluirea celor aflate despre activitățile unui client reprezenta o încălcare flagrantă a responsabilităților mele profesionale. Gândul de a divulga un asemenea secret mă înspăimânta, în plus nu verificasem nimic. Chelnerul ne-a adus salatele și am început să mâncăm. Am avut o ședință la birou în această după-amiază, îmi spuse Mordecai printre înghițituri. Eu, Abraham, Sofia, avem nevoie de ajutor. Nu mă mirau cuvintele lui. Ce fel de ajutor? Încă un avocat. Am crezut că sunteți falimentari. Avem o mică rezervă și am adoptat o nouă strategie de piață. Ideea că centrul legal din strada 14 era preocupat de o strategie de piață era ilară și exact asta a și fost intenția lui. Am zâmbit amândoi. Dacă am reușit să-l convingem pe noul avocat să încerce 10 ore pe săptămână să găsească fonduri, atunci își va putea permite să lucreze la noi. Altă serie de zâmbete. Mordecai mai avea ceva de spus. Oricât ne-ar displăcea să recunoaștem, acest lucru Supraviețuirea noastră depinde de capacitatea noastră de a face rost de bani. Trustul Cohen e în declin. Ne-am permis până acum să nu cerșim, dar lucrurile trebuie să se schimbe. Ce altceva mai trebuie să facă acel avocat? Să se ocupe de legile străzii. Ai văzut și tu, suficient de bine ce înseamnă asta, ai văzut unde lucrăm. Sofia e o scorpie, Abraham un prost, clienții miros urât și banii sunt o iluzie. Câți banii puteți oferi? Ție îți putem oferi 30.000 pe an, dar nu-ți putem promite decât jumătate din sumă pentru primele șase luni. După aceea împărțim ce rămâne după scăderea cheltuielilor între noi patru. Abraham și Sofia au fost de acord? Da. După un scurt discurs din partea mea, ne imaginăm că ai relații bune în birou printre persoanele cu influență, și cum ești foarte bine pregătit, arăți excelent, ești deștept și așa mai departe, ar trebui să ai un talent înnăscut pentru strâns bani. Dar dacă nu vreau să strâng bani, atunci noi trei ne-am putea reduce salariile și mai mult, poate chiar până la 20.000 pe an, apoi la 15.000, iar când nu o să mai vină nimic de la fundație. Am putea să ajungem și noi în stradă ca și clienții noștri, avocați fără adăpost. Deci eu reprezint viitorul centrului legal din strada 14? Așa am decis noi, te vom primi ca partener cu drepturi de pline. Să vedem dacă Drake and Sweeney pot oferi mai mult. Sunt impresionat, i-am spus. Într-o oarecare măsură eram și speriat. Oferta nu era neașteptată, dar... Sosirea ei deschidea o poartă prin care ezitam să trec. A sosit și supa de fasole și am comandat încă un rând de bere. Ce poți să-mi spui despre Abraham? l-am întrebat băiat evreu din Brooklyn. A venit la Washington ca să lucreze în echipa senatorului Moynihan, a petrecut câțiva ani în congres și a ajuns în stradă. Extrem de inteligent. Își petrece cea mai mare parte a timpului coordonând litigiile susținute de avocații pro bono de la marile firme. În clipa de fază a dat în judecată biroul de recensământ ca să fie sigur că oamenii străzii vor fi numărați și mai dă în judecată sistemul școlar din Washington, D.C., ca să fie sigur că și copiii fără case primesc educație. Purtarea lui cu oamenii lasă de dorit, dar e grozav când face planuri pentru litigii în biroul lui. Dar Sofia, Asistent social de carieră cu studii de drept la seral timp de 11 ani. Se poartă și gândește ca un avocat, mai ales când își bate joc de funcționarii guvernamentali. Ai să o auzi zicând: Sunt Sofia Mendoza, avocat pledant, de 10 ori pe zi. Face și muncă de secretară? Nu, nu avem secretare. Fiecare își bate la mașină, face dosare, își pregătește cafeaua. Spuse el, aplecându-se puțin și coborând ușor vocea. Noi trei lucrăm împreună de multă vreme, Michael, și avem tabieturile noastre. Ca să fiu sincer, avem nevoie de o figură nouă cu idei noi. Trebuie să recunosc, salariul e foarte atrăgător, i-am spus într-un efort jalnic de a face o glumă. Mordecai zâmbi totuși din politețe. Nu faci asta pentru bani, o faci pentru sufletul tău. Sufletul meu m-a ținut treaz cea mai mare parte a nopții. Oare aveam curajul necesar pentru a renunța la tot ce aveam? Chiar mă gândeam serios să accept o slujbă atât de puțin plătită? Practic îmi luam adio de la milioane. Lucrurile și proprietățile după care tânjam s-ar fi transformat în amintiri neclare. Momentul nu era rău ales. Căsnicia mea era pe ducă, așa că părea, într-un fel, normal să fac schimbări drastice pe toate fronturile. Capitolul 12 Marți am sunat la birou și am anunțat că sunt bolnav. Probabil că e o gripă, i-am spus lui Poli, care, așa cum fusese învățată, mi-a cerut detalii. Febră, gâtul iritat, dureri de cap, toate cele de mai sus. Toate sau niciuna, nu-mi păsa. Trebuia să fiu foarte grav bolnav ca să lipsesc de la serviciu. Poli trebuia să completeze un formular pe care să îl ducă lui Rudolf. Anticipând telefonul lui, am plecat de acasă și m-am plimbat prin Georgetown în primele ore ale dimineții. Zăpada se topea rapid, temperatura urcase în mod sigur până spre plus 5 grade. Mi-am pierdut o oră întreagă umblând prin zona portului, încercând câte un cappuccino de la mai mulți vânzători și privind canotorii trecând înghețați prin potomac. La ora 10 am plecat la mormântare. Trotuarul din fața bisericii era baricadat. Se aflau polițiști peste tot, cu motocicletele parcate în stradă. Ceva mai departe se vedeau și carele de televiziune. O mulțime impresionantă asculta un vorbitor care striga ceva la microfon când am trecut pe lângă el. Unii țineau deasupra capetelor câteva pancarte scrise în grabă, special pentru a fi văzute de camerele de filmare. Am parcat pe o stradă laterală cu trei rânduri de blocuri mai departe, și m-am grăbit să ajung la biserică. Am evitat intrarea principală, îndreptându-mă spre o ușă laterală, unde un diacon bătrân stătea de pază. L-am întrebat dacă biserica are balcon. M-a întrebat dacă sunt reporter. M-a condus înăuntru și mi-a arătat o ușă. I-am mulțumit și am intrat. Am urcat niște scări șubrede și am ieșit în balconul aflat deasupra unui frumos sanctuar. Covor grena, bănci din lemn închis la culoare, ferestre cu vitralii curate. Era o biserică foarte curată și, timp de o secundă, am înțeles de ce pastorul ezita să o deschidă celor fără adăpost. Eram singur, așa că puteam să-mi aleg orice loc doream. M-am îndreptat în liniște spre partea de deasupra ușii din spate, cu vedere directă spre centrul culoarului până la Amvon. Un cor a început să cânte afară, pe trepte, și eu am rămas acolo în atmosfera pașnică a bisericii pustii, în acordurile muzicii ce răzbătea până la mine. Muzica încetă, ușile se deschiseră și nebunia începu. început. Podeaua balconului vibra de pașii mulțimii îndoliate care pătrundea în sanctuar. Corul își reluă locul obișnuit din spatele amvonului. Pastorul arăta fiecăruia încotro să meargă, camerele TV într-un colț, puținii membri ai familiei pe banca din față, activiștii și oamenii străzii cu care veniseră, Spre sectorul central, Mordecai intră însoțit de două persoane pe care nu le cunoșteam. O ușă laterală se deschise și condamnații își făcură apariția mama lui Lonte și cei doi frați în haine albastre de închisoare, cu cătușe la mâini și la picioare, legați la un loc și escortați de patru paznici înarmați. Au fost așezați în al doilea rând de bănci, pe centru, în spatele bunicii și a altor rude. După ce s-au mai liniștit lucrurile, Orga a început să cânte în tonuri joase triste. Undeva de subtul meu s-a auzit un zgomot și toată lumea s-a întors într-acolo. Pastorul a urcat în amvon și ne-a cerut tuturor să ne ridicăm în picioare. Câteva ajutoare, purtând mănuși albe, au adus sicriele pe culoarul dintre scaune și le-au așezat unul lângă altul, aproape de ieșirea din biserică. Sicriul lui Lonte se afla în centru. Cel al bebelușului era mic, de mai puțin de un metru lungime. Cele ale lui Ontario, Alonso și Dante erau de mărime mijlocie. Era o priveliște impresionantă și se auzeau suspine și plânsete. Corul începu să murmure un cântec legănându-se. Ajutoarele aduseră flori, așezându-le în jurul sicrielor și, timp de o clipă îngrozitoare, m-am gândit că s-ar putea să le deschidă. Nu mai fusesem niciodată la o mormântare de negri. Habar nu aveam la ce să mă aștept, dar văzusem la televizor imagini de la alte funeralii, unde uneori sicriul era deschis pentru ca familia să sărute cadavrul. Vulturii cu camerele lor de filmat erau pregătiți de atac, dar sigriele au rămas închise, așa că lumea nu a aflat ce știam eu că Ontario și familia lui puteau să-și fi găsit liniștea. Ne-am așezat, iar pastorul a rostit o lungă rugăciune, a urmat un solo interpretat de sora nu știu cum, apoi momente de tăcere. Pastorul a cituit din scriptură și a predicat puțin. A fost urmat de o activistă susținătoare a oamenilor străzii, care a pornit un teribil atac împotriva unei societăți și a liderilor ei care permiteau să se întâmple astfel de lucruri. A acuzat Congresul, mai ales pe republicani, și a dat vina pe oraș pentru absența unui lider adevărat, apoi pe tribunale și birocrație dar păstrase diatriba cea mai dură pentru clasele bogate, cei cu bani și putere, cărora nu le pasă de cei săraci și bolnavi. Vorbea explicit, cu furie. Era de efect, m-am gândit eu, dar nu prea potrivit pentru o înmormântare. La final, cei prezenți au aplaudat-o. În continuare, pastorul a vorbit îndelung, acuzându-i violent pe cei care nu aveau pielea neagră, dar aveau bani alt solo, un alt fragment din scriptură, apoi corul a atacat un imn vibrant, care m-a impresionat aproape până la lacrimi. S-a format o procesiune a celor care doreau să-și așeze mâinile deasupra celor morți, dar șirul s-a spart când oamenii au început să jelească și să tragă de sicrie. Deschideți-le!" a strigat cineva, dar pastorul a refuzat cu un gest al capului. Lumea s-a înghesuit spre Amvon, înconjurând sicriele, strigând și suspinând în vreme ce corul începea să cânte ceva mai tare. Bunica a făcea cea mai mare gălăgie, mângâiată și consolată de ceilalți. Nu menea să-mi cred ochilor. Unde fuseseră toți acești oameni în ultimele luni din viața lui Ilonte? Trupurile acelea micuțe din sicrie nu cunoscuseră niciodată atâta dragoste. Camerele de filmat ajungeau din ce în ce mai aproape și tot mai mulți dintre cei prezenți își pierdeau cumpătul. Totul devenise un simplu spectacol. În cele din urmă, pastorul a intervenit și a reinstaurat ordinea. S-a rugat din nou pe fondul muzicii de orgă. Când a terminat lumea, a început să treacă pentru o ultimă dată pe lângă sicrie. Slujba a durat o oră și jumătate. Pentru 2000 de dolari, producția nu fusese rea. Eram mândru de rezultat. Lumea s-a adunat din nou afară, pornind un marș care se îndrepta undeva spre Dealul Capitoliului. Cu mordecai în prim plan au dispărut după colți, iar eu m-am întrebat la câte marșuri și demonstrații participase. Prea puține ar fi fost probabil răspunsul lui. Rudolf Mays devenise partener la Drake and Sweeney la vârsta de 30 de ani, fapt care rămânea un record în sine, iar dacă viața lui continua așa cum o planificase, într-o bună zi avea să fie cel mai bătrân partener care încă mai muncea, Legislația era viața lui, și cele trei foste soții ale sale stăteau mărturie. Orice altceva ar fi atins se distrugea, dar Rudolf era pionul pasionat, ideal pentru o firmă importantă. La ora șase după amiază mă așteptam în biroul meu, pe care trona teancuri de dosare în lucru. Poli și secretarele plecaseră, la fel ca și majoritatea asistenților și funcționarilor. Circulația pe holuri se reducea considerabil după cinci și jumătate. Am închis ușa și m-am așezat pe un scaun. Credeam că ești bolnav, a început el. Plec, Rudolf, l-am anunțat cât mai îndrăzneț cu putință, dar simțeam un nod în stomac. Rudolf dădu cărțile la o parte și închise capacul stiloului foarte scump cu care lucra. Te ascult. Plec de la firmă. Am o ofertă de lucru pentru o firmă care se ocupă de dreptul public. Nu fi prost, Michael. Nu sunt prost. M-am hotărât și vreau să plec fără scandal. Vei deveni partener în trei ani. Am găsit un angajament mai convenabil. Nu reuși să găsească un răspuns, așa că dădu frustrat ochii peste cap. Haide, zău așa, Mike. Doar nu o să te lași copleșit din cauza unui simplu incident. Nu mă las copleșit, Rudolf. Nu fac decât să-mi schimb domeniul de lucru. Niciunul dintre ceilalți ostatici nu face așa ceva, Bravo lor! Dacă sunt fericiți așa, mă bucur pentru ei. Pe lângă asta, ei lucrează în litigii, sunt niște păsări rare. Unde te duci? La un centru legal din apropiere de Logan Circle. E specializat în problemele oamenilor străzii. Problemele oamenilor străzii? Exact. Cât te plătesc? O avere, ce mai? Vrei să faci o donație centrului? Ți-ai pierdut mințile? E doar o mică criză, Rudolf. Am numai 32 de ani, sunt prea tânăr pentru crizele vârstei mijlocii. M-am gândit să-mi rezolv prima criză mai devreme. Ia-ți o lună liber, du-te și lucrează cu oamenii străzii. Scoateți ți chestia asta din minte și pe urmă vină înapoi. Nu ți-ai ales bine momentul, Mike. Știi că suntem foarte mult în urmă cu treaba. Nu o să meargă Rudolf. N-are niciun farmec să plec dacă știu că am o soluție de siguranță. Farmec? Te amuză să faci ceea ce faci? Categoric. Gândește-te ce amuzant ar fi să lucrezi fără să stau mereu cu ochii pe ceas. Dar, Claire, la asta te-ai gândit? Mă întrebă el, arătându-mi cât de profundă era disperarea lui. Abia dacă o cunoștea și era cel mai puțin în măsură din întreaga firmă să-mi dea sfaturi matrimoniale. Claire, e bine, mersi, am răspuns. Aș dori să plec vineri. Rudolf, învins, scoase un geamăt, închise ochii și clătină încet din cap. Nu-mi vine să cred. Îmi pare rău, Rudolf. Ne-am strâns mâinile și ne-am promis să ne întâlnim într-o dimineață, de vreme, la micul dejun, ca să discutăm despre dosarele mele nefinalizate. Nu doream ca Poli să afle despre asta de la alții, așa că m-am dus în biroul meu și am dat un telefon. Era acasă în Erlington, pregătea cina. I-am stricat ziua. Am cumpărat niște mâncare tailandeză și am dus-o acasă. Am pus o sticlă de vin la frigider, am aranjat masa și am început să-mi repete replicile. Dacă Cler bănuia cumva o cursă, nu lăsă să se vadă. De-a lungul anilor că amândoi obiceiul să ne ignorăm reciproc, pur și simplu ca să nu ne luăm la bătaie. Drept urmare, nu ne pricepeam la tactici rafinate. Dar îmi plăcea ideea de a găsi o soluție pentru a mai îndulci lucrurile, de a pregăti terenul pentru șoc, pentru ca apoi să trec la atac. M-am gândit că ar fi drăguț, deși fals, adică perfect acceptabil în situația unei căsnicii distruse. Era aproape 10. Ea mâncase în fugă cu multe ore înainte, așa că am trecut direct în salon cu paharele de vin. Am aprins focul în cămin și ne-am așezat în fotoliile noastre preferate. După câteva minute am început să vorbesc. Trebuie să stăm de vorbă. Ce s-a întâmplat? Mă întrebă ea deloc îngrijorată. Mă gândesc să plec de la Drake Sweeney. Nu mai spune. Sorbi o gură de vin din pahar. Îi admiram sângele rece, fie că se aștepta la asta, fie că nu voia să-și arate îngrijorarea. Da, nu mă mai pot întoarce acolo. De ce? Sunt gata pentru o schimbare. Munca în cadrul unei corporații mi se pare brusc, plicticoasă și lipsită de importanță și vreau să fac ceva ca să ajut oamenii. Drăguț din partea ta. Se gândea deja la bani și abia așteptam să văd, cât îi va trebui să ajungă la acest subiect. De fapt, e admirabil din partea ta, Michael. Ți-am povestit despre Mordecai Green, centrul lui mi-a oferit o slujbă, încep de luni. Luni? Da. Așadar, ai și luat o hotărâre. Da, fără să discuți cu mine. Nu am nimic de zis și eu în această problemă? Nu pot să mă mai întorc la firmă, Claire. Am vorbit cu Rudolf chiar azi. Încă o înghițitură de vin. Dinții puțin mai strânși, o străfulgerare de furie, dar reuși să se controleze. În privința asta era incredibilă. Ne uitam la focul din cămin, hipnotizați de flăcările portocalii. Pot să te întreb ce efect va avea acest lucru asupra noastră din punct de vedere financiar? Va schimba lucrurile. La cât se ridică noul tău salariu? La 30.000 de dolari pe an. 30.000 pe an, repetă ea. Rosti cifra din nou, făcând-o să pară și mai mică decât era. Asta e mai puțin decât ce câștig eu. Salariul ei era de 31.000 pe an, cifra ce avea să crească dramatic în următorii ani. Nu era departe momentul în care avea să câștige bani serioși. Pentru a respecta scopul discuției noastre, îmi propusesem să nu mă las impresionat de niciun fel de comentarii despre bani. Nimeni nu se ocupă de dreptul public pentru bani, i-am ripostat, încercând să nu par pios. Din câte mi-amintesc, tu nu te-ai dus la facultatea de medicină pentru bani. Ca orice student la medicină din țară, Claire își începuse studiile cu jurământul că nu banii erau cei care o atrăgeau, dorea să ajute omenirea. Același lucru era valabil și pentru studenții de drept. Mințeam cu toții privea focul și făcea socoteli în minte. Bănuiam că se gândește la chirie. Apartamentul era foarte frumos la cele 2500 de dolari pe care le plăteam lunar. Ar fi trebuit să fie și mai frumos. Mobila era exact ce trebuia, eram mândri de locul în care trăiam. Adresa potrivită, case frumoase, terasate, un cartier de lux, dar ne petreceam prea puțin timp acolo și rare ori primeam musafiri. Mutarea ar fi însemnat o schimbare, dar o puteam îndura. Puseserăm întotdeauna deschiși în privința banilor, nu ne ascundeam nimic. Ea știa că deținem circa 31.000 de dolari în fonduri mutuale și 12.000 în contul bancar curent. Mă uitam cât de puțin pusesem deoparte în șase ani de căsnicie. Când cariera ta la o mare firmă se află pe drumul cel bun, ți se pare că banii nu mai au sfârșit. Cred că va trebui să facem niște schimbări, nu? Spuse ea privindu-mă cu răceală. Cuvântul schimbări era plin de implicații. Cu siguranță. Sunt obosită, conchise Claire, terminând vinul din pahar și îndreptându-se spre dormitor. Ce patetic m-am gândit. Nici măcar nu aveam în noi destulă ranchiună pentru o ceartă serioasă. Sigur, înțelegeam perfect noul meu statut de viață. O poveste minunată, un tânăr avocat ambițios transformat într-un apărător al săracilor, întoarce spatele unei firme de primă clasă pentru a lucra pe nimic. Chiar dacă își imagina că îmi pierdusem mințile, Claire nu putea critica un sfânt. Am pus un butuc pe foc, mi-am mai turnat un pahar de vin și am dormit pe canapea. Capitolul 13 Partenerii aveau o sală de mese privată la etajul 8, și era considerată o onoare pentru un asociat să mănânce acolo. Rudolf era genul de fraier care credea că o porție de terci irlandez, servit la ora 7 dimineața în camera lor specială, mă putea ajuta să revin la gânduri mai bune, cum puteam întoarce spatele unui viitor presărat cu mese în compania celor care dețineau puterea avea vești grozave. Vorbise cu Arthur seara târziu și era în lucru o propunere de a mi se acorda un an sabatic. Firma urma să suplimenteze orice salariu oferit de centrul legal. Era o cauză meritorie și ei trebuiau să facă mai mult pentru drepturile celor săraci. Eu urma să fiu considerat drept avocatul pro bono desemnat timp de un an întreg pentru ca ei să se simtă mai bine. M-aș fi reîntors cu bateriile încărcate, cu celelalte interese satisfăcute și cu talentele din nou orientate spre gloria firmei Drake Sweeney. Eram impresionat și uimit de ideea asta, așa că nu o puteam refuza pur și simplu. I-am promis să reflectez și asta foarte repede. M-a avertizat că propunerea trebuia aprobată de Comitetul Executiv, pentru că eu nu eram partener. Firma nu a avusese niciodată în vedere o astfel de întrerupere pentru un asociat. Rudolf dorea cu disperare să mă convingă să rămân la ei, iar asta avea prea puțin de a face cu amiciția dintre noi. Divizia antitrus din care făceam parte era acopleșită de treabă și avea nevoie de cel puțin încă doi asociați de bază cu experiența mea. Momentul plecării mele era cât se poate de prost ales, dar puțin împăsa. Firma avea 800 de avocați. Aveau toate șansele să găsească oamenii de care aveau nevoie. Cu un an înainte adusese în firmei beneficii de aproape 750.000 de dolari. De asta mâncam în salonul lor pretențios și ascultam planurile urgente făcute de ei pentru a mă păstra. Era de asemenea logic să-mi iau salariul anual obișnuit, să-l trântesc în brațele oamenilor străzi sau să-l dau pentru orice scopuri caritabile doream, pentru ca apoi, după un an, să fiu tentat să mă întorc. După ce a terminat cu ideea anului sabatic, am trecut la revizuirea problemelor celor mai presante din activitatea mea. Tocmai alcătuiam o listă cu ce trebuia făcut când Brayden Chance s-a așezat la o masă din apropiere. La început nu m-a văzut. În sală se aflau vreo 12 parteneri, fiecare a așezat singur la câte o masă citind ziarul, cât se poate de însingurați, cât se poate de adânciți în știrile de dimineață. Am încercat să-l ignor, dar în cele din urmă m-am uitat spre el și l-am surprins privindu-mă disprețuitor. Bună dimineața, Brayden! Am rostit cu voce tare, surprinzându-l și făcându-l pe Rudolf să se răsucească în scaun ca să vadă cu cine vorbeam. Chance răspunse cu o înclinare a capului, fără să spună nimic și brusc deveni mai interesat de pâinea prăjită de pe masă. Îl cunoști? Mă întrebă Rudolf în șoaptă. Am avut ocazia să ne întâlnim, i-am răspuns. În timpul scurtei noastre ciocniri din biroul lui, Chance îmi ceruse să-i spun cine era partenerul al cărui subaltern eram. Îi dădusem numele lui Rudolf. Era evident că Braden nu făcuse nicio plângere. Un măgar, spuse Rudolf, abia auzit. Părerea era unanimă. Rudolf întoarse o pagină, uită imediat de Chance și reveni la discuția noastră. Erau multe lucruri nefinalizate pe biroul meu. M-am trezit gândindu-mă la cens și la dosarul evacuării. Omul era cam molatic, cu pielea palidă, trăsături delicate și îți dădea impresia de fragilitate. Nu mi-l imaginam în stradă, verificând depozite abandonate, pline de locatari ilegali, murdărindu-și mâinile ca să fie sigur că își va face bine treaba. Cu siguranță că nici nu se întâmpla așa ceva. Avea asistenții lui, Cens stătea la birou și supraveghea completarea documentelor legale, încasând câteva sute de dolari pe oră de la clienți, în vreme ce nenumărații Hector Palma ai firmei se ocupau de detaliile neplăcute. Cens lua masa și juca golf cu directorii executivi de la River Oaks. Acela era rolul lui ca partener al firmei, probabil nici nu cunoștea numele oamenilor evacuați din depozitul deținut de River Oaks Tag. Și de ce l-ar fi cunoscut? Erau doar niște locatari ilegali, fără nume, fără fețe, fără casă. El nu era de față când polițiștii i-au scos cu forța din micile lor adăposturi și i-au aruncat în stradă. Probabil însă că Hector Palma a văzut ce s-a întâmplat. Iar dacă Chance nu cunoștea numele lui Lonte Barton și ale copiilor ei, atunci nu putea face legătura între evacuare și moartea lor. Sau poate că știa, poate că îi spusese cineva. La acele întrebări trebuia să răspundă Hector Palma și încă repede. Era miercuri. Eu plecam vineri. Rudolf încheie micul nostru dejun la ora 8, tocmai la timp pentru a ne întâlni în biroul său cu niște oameni foarte importanți. Eu m-am îndreptat spre birou și am citit ziarul post. Prezenta o poză cu tremurătoare cu cele cinci sicrie închise din sanctuar alături de o relatare în detaliu a serviciului funerar și a marșului ce a urmat Exista și un editorial, o provocare bine formulată către noi toți, cei care aveam ce mânca și un acoperiș deasupra capului, să stăm și să ne gândim la femeile de felul lui Lonte Barton din orașul nostru. Ele nu plecau nicăieri, nu puteau fi măturate de pe stradă și depozitate într-un loc ascuns pentru ca noi să nu mai fim nevoiți să le vedem. Ele locuiau în mașini, se adăposteau în barăci, înghețau în corturi improvizate, dormeau pe băncile din parcuri și așteptau la rând pentru câte un pat în adăposturile aglomerate și uneori periculoase. Locuiam în același oraș, ele constituiau o parte a societății noastre. Dacă nu le ajutam, numărul lor avea să crească, și ar fi continuat să moară pe străzile noastre. Am decupat editorialul din ziar și l-am pus cu grijă în portofel. Prin rețeaua de asistență am luat legătura cu Hector Palma. Nu era înțelept să-l abordez direct. Era de așteptat ca Cens să stea la pândă. Ne-am întâlnit în biblioteca principală de la etajul 3, între teancuri de cărți, departe de camerele de luat vederi și ochii indiscreți. Omul era foarte nervos. Tu ai pus dosarul acela pe biroul meu? L-am întrebat fără nicio introducere. Nu aveam timp de jocuri. Ce dosar? întrebă el, căscând ochii în de parcă eram urmăriți de oameni înarmați. Evacuarea River Oaks Tag. Tu te-ai ocupat de ea, nu? Nu știa cât de multe cunosc sau cât de puține. Da, recunosc cu el. Unde e dosarul? Trase o carte dintr-un raft, punându-se ca și cum am fi fost amândoi fundați în studiu. Toate dosarele sunt la acens. În biroul lui? Da, închise într-un fișet. Vorbeam amândoi în șoaptă. Nu avusese emoții cu privire la această întâlnire, dar m-am trezit aruncând priviri în jur. Oricine ne-ar fi observat întâmplător, ar fi ajuns la concluzia că punem ceva la cale. Ce cuprinde dosarul? Chestii teribile. Spune -mi și mie. Am nevastă și patru copii. Nu-mi convine să fiu dat afară. Ai cuvântul meu. Tu pleci. Ce-ți mai pasă? Veștile circulau repede, dar nu eram surprins. Mă întrebam adesea cine bârfește mai mult, avocații sau secretarele lor, probabil că asistenții. De ce ai pus dosarul pe biroul meu? L-am întrebat. El întinse mâna după încă o carte, apoi se îndreptă spre capătul culoarului. L-am urmat. Sigur că nu se mai afla nimeni în preajma noastră. S-a oprit și a luat altă carte. Mai avea ceva de spus. Am nevoie de dosarul acela, i-am spus. Nu e la mine. Atunci, cum pot să pun mâna pe el? Va trebui să-l furi. În regulă, de unde ia o cheie? Mă privi atent, prins, de o clipă nesigur cât de hotărât eram. Eu nu am cheie, mi-a răspuns. Cum ai făcut rost de lista celor evacuați? Nu știu despre ce vorbești. Baști foarte bine, tu ai pus-o pe biroul meu. Ești nebun delegat, s-a răstit el și a plecat. Am așteptat să se oprească, dar și-a continuat drumul, pe lângă rândurile de rafturi, pe lângă teancurile de cărți, ieșind din bibliotecă pe ușa din față. Nu aveam de gând să muncesc pe rupte în ultimele trei zile de lucru la firmă, indiferent ce-l făcuse pe Rudolf să creadă. Mi-am acoperit biroul cu tot felul de documente antitrust, am închis ușa, m-am uitat pe pereți și am zâmbit privind toate lucrurile pe care le lăsam în urmă. Cu fiecare răsuflare, presiunea creștea. Nu mai aveam de gând să accept să lucrez tiranizat de ceas. Gata cu săptămânile de 84 de ore lucrătoare numai pentru că alți colegi mai ambițioși ar putea face 85. Gata cu lingușirea superiorilor mei. Gata cu coșmarurile despre ușa parteneriatului care mi s-ar fi putut închide în față. L-am sunat pe Mordecai și am acceptat oficial oferta. Intenționam să încep de luni, dar el dorea să trec pe acolo mai devreme, orientativ. Râdea și făcea glume despre cum avea să găsească banii necesari pentru salariul meu. Mă gândeam la ambianța din centrul legal de pe strada 14 și mă întrebam care dintre birourile neocupate și pline de dosare va deveni al meu. Ce importanță avea? Spre seară mi-am ocupat mare parte din timpul rămas, așteptând salutul sobru al prietenilor și colegilor, cât se poate de convinși că îmi pierduse mințile. Am suportat totul cu bine. La urma urmelor, nu mai era mult până să devin un adevărat sfânt. În acest timp, soția mea consulta un avocat specializat în divorțuri, o femeie ce avea reputația unei luptătoare nemiloase, la ora 6, când am ajuns acasă, destul de devreme, Claire mă aștepta. Masa din bucătărie era acoperită cu notițe și imprimante de calculator. Aparatul era gata. Claire mă primi cu și bine pregătită. De data asta eu am fost cel care a picat în cursă. Propun să divorțăm pe motivul unor diferențe ireconciliabile. Începuia amabilă. Nu ne certăm, nu ne arătăm unul pe altul cu degetul. Acceptăm ceea ce nu am fost în stare să spunem că această căsnicie a luat sfârșit. S-a oprit, așteptând să spun și eu ceva. Nu puteam să fiu surprins, se hotărâse. Ce rost avea să obiectez? Trebuia să par la fel de calculat ca și ea. Sigur că da, i-am răspuns, încercând să par cât mai nonșalant. Parcă simțeam o ușurare la gândul că eram în sfârșit cinstiți dar mă deranja faptul că ea își dorea divorțul mai mult decât mine. Ca să rămână la comandă, Claire a amintit despre întâlnirea avută cu Jacqueline Une, avocatul ei de divorț, trântind numele unei femei, de parcă ar fi pus mortar peste cărămis și adăugând în beneficiul meu părerile servite de purtătoarea ei de cuvânt. De ce ai angajat un avocat?" am întrebat eu. Vreau să fiu sigură că sunt protejată." Și crezi că aș profita de pe urma ta? Tu ești avocat, eu am nevoie de un avocat. asta e tot. Ai fi putut economisi o mulțime de bani dacă nu angajai pe ea, i-am spus, încercând să nu mă las cu nimic mai prejos. La urma urmelor era vorba de un divorț. Dar acum mă simt mult mai bine. Mi-a amânat documentul cu numărul 1 din dosar, o dovadă a proprietăților și obligațiilor noastre. Documentul 2 era propunerea de partaj. Deloc surprinzător, clar intenționa să obțină majoritatea. Aveam împreună 12.000 de dolari, bani gheață și ea voia jumătate pentru plata creditului bancar al mașinii Nu se menționa nimic despre cei 16.000 pe care eu îi datoram pentru Lexus. Voia 40.000 din 51.000 pe care îi dețineam în fonduri mutuale. Mie îmi rămânea fondul de la firmă. N-aș zice că e o împărțeală egală, i-am spus. Nici nu o să fie egală, mi-a spus ea, cu siguranța celui care se simte protejat de un câine de pază. De ce nu? Pentru că eu sunt cea care trece printr-o criză de vârstă medie. Deci e vina mea? Nu vorbeam de vinovăție. Împărțim ceea ce avem în comun. Pentru motive cunoscute numai de tine, ai hotărât să reduci cele 90.000 de dolari pe care îi câștigai pe an. De ce să sufăr eu consecințele? Avocata e sigură că poate convinge un judecător că acțiunile tale ne-au ruinat financiar. Ai poftă de o criză de nebunie n-ai decât, dar să nu-ți faci iluzii că mă poți lăsa să flămânzesc. Nici o șansă. N-am de gând să mă cert. Nici eu n-aș face așa ceva dacă aș primi totul. Mă simțeam obligat să fac puțin scandal. Nu puteam începe să țipăm unul la altul și să aruncăm cu câte un obiect. Doar nu era să-i zbucnim un plâns și nici nu ne puteam arunca acuzații murdare despre adultere sau dependență de droguri. Ce fel de divorț era ăsta? Unul foarte steril. Claire se hotărâ să mă ignore și să revină la lista ei de notițe, pregătită fără îndoială de purtătoarea ei de cuvânt. Apartamentul e închiriat până în 13 iunie și voi rămâne aici până atunci. Asta înseamnă 10.000 de chirie. Când vrei să plec? Cât de repede dorești. În regulă. Dacă dorea să plec, n-aveam de gând să mă rog de ea ca să rămân. Era un exercițiu de rezistență, care dintre noi arăta mai mult dispreț celuilalt. Aproape că îmi venea să spun cine știe ce tâmpenie, de genul vrei să aduci pe altcineva în loc? Doream să o scutur, să o fac să renunțe la atitudinea asta ostilă. În loc de asta, mi-am păstrat sângele rece. Voi pleca înainte de sfârșitul săptămânii, i-am spus. Nu mi-a răspuns, dar nici nu a reacționat în vreun fel. De ce crezi că tu ai dreptul la 80% din fondurile mutuale? Am întrebat-o. Nu primesc 80%. Dau 10.000 pe chirie, alte 30.000 pe alte servicii, 2.000 ca să-ți achit cărțile comune de credit și mai avem cam 6.000 la impozite impuse în comun. Reiese un total de 21.000. Documentul 3 era o listă amănunțită a proprietăților personale, începând cu obiectele din salon și sfârșind cu dormitorul gol. Niciunul dintre noi nu ar fi îndrăznit să se certe pe oale și cratițe, așa că împărțirea a fost făcută la mica înțelegere. Ia ce vrei, am spus de câteva ori, mai ales când e vorba de prosoape sau așternuturi de pat. Am negociat câteva lucruri, dar cu finețe. Poziția mea, în unele cazuri, era dictată mai degrabă de refuzul mișcării, decât de mândria de proprietar. Îmi doream televizorul și câteva farfurii. Brusc, redeveneam un bărbat singur și nu mă vedeam mobilând o casă nouă. Claire, pe de altă parte, își pierduse ore întregi trăind în viitor. Dar a fost corectă. Am terminat cu monotonia documentului 3 și, de comun acord, am declarat partajul echitabil. Urma să semnăm o convenție de separare, să așteptăm șase luni, pentru ca apoi să mergem împreună la tribunal și să punem oficial capăt Uniunii noastre. Niciunul dintre noi nu dorea să mai stea la discuții. Mi-am luat haina și am plecat într-o lungă plimbare pe străzile din Georgetown, întrebându-mă cum fusese posibil ca viața să se schimbe atât de radical. Erodarea căsniciei noastre fusese lentă, dar sigură. Schimbarea carierei fiecăruia dintre noi avusese efecte de șoc. Lucrurile mergeau mult mai repede, dar eram incapabil să le opresc. Capitolul 14 Ideea anului sabatic a fost ucisă în fașă de către comitetul executiv. Deși era de presupus că nimeni nu trebuia să afle ce se întâmplă în ședințele secrete ale acelui grup, un Rudolf foarte sumbru mi-a comunicat că s-ar fi creat un precedent nedorit. Într-o firmă atât de mare, asigurarea unui an de pauză pentru un asociat ar fi putut duce la apariția multor certuri din partea altor nemulțumiți. Nu exista nicio soluție de rezervă. Dacă ieșam pe ușă, puteam fi sigur că o vor trânti în urma mea. E sigur că știi ce faci? Mă întrebă el rămas în picioare în fața biroului meu. Pe podea, lângă el, tronau două cutii mari de carton. Poli începuse deja să împacheteze mărunțișurile care îmi aparțineau. Sunt sigur, i-am zâmbit, nu-ți face griji pentru mine. Eu am încercat. Mulțumesc, Rudolf. A plecat clătinând din cap. După ofensiva lui Claire, cu o seară înainte, nu mai reușisem să mă gândesc la anul sabatic. Alte gânduri mai urgente mă copleșau. Eram pe punctul de a divorța și devenisem, la rândul meu, un om singur, fără adăpost. Brusc am început să-mi fac griji pentru un apartament nou, ca să nu mai vorbesc de slujba nouă, biroul și viitoarea carieră. Am închis ușa și am început să studiez secțiuni de afaceri imobiliare, dosarele secrete. Puteam vinde mașina ca să scap de rata lunară de 480 de dolari. Mi-aș fi cumpărat o mașină la mâna a doua pe care să o asigur pentru o sumă grasă și să aștept să dispară în întunecimea noului meu cartier. Dacă doream un apartament decent în capitală, era limpede că, în cea mai mare parte, noul meu salariu avea să se ducă pe chirie. Mi-am luat pauza de prânz mai devreme și am pierdut două ore alergând prin centrul orașului, după un apartament. Cel mai ieftin era o fundătură cu o chirie de 1100 de dolari pe lună, mult prea mult pentru un avocat al străzii. Încă un dosar mă aștepta, la întoarcere, simplu, maroniu, tipic avocățesc, fără nimic scris pe copertă, așezat pe birou în același loc ca și primul. În interior, două chei fixate cu o bandă adezivă pe partea stângă și o notă bătută la mașină, prinsă cu o agrafă în dreapta. Nota cuprindea următoarele. Cheia de deasupra este de la ușa biroului lui Cens. Cheia de dedesubt este de la sertarul de sus al fișierului de sub fereastră. Copiază și pune totul la loc. Atenție, Cens e foarte suspicios. Aruncă cheile. Oli își făcu apariția pe neașteptate, așa cum se întâmplă adesea, nici o bătaie în ușă, nici un sunet, doar o prezență fantomatică în cameră. Era bosumflată și nu mi dădea atenție. Lucram împreună de patru ani și se pretindea răvășită de plecarea mea. Nu eram chiar așa de apropiați. Putea să-și găsească un alt șef în numai câteva zile. Era o persoană foarte drăguță, dar numai la ea nu-mi stătea gândul. Am închis repede dosarul neștiind dacă îl văzuse. M-a așteptat o clipă în timp ce ea își făcea de lucru cu cutiile mele n-a făcut niciun comentariu, dovada clara a faptului că nu-l observase, dar cum putea vedea din hol tot ce se întâmplă în biroul meu, nu -mi puteam imagina cum ar fi putut Hector sau oricine altcineva să intre și să iasă fără să fie văzut. Berinuzo, Nuzo, o static alături de mine și prieten, trecu pe la birou pentru o discuție serioasă cu mine. Închise ușa și ocoli cutiile. Eu nu doream să discut despre plecarea mea, așa că i-am vorbit despre Claire. Soția lui și Claire erau amândouă din Providence, fapt care părea, în mod ciudat, de o importanță aparte la Washington. Ne întâlniserăm cu ei de câteva ori în ultimii ani, dar prietenia de grup avusese aceeași evoluție ca și căsnicia mea. Se arăta surprins, apoi trist, dar reuși să păstreze aparențele. Ai o lună proastă, îmi spuse. Îmi pare rău. Căderea asta durează de multe vreme, i-am răspuns. Am vorbit despre zilele bune de altă dată, despre cei care veniseră și plecaseră. Nu catadixiserăm să discutăm despre întâlnirea cu domnul la o bere, ceea ce, dintr-o dată, mi se părea ciudat. Doi prieteni se confundă împreună cu moartea, scapă cu bine și sunt prea ocupați ca să se ajute să treacă peste șocul ulterior. Până la urmă, am ajuns și la subiectul cel mai important. Cutiile din mijlocul podelei făceau imposibilă evitarea lui. Am înțeles că incidentul fusese motivul pentru conversații. Îmi pare rău că te-am dezamăgit, spuse el. Ei, nu-ți face griji, Barry. Nu, vorbesc serios, ar fi trebuit să fiu aproape de tine. De ce? Pentru că e clar că ți-ai pierdut mințile, spuse el râzând. Încercam să savurez umorul lui. Da, sunt cam nebun în clipa asta, presupun, dar o să-mi treacă. Nu zău așa. Am auzit că ai probleme. Am încercat să te caut săptămâna trecută, dar și. Am fost îngrijorat în privința ta, dar trec printr-o perioadă cumplită. Știi tu, ca întotdeauna. Știu. Îmi pare sincer rău că nu am fost aici, Mike. Îmi pare rău. Fi serios, încetează. Toți ne-am speriat cumplit, dar tu ai fi putut fi lovit. Ne-ar fi putut omorâ pe toți, Berry, dacă dinamita era adevărată și nu-l nimereau. Bum. Să nu ne mai gândim. Ultimul lucru de care îmi aduc aminte este că, în timp ce ne chinuiam să ieșim afară, tu erai plin de sânge și țipai așa că am crezut că ai fost lovit. Noi am ieșit afară rând pe rând, alții ne luau în brațe, țipau și am așteptat explozia. M-am gândit, Michael e tot acolo și e rănit. Ne-am oprit lângă lifturi, cineva ne-a tăiat legăturile de la mâini și m-am întors la timp ca să te văd cum te-au luat polițiștii. Țin minte sângele. Era foarte mult sânge firar să fie. Nu i-am răspuns. Avea nevoie să se confeseze, într-o oarecare măsură, își ușura conștiința. Îi putea raporta lui Rudolf și altora că măcar încercase să mă convingă să renunț. Tot drumul până jos m-am întrebat fără încetare: Oare mai că a fost lovit? Oare mai că a fost lovit? Nimeni nu știa. A trecut o oră întreagă până ce ni s-a spus că ești bine. Aveam de gând să te sun când ajung acasă, dar copiii nu m-au lăsat în pace nicio clipă. Trebuia să o fac. Nu-ți face probleme. Îmi pare rău, Mike. Te rog, nu mai spune asta. S-a terminat. Gata. Puteam vorbi zile întregi și nu s-ar fi schimbat nimic. Când te-ai hotărât să pleci? A trebuit să reflectez o clipă pentru a-i răspunde. Răspunsul sincer era duminică, în momentul în care Bill a tras cearșafurile și l-am văzut pe micuțul Ontario care își găsise în sfârșit liniștea. Atunci și acolo, în morga orașului, am devenit alt om. În weekend, i-am răspuns, fără alte explicații. Nici nu avea nevoie de așa ceva. A clătinat din cap de parcă cutiile de carton ar fi fost acolo mai ales din vina lui. Am hotărât să-l ajut. Nu mai fi putut opri berii. Nimeni nu ar fi putut să o facă. Atunci a început să dea din cap în semn de aprobare pentru că, într-un fel, înțelesese când vezi un pistol în față, timpul se oprește și apar prioritățile. Dumnezeu, familia, prietenii, banii rămân pe ultimul loc. Firma și cariera apar tot mai îndepărtate când auzi ticăitul ceasului și te gândești că ar putea fi ultima ta zi din viață. Dar tu, l-am întrebat, tu ce mai faci? Firma și cariera rămân departe doar pentru câteva ore scurte. Joi am început un proces, de fapt. Tocmai îl pregăteam când ne-a întrerupt domnul. Nu-i puteam cere judecătorului o amânare deoarece clientul aștepta de patru ani să se stabilească data procesului, așa că am intrat în priză, am început procesul și nu ne-a mai oprit motoarele. Procesul ne-a salvat. Sigur că așa s-a întâmplat. Munca te vindecă, te salvează chiar și la Drake and Sweeney. Îmi venea să mă propădesc de râs, pentru că în urmă cu două săptămâni și eu aș fi gândit la fel. Bravo, am zis, ce frumos, prin urmare totul e în regulă? Normal. Era avocat de litigi, un mascul feroce, cu pielea de teflon. Avea însă trei copii, așa că nu-și putea permite luxul unei devieri la 30 și nu știu câți de ani. Timpul lui era prețios, ne-am strâns mâinile, ne-am îmbrățișat și ne-am făcut obișnuitele promisiuni de a păstra legătura. Am ținut ușa închisă ca să pot să mă uit în dosar și să decid ce era de făcut. Curând am început să fac presupuneri. 1. Cheile trebuiau să se potrivească. 2. Nu putea fi o cursă. Nu știam să am dușman și, oricum, mă pregăteam să plec. 3. Dosarul se afla, într-adevăr, în birou, în sertarul fișetului de sub fereastră. 4. Era posibil să-l iau fără să fiu prins. 5. Putea fi copiat în scurt timp. 6. Putea fi returnat după aceea, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. 7 și asta era cel mai important, conținea într-adevăr dovada aceea nenorocită. Mi-am scris toate astea pe un bloc notes. Scoaterea unui dosar reprezenta un motiv pentru concedierea imediată, dar nu-mi păsa de asta. Același lucru era valabil și pentru că am fost prins în biroul lui Cens, nu aveam dreptul să cotrobăi acolo. Copierea dosarului reprezenta o provocare, cum niciun dosar al firmei nu avea mai puțin de câțiva centimetri grosime, exista posibilitatea să am nevoie de 100 de foi Xerox în cazul în care aș fi copiat totul. Trebuia să stau în fața aparatului câteva minute expus. Asta ar fi fost prea periculos. Secretarele și funcționarii se ocupau cu copiatul, nu avocații. Mașinile erau concepute după înalte tehnologii complicate și, fără îndoială, riscam să se blocheze la prima apăsare de buton. În plus, erau codificate, trebuia să apeși pe niște butoane pentru ca fiecare copie să încarce nota de plată a unui client, iar aparatele se aflau în spații deschise. Nu mi-aminteam să fi văzut măcar unul singur într-un colț. Poate că aș fi găsit unul într-o altă secție a firmei, dar prezența mea acolo ar fi trezit suspiciuni. Trebuia să ies din clădire cu dosarul asupra mea, adică să fiu la un pas de un delict. N-aș fi furat dosarul, ci doar l-aș fi împrumutat. La ora 4 am trecut prin secția de imobiliare cu mânecile suflecate, ținând în brațe un teanc de dosare, ca și cum aș fi avut treburi serioase pe acolo. Hector nu era la locul lui. Brayden Chance era la birou cu ușa între deschisă, țipând strident la telefon. O secretară mi-a zâmbit când am trecut pe lângă ea. N-am văzut nicio cameră video de securitate pe sus. La unele etaje erau destule, la altele nu. Cine să fure secrete din domeniul imobiliar? Am plecat la ora 5. Mi-am cumpărat sandvișuri de la un fast food și m-am îndreptat spre noul meu serviciu. Partenerii mei erau încă acolo, așteptându-mă. Sofia mi-a chiar un zâmbet când îmi dădu mâna, dar numai pentru o clipă. Bine ai venit la bord, spuse Abraham cu gravitate, de parcă n-aș fi urcat pe un vas ce se pregătea să se scufunde. Mordecai îmi făcu semn cu brațele spre o cameră micuță de lângă biroul lui. Ce zici de asta? Apartamentul E, mă întrebă el. Frumos i-am spus pășind în noul meu birou. Aveam cam jumătate din mărimea celui din care tocmai plecasem. Masa de lucru de la firmă nu ar fi avut loc acolo. Patru fișete, fiecare de altă culoare, erau sprijinite de un perete. Camera era luminată de un simplu bec care a târnat din tavan. Nu se vedea niciun telefon. Îmi place, am spus, și nu mințeam. Mâine îți și telefon, spuse el, trăgând jaluzeaua peste fereastra simplă. Ultimul care a lucrat aici a fost un avocat tânăr, pe nume Bainbridge. Ce s-a întâmplat cu el? N-a rezistat din cauza banilor. Se înnopta și Sofia părea nerăbdătoare să plece. Abraham se retrase în biroul lui. Împreună cu Mordecai am mâncat la biroul lui semvișurile pe care le-a adusese mieu și cafeaua proaspătă făcută de el. Copiatorul era unul masiv fabricat din anii 80, fără panouri codificate și ceilalți clopoței și semnale preferate la fosta mea firmă. Copiatorul el a amplasat într-un colț, lângă una dintre cele patru mese de lucru pe care erau puse dosarele vechi. La ce oră pleci diseară?" l-am întrebat pe Mordecai printre înghițituri. Nu știu, cam într-o oră, așa cred. De ce?" De curiozitate. Mă întorc la Drake Sweeney vreo două ore." pentru treburi de ultimă oră pe care vor să le termin. Pe urma aș vrea să aduc o parte din mărunțișurile mele de la firmă aici, diseară. Se poate? Mordecai mesteca un bucătură, deschise un dosar, trase de acolo un lanț pe care se aflau trei chei și îl aruncă spre mine. Poți să vii și să pleci când dorești, îmi spuse. Sunt în siguranță? Nu, așa că fii atent. Parchează în față, cât mai aproape de ușa de la intrare, mergi repede în cuiete înăuntru. Probabil că observase groaza oglindită în ochii mei căci adăugă. Obișnuiește-te cu asta. Fii deștept. M-am îndreptat rapid, ca un tip deștept ce eram, spre mașină la șase și jumătate. Trotuarul era pustiu, nici huligani, nici focuri de armă, nici măcar o zgârietură pe mașină. Mă simțeam mândru de mine când am deschis portiera și am plecat. Poate că eram în stare să supraviețuiesc pe străzi. Drumul cu mașina înapoi până la Drake Sweeney mi-a luat 11 minute. Dacă aveam nevoie de o jumătate de oră ca să copiez dosarul lui Chance, însemna că l-aș fi ținut cam o oră cu condiția ca totul să meargă bine, iar el nu avea să afle niciodată. Am așteptat până la 8, apoi am pornit cu un aer firesc spre secția imobiliară, suflecându-mi din nou mânecile ca și cum munceam din greu. Holurile erau pustii. Am bătut la ușa lui Cens fără să primesc răspuns. Ușa era încuiată, am verificat toate birourile pe rând, bătând mai întâi încet, apoi mai tare, pentru ca în final să rotesc mânerul. Cam jumătate dintre ele erau încuiate. În dreptul fiecărui colț al holului verificam dacă există camere video. M-am uitat prin sălile de ședințe și secretariate. Nu era nici țipenie. Cheia de la ușa lui era exact ca a mea de aceeași culoare și mărime. Mergea perfect și m-am trezit dintr-o dată într-un birou întunecat, întrebându-mă dacă s-a aprins sau nu lumina. Cineva aflat în tăcere n-ar fi putut spune cu exactitate unde se aprinsese lumina și mă îndoiam că din hol se vede vreo rază de lumină pe sub ușă. În plus era foarte întuneric și nu aveam lanternă. Am încuiat ușa, am aprins lumina și m-am îndreptat spre fișetul de sub fereastră pe care l-am descuiat cu a doua cheie. În genunchi am tras sertarul. Era o zeci de dosare, toate legate de River Oaks, toate frumos aranjate după cine știe ce metodă. Censi și secretara lui erau bine organizați, străsătură foarte apreciată la firma noastră. Un dosar gros, etichetat River Oaks Tag Inc, l-am scos cu grijă și am început să-l răsfoiesc. Doream să fiu sigur că era dosarul de care aveam nevoie. Pe hol o voce masculină strigă: hei, sperindu-mă de moarte. O altă voce îi răspunse, cu câteva uși mai sus și cei doi începură o conversație. Undeva, în imediată apropiere a ușii lui Cens, vorbeau despre basket, despre buleți și knacks. Cu genunchii moi m-am îndreptat spre ușă, am stins lumina și am ascultat. Apoi m-am așezat, preț de 10 minute, pe frumoasa canapea de piele a lui Braden. Dacă mă vede cineva ieșind de acolo cu mâinile goale, nu se întâmpla nimic. Oricum nu aveam de petrecut încă o zi la firmă. Normal, n-aș fi pus mâna nici pe dosar. Dar dacă mă vedea cineva cu dosarul, dacă urma o confruntare, o încurcam. Furios, am reflectat la ambele posibilități, constatând că puteam fi prins în orice caz. Ai răbdare, îmi spuneam. Vor pleca. Baschetul a fost urmat de fete. Niciunul dintre cei doi nu părea să fie căsătorit. Erau probabil funcționari de la facultatea de drept din Georgetown, care lucrau aici noaptea. Curând vocile s-au îndepărtat. Pentru neric am încuiat fișetul și am luat dosarul. 5 minute, 6, 7, 8. Am deschis încet ușa, am scos capul afară și m-am uitat în ambele direcții. Pe hol nu era nimeni. M-am furișat afară, am trecut de biroul lui Hector și m-am îndreptat spre recepție cu pași grăbiți, încercând să par cât mai natural. Hei! strigă cineva din spate. Am dat un colț și am privit înapoi suficient de rapid pentru a vedea un tip care venea după mine. Ușa cea mai apropiată dădea de spre o mică bibliotecă. M-am strecurat înăuntru, spre norocul meu era acufundată în întuneric. Am mers printre șirurile de cărți până când am găsit o altă ușă la celălalt capăt. Am deschis-o și, dincolo de un hol micuț, am văzut semnul de ieșire deasupra unei uși. Am ieșit în fugă, gândindu-mă că aș fi ajuns mai repede jos decât sus. Am coborât în goană, cu toate că biroul meu se afla cu două etaje mai sus. Dacă din întâmplare omul acela mă recunoscuse, s-ar fi putut duce acolo după mine. Am ieșit în holul de la parter, cu răsuflarea tăiată, fără haină, nedorind să fiu văzut de nimeni, mai ales de paznicii postați lângă lifturi, pentru a nu lăsa să treacă și alți oameni ai străzii. M-am îndreptat spre o ieșire laterală, aceeași pe care împreună cu Poli o folosisem pentru a-i evita pe reporteri în seara în care domnul fusese împușcat. Afară era frig și ploua ușor peste mine când am alergat spre mașină. Gândurile unui hoț începător care nu și-a făcut bine treaba. Fusese o prostie. M-au prins? Nimeni nu m-a văzut ieșind din biroul lui Cens. Nimeni nu știa că port cu mine un dosar care nu mi-aparține. Nu trebuia să fug. Când bărbatul acela a strigat după mine, trebuia să mă opresc, să vorbesc cu el, să mă port ca și cum toate erau la locul lor și, dacă dorea să vadă dosarul, să-l reprez și să-l trimit la primbare. Probabil că era unul dintre funcționarii insignifianți pe care îi auzisem mai devreme. Dar de ce ți pase așa? Dacă nu mă cunoștea, de ce încerca să mă oprească de la celălalt capăt al holului? Am intrat pe bulevardul Massachusetts, grăbit să fac copiile și să înapoiesc cumva dosarul. Mai lucrasem și altă dată toată noaptea și dacă trebuia să aștept până la trei dimineața ca să mă strecor din nou în biroul lui Cens, așa aveam de gând să fac. M-am relaxat puțin. Caloriferul din mașină mergea la maximum. N-aveam de unde să știu că urmărirea unor traficanți de droguri fusese ratată, că un polițist fusese ucis și că Jaguarul unui traficant venea în cea mai mare viteză dinspre strada 18. Aveam verde pe strada New Hampshire, dar băieții care îl împușcaseră pe polițist nu-și făceau probleme cu regulile de circulație. Ca prin vis am zărit jaguarul în stânga mea, apoi sacul pneumatic mi-a explodat în față. Când mi-am revenit, portiera din dreptul șoferului îmi împungea umărul stâng. Fețetul tuciurii se orb se holbau la mine prin geamul spart. Am auzit sirene și am leșinat din nou. Unul din asistenții medicali mi-a desfăcut centrul de siguranță și împreună cu altcineva m-a tras afară peste consolă, pe portiera din dreptul scaunului pentru pasager. Nu se vede sânge, comenta cineva. Puteți merge? m-a întrebat asistentul. Mă dureau coastele și umărul. Am încercat să mă ridic, dar nu mă țineau picioarele. Sunt bine, am răspuns, așezându-mă pe marginea târgii. În spatele meu se întâmpla ceva, dar n-am putut să mă întorc. M-au legat de targă și, urcând în ambulanță, am zărit jaguarul răsturnat și înconjurat de polițiști și medici. Bolboroseam într-una că sunt bine, sunt bine, iar ei îmi verificau tensiunea. Am pornit la drum, sirena nu se mai auzea. M-au dus la camera de urgență a Spitalului Universitar George Washington. Radiografiile nu au relevat nicio fractură de niciun fel. Eram plin de vânătăi și mă durea tot trupul. M-au îndopat cu calmante și m-au trimis într-o rezervă. M-am trezit cândva în cursul nopții. Claire dormea într-un scaun lângă patul meu. Capitolul 15. Le era plecat înainte de ivirea zorilor. Un bilet drăgălaș lăsat pe noptieră îmi spunea că trebuie să-și facă rondul și că se va întoarce către ora 10. Vorbise cu doctorii și aveam toate șansele să nu mor. Păream cât se poate de normal și fericiți. Un cuplu unit prin devoțiune reciprocă. Am adormit din nou întrebându-mă de ce oare ne aflam în plin proces de divorț. O sora medicală m-a trezit la ora 7 și mi-a dat biletul. L-am recitit pe când femeia spunea ceva despre vreme, la poviță și zăpadă și îmi lua tensiunea. I-am cerut un ziar. Mi l-a adus o jumătate de oră mai târziu împreună cu fulgii de cereale. Întâmplarea era menționată pe prima pagina a secțiunii Metro. Polițistul de la secția narcotice fusese împușcat de câteva ori. În cursul schimbului de focuri, starea sănătății lui era gravă, ucisese un traficant. Al doilea era șoferul jaguarului care murise în accident în circunstanțe ce urmau să fie cercetate. Despre mine nu se spunea nimic, ceea ce era foarte bine. Dacă n-aș fi fost implicat în accident, întâmplarea ar fi rămas un schimb obișnuit de focuri dintre poliție și traficanții de droguri, ignorat și necitit de nimeni. Bun venit în lumea străzii! Am încercat să mă convin că același lucru i s-ar fi putut întâmpla oricui, angajat din capitală, dar nu păcăleam pe nimeni. Faptul că mă aflam în acea parte a orașului, după lăsarea întunericului, era un mod de a intra singur în bucluc. Brațul stâng îmi era umflat și începuse să se învinețească. Umărul stâng și omoplatul erau înțepenite și dureroase la atingere. Coastele mă dureau atât de tare încât abia puteam să mă mișc și să respir. Am reușit cu greu să ajung până la toaletă. Mi-am desfăcut bandajul și mi-am văzut fața. Sacul pneumatic era ca o mică bombă. Impactul afectează fața și pieptul, dar efectele erau minime. Nasul și ochii puțin umflați, buza de sus cu forma ușor modificată. Nimic care să nu se rezolve în cursul acelui weekend. Sora se întoarse cu alte medicamente. I-am cerut să-mi explice ce era fiecare, apoi am refuzat întreaga colecție. Medicamentele erau pentru calmare și imobilizare, iar eu aveam nevoie de un cap limpede. Doctorul și-a făcut apariția la șapte și jumătate pentru un control rapid. Cum nu aveam rând sau fracturi, orele mele ca pacient erau numărate. Mi-a propus să mai fac un rând de radiografii pentru siguranță. Am încercat să refuz, dar discutase deja această problemă cu soția mea. Așa că am mai șchiopătat o eternitate prin cameră, verificând mi părțile afectate ale trupului, ascultând știrile dimineții și sperând să nu apară nimeni care să mă vadă în halatul galben decolorat. Găsirea unei mașini avariate în district e un chin, mai ales dacă pornești căutările atât de repede după un accident. Am început cu cartea de telefoane, singura mea sursă și jumătate din numerele pe care le-am format au rămas fără răspuns. La cealaltă jumătate mi s-a răspuns cu mare indiferență. Era de vreme și timp urât. Era vineri. De ce să se complice? Majoritatea mașinilor avariate ajung într-o parcare de pe strada Rasco, în nord-estul orașului. Am aflat asta de la o secretară a secției centrale de poliție lucra la controlul animalelor. Eu formam la întâmplare numerele poliției. Uneori, se întâmplă ca mașinile să fie duse în alte parcări și era foarte posibil ca a mea să fie încă în camionul de transport. Camioanele aparțineau unor firme private, mi-a explicat femeia, și din cauza asta apăreau mereu probleme. Lucrase și ea cu câtva timp în urmă la circulație, dar ura mediul acela. M-am gândit la Mordecai, noua mea sursă de informații legate de stradă. Am așteptat până la ora nouă ca să-l sun. I-am povestit ce se întâmplase, l-am asigurat că sunt în formă foarte bună, deși mă aflam la spital și l-am întrebat cum se poate găsi o mașină avariată. Avea câteva idei. Am sunat-o pe Poli cu aceeași poveste. Nu vii la birou? Mă întrebă ea cu voce tremurând. Sunt la spital, Poli, mă asculți? Am simțit o ezitare din partea ei care îmi confirma temerile. Îmi imaginam tortul și castronul de punch alăturat, probabil, într-o sală de ședințe pe masă cu 50 de oameni adunați în prejur, propunând toasturi și prezentând mici discursuri despre cât de minunat eram. Groaznic. Eram decis să evit ceremonia propriei mele plecări. Când ești de acolo? mă întreba ea. Nu știu, poate că mâine. Era o minciună. Ieșeam înainte de prânz cu sau fără acordul echipei de medici. Altă ezitare. Tortul, panciul, discursurile importante din partea unor oameni ocupați, poate chiar vreo două cadouri, cum să se descurce ea? Îmi pare rău, îmi spuse. Și mie, m-a căutat cineva? Nu, încă nu. Bine, te rog, spune lui Rudolf de accident, am să-l sun eu mai târziu, trebuie să închid, mai am de făcut niște controle. Așa a luat sfârșit cariera mea odată promițătoare, la firma Drake Sweeney. Am lipsit la petrecerea organizată în onoarea retragerii mele. Eram eliberat de lanțurile servilismului corporativ și de banii lui. Fusesem lăsat să-mi urmez conștiința. M-aș fi simțit grozav dacă n-ar fi fost cuțitul care parcă îmi străpungea coastele la fiecare mișcare. Claire a apărut după 11. Asta stat de vorbă cu doctorul în hol. Îi auzeam vorbind în jargonul lor. Au intrat amândoi în rezervă, mi-au anunțat împreună externarea, și eu m-am îmbrăcat cu hainele curate pe care Claire mi le adusese de acasă. M-a dus cu mașina până acolo într-o scurtă călătorie în care nu ne-am vorbit. Nu exista nicio șansă de împăcare. De ce ar fi schimbat un accident lucrurile? Ea era acolo ca prieten și doctor, nu ca soție. Mi-a făcut supă de roșii și m-a ajutat să mă culc pe canapea. Mi-a așezat medicamentele pe teșgheaua din bucătărie, mi-a dat indicațiile necesare și a plecat. Am rămas pe loc timp de 10 minute, destul ca să mănânc jumătate din porția de supă și niște sărățele. Apoi m-am așezat la telefon. Mordecai nu aflase nimic. Trecând în rețeaua neoficială, am început să sun agenții imobiliari și servicii cu oferte de locuințe. Am închiriat o limuzină, am făcut un duș lung, fierbinte, care să mai aline trupul lovit. Șoferul limuzinei se numea Leon. M-am așezat pe scaunul din față lângă el, făcând eforturi să nu gem și să nu mă strâmb la fiecare denivelare de drum. nu -mi puteam permite un apartament frumos, dar măcar îmi doream să fiu singur. Leon avea câteva idei. Ne-am oprit în dreptul unui stand de ziare și am luat două broșuri gratuite cu oferte de locuințe în district. După părerea lui Leon, în momentul acela, lucrul care se putea schimba în șase luni, o zonă bună de locuit era Adams Morgan, de pe Dupont Circle, spre nord. Era un cartier foarte cunoscut prin care trecusem de multe ori, fără să-mi doresc vreodată să mă opresc și să-l cercetez mai îndeaproape. De o parte și de alta a străzilor se aliniau case terasate în stilul începutului de secol, încă nelocuite, ceea ce în districtul Columbia. Însemna o vecinătate nemaipomenită. După spusele lui Leon, barurile și cluburile de acolo erau foarte căutate, și tot acolo se găseau și cele mai bune restaurante noi. Zonele mai dubioase își făceau apariția chiar după colț, și, bineînțeles, trebuia să fii foarte atent. Dar dacă oamenii importanți, senatorii, de exemplu, erau atacați chiar pe dealul Capitoliului, nu te puteai considera în siguranță nicăieri. Îndreptându-se spre Adams Morgan, Leon se trezi brusc în fața unei spărturi în asfalt mai mari decât toată mașina lui. Am trecut peste ea, sărind în sus câteva secunde și aterizând din nou dur pe scaune. Nu mi-am putut opri un țipăt căci în cădere toată partea stângă a pieptului mi-a fost răfulgerată de durere. Leon s-a speriat. A trebuit să-i spun adevărul, adică unde am petrecusem noaptea. A încetinit considerabil și a devenit agentul meu imobiliar. M-a ajutat să urc scările primului bloc la care ne-am oprit. Un apartament jalnic, din a cărui covor răzbătea inconfundabil miros de urină de pisică. Fără ocolișuri, Leon i-a spus proprietarului că ar trebui să-i fie rușine să prezinte apartamentul în asemenea condiții. A doua oprire a fost în fața unui bloc de cinci etaje și am reușit cu greu să ajung până sus. Nu exista lift, nici căldura nu excela. Leon i-a mulțumit politicos proprietarului. Următorul se afla la al patrulea etaj, însă într-un bloc cu un lift frumos, curat. Clădirea se afla pe Wyoming, o stradă plăcută umbrită de pomi la doi pași de Connecticut. Chiria era de 550 de dolari pe lună și am fost de acord încă înainte de a vedea apartamentul. Îmi era din ce în ce mai rău și nu puteam să nu mă gândesc la calmantele pe care le lăsasem pe teșgheaua din bucătărie așa că eram gata să închiriez orice. Trei camere micuțe într-o mansardă cu tavane unghiulare, o baie cu o instalație sanitară ce părea să meargă bine, podele curate și parțial vedere la stradă. Îl închiriem, îi spuse Leon proprietarului. Eu mă sprijineam de canatul ușii gata să cad. Am coborât la subsol într-un mic oficiu, am semnat grăbit actele de închiriere și am scris un cec de depozit pentru chiria primei luni. Îi spusesem lui Clerc că voi pleca înainte de sfârșitul săptămânii. Eram hotărât să mă țin de cuvânt. Dacă cumva Leon se mira cum de mă mut din elegantul Georgetown într-o hrubă de pe Adams Morgan, nu m-a întrebat totuși nimic. Era prea profesionist. M-a adus înapoi acasă și m-a așteptat în mașină până ce mi-am înghițit medicamentele și am tras un pui de somn. Telefonul suna undeva în somnul meu îngreunat de medicamente. M-am tărât greoi până la el și am reușit să răspund. Credeam că ești la spital, se auzi vocea lui Rudolf. I-am auzit glasul, l-am recunoscut, dar mintea mi era în continuare încetoșată. Am fost, i-am răspuns cu limba împleticită. Acum nu mai sunt. Ce dorești? s am simțit lipsa în această dupamiază. A, ah, da, spectacolul cu panci și tort. N-am plănuit să sufăr un accident de mașină, Rudolf. Te rog să mă ierți. Multă lume ar fi dorit să și-a rămas bun de la tine. Pot să mă sune la telefon. Spune-le să-mi trimită un fax. Te simți groaznic, nu? Da, Rudolf. Mă simt ca unul care tocmai a fost lovit de o mașină. Ei medicamente? Ce-ți pasă? Iartă-mă! Uite despre ce e vorba. Brayden Chance a trecut pe la mine prin birou acum o oră. Vrea neapărat să vorbească cu tine. Ciudat, nu ți se pare? Ceața de pe creier se risipi imediat. Dintr-o dată gândeam mult mai limpede. Ce să vorbească cu mine? N-a vrut să-mi spună, dar te caută. Spune-i că am plecat. Așa am și făcut. scuză mă pentru deranj. Treci pe aici dacă ai o clipă liberă. Mai ai încă destui prieteni pe aici. Mulțumesc, Rudolf. Mi-am îndesat medicamentele în buzunare. Leon moțăia în mașină. Am pornit în viteză și l-am sunat pe Mordecai. Găsise raportul accidentului. Transportul mașinii fusese făcut de firma Handley Towing. La majoritatea telefonelor lor, răspundea robotul. Străzile erau acoperite de mâzgă, aveau loc multe accidente, așa că firmele de decongestionare erau foarte solicitate. În sfârșit, pe la 3, mi-a răspuns un mecanic, dar s-a dovedit că nu putea fi de niciun folos. Leon a găsit firma pe Rhode Island, în apropiere de strada 7. În vremuri mai bune, fusese și o stație de benzină cu servis complet, acum însă era un simplu garaj cu serviciu de remorcare, parcare de mașini uzate și un trailer de închiriat. Bare negre metalice tronau la fiecare fereastră. Leon opri cât putu de aproape de intrare. Fi cu ochii în patru, i-am spus, coborând din mașină și repezindu-mă în garaj. Ușa batantă mă lovi din spate, rănindu-mă la brațul stâng. M-am chircit de durere. Un mecanic îmbrăcat într-o salopetă plină de grăsime a apărut de după zid, privindu-mă încruntat. I-am explicat de ce mă aflam acolo. Omul găsi un registru și începu să studieze niște documente. În spate se auzau glasuri și înjurături, cu siguranță că dădeau cu zarurile, beau whisky și probabil vindeau droguri. E la poliție," îmi spuse omul fără să-și ridice ochii de pe documente. Ai idee de ce? Nu prea. A avut loc vreun delic, ceva? Da, dar mașina mea nu a fost implicată. Mă privi indiferent. Îmi ajungeau problemele lui. Ai idee unde ar putea fi? L-am întrebat încercând să fiu amabil. Când le se le duc de obicei într-o parcare de pe Georgia, la nord de Howard. Câte parcări are orașul ăsta? Mai multe răspunsele ridicând din numeri. Se întoarse și dispăru din nou. Am deschis ușa de la intrare cu grijă și m-am repezit la mașina lui Leon. Se lăsase în dunericul când am găsit parcarea. O parcelă mare împrejmuită cu gard, de sârmă ghimpată, înăuntru sute de mașini avariate, puse la întâmplare, unele așezate chiar peste altele. Leon rămase lângă mine pe trotuar, privind pe ringard. Acolo i-am arătat. Lexusul era aparcat în apropierea unei gherete cu fața spre noi. Aripa stângă din față fusese distrusă de impact. Bara dispăruse. Motorul era expus și strivit. Sunteți foarte norocos, îmi spuse Leon. Lângă Lexus era jaguarul cu tavanul aplatizat și toate geamurile sparte. În gheretă era amenajat un fel de birou, dar era închis, cu lumina stinsă. Poarta era închisă cu lanțuri grele, sârma ghimpată lucea de ploaie. Niște tipi periculoși își făceau de lucru prin apropiere, lângă colți. Să plecăm de aici, am spus. Leon m-a dus până la aeroportul național, singurul loc de unde știam precis că pot închiria o mașină. Masa era pusă, mâncarea chinezească adusă la comandă se încălzea pe plita electrică. Claire mă aștepta oarecum îngrijorată. Deși era imposibil să-mi dau seama cât de mult, i-am spus că a trebuit să-mi închiriez o mașină, conform instrucțiunilor primite de la compania mea de asigurări. M-a examinat ca un doctor adevărat și. M-a pus să iau o pastilă. Am crezut că ai să te odihnești, mi-a spus. Am încercat, n-am reușit, sunt mor de foame. Era ultima noastră masă împreună, ca soț și soție, și încheiam așa cum începusem, cu o gustare rapidă, preparată în altă parte. Cunoști pe cineva cu numele de Hector Palma? M-a întrebat Claire pe la jumătatea mesei. Am înghițit cu greu. Da. A sunat acum o oră, a spus că e important să vorbească cu tine. Cine e? Un asistent de la firmă trebuia să-mi petrec dimineața cu el să studiem un caz. E în încurcătură. Sunt convinsă. Vrea să vă întâlniți diseară la 9 la Nathan's, pe strada M. De ce într-un bar? Am murmurat eu. Nu mi-a spus. Părea suspicios. Mi-a pierit pofta de mâncare, dar am continuat să mănânc ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nici nu era nevoie. Lui Claire nici nu-i păsa. Am plecat pe jos, spre strada M, pe ploaia ușoară care se transforma în lapoviță și simțind durerea la fiecare pas. Ar fi fost imposibil să găsesc un loc de parcare vineri seara. Speram să-mi exersez puțin mușchii și să-mi limpezesc mintea. Întâlnirea asta nu prevestea nimic bun și, pe drum, mă pregăteam pentru ea. Mă gândeam să mint ca să-mi acopăr urmele, apoi să recurg la alte minciuni ca să le acopăr pe primele. Acum, după ce furasem, Minciuna nu mai părea ceva grav. Hector putea fi trimis de firmă. Exista posibilitatea să poarte cu el un microfon. Intenționam să-l ascult cu atenție fără să spun nimic. Barul lui Nathan era plin pe jumătate. Am ajuns cu 10 minute mai devreme, dar Hector era acolo așteptându-mă într-un mic separeu. Când m-am apropiat, a sărit brusc de pe scaun și mi-a întins mâna. Cred că tu ești Michael, eu sunt Hector Palma din secția imobiliară, mă bucur să te cunosc. Era un adevărat asalt, o explozie de personalitate care m-a luat prin surprindere. I-am strâns mâna bătând în retragere și am spus ceva de genul, e o plăcere să te cunosc. Mi-a făcut un semn spre separeu, poftim, ia loc, a insistat, tot numai lapte și miere. M-am aplecat ușor și m-am strecurat pe banchetă. Ce-ai pățit la față?" m-a întrebat el. Am pupat un sac pneumatic." Da." Am auzit despre accident," a spus el repede. Foarte repede." Te simți bine?" a continuat. Ceva oase rupte?" Nu," i-am spus încet, încercând să înțeleg un debate. Am auzit că tipul celălalt a murit," a continuat el, abia lăsându-mă să-mi termin vorba. El conducea conversația. Eu trebuia să mă adaptez. Da, era un traficant de droguri. Ce oraș! comentă el la apariția chelnerului. Ce dorești să bei?" mă întreba Hector. O cafea neagră." În acel moment, în timp ce încerca să se hotărască ce să comande, Hector îmi făcu semn pe sub masă. Ce bere aveți?" îl întrebă pe chelner. Era genul de întrebare care îi enerva cel mai mult. Omul își-a țintit privirea înainte și începu să turie numele mai multor mărci. Când îmi făcuse semn, mi-a trăsese atenția să-l privesc în ochi protejat de silueta chelnerului și, ținând mâinile pe masă, îndoi ușor degetul arătător de la mâna dreaptă și arătă spre piept. Molson anunță brusc și chelnerul plecă. Avea un microfon ascuns și ceilalți stăteau la pândă. Oriunde s-ar fi aflat ei, nu puteau vedea prin chelner. Instinctiv doream să mă răsucesc și să cercetez lumea din bar, dar am rezistat tentației în mare măsură grație gâtului meu înțepenit. Asta era explicația salutului entuziast cu care mă întâmpinase, ca și cum nu ne-am fi întâlnit niciodată până atunci. Hector fusese ținut pe jar toată ziua și nega totul. Eu sunt asistent în secția imobiliară, îmi explică el. L-ai cunoscut pe Braden Chance, unul din partenerii firmei? Da. Cum vorbele mele erau înregistrate, nu aveam de gând să le ofer prea multe. În principal lucrez pentru el. Cred că tu și cu mine am schimbat două cuvinte zilele trecute când ai fost în vizită la biroul lui. Tot ce se poate, nu mi-am să te fi văzut. Am observat un zâmbet discret pe figura lui, o relaxare în jurul ochilor, nimic însă din ceea ce ar fi putut fi surprins de o cameră video. Pe sub masă i-am făcut și eu semn cu piciorul. Speram să ne armonizăm bine rolurile. Uite care e problema. Motivul pentru care te-am chemat este că lipsește un dosar din fișetul lui Brayden. Eu sunt cel acuzat? Ei nu, dar ești un posibil suspect. Era dosarul pe care l-ai cerut când ai dat buzna în biroul lui săptămâna trecută. Asta înseamnă că sunt într-adevăr acuzat. Am sărit eu furios. Încă nu, stai liniștit. Firma a întreprins o investigație amănunțită a problemei și nu facem decât să stăm de vorbă cu toți cei care ne vin în minte. Cum eu te-am auzit cerându-i lui Brayden dosarul, firma mi-a cerut să vorbesc cu tine. Nimic mai mult. Nu știu la ce te referi. Nimic mai mult. Nu știi nimic despre dosar? Sigur că nu. Ce rost ar avea să iau un dosar din biroul unui partener al firmei? Ai fi de acord să fi verificat cu un poligraf? Categoric am răspuns sigur pe mine și aproape indignat, însă nici mort nu aveam să accept un test la poligraf. Bine, ni se cere tuturor să facem testul, tuturor celor care au o legătură cât de vagă cu dosarul. Sosirea berii și a cafelei ne-a oferit o pauză pentru evaluare și reorganizare. Hector tocmai îmi spusese că e în mare bucluc. Un test la poligraf l-ar fi nenorocit. Te-ai întâlnit cu Michael Brock înainte de plecarea lui de la firmă? Ați discutat despre dosarul lipsă? I-ai dat copii ale vreunui document luat din dosar? L-ai ajutat să obțină dosarul lipsă? Da sau nu? Întrebări dificile, cu răspunsuri simple. N-ar fi reușit să supraviețuiască testului. Ne iau și amprentele, mai spuse. Rosti cuvintele încet, nu pentru a înșela vigilența microfonului, ci mai degrabă pentru a amortiza lovitura. Nu avea efect. Gândul că aș fi lăsat amprente nu mă preocupase câtuși de puțin, nici înainte, nici după furt și nici de atunci încolo. Bine fac, am spus. De fapt, au luat amprente toată după amiaza. De pe ușă, de pe comutator și fișet au ieșit o mulțime. Sper că vor găsi vinovatul. Teribilă coincidență să știi. Brayden avea 100 de dosare în lucru la birou, și singurul care lipsește e cel pe care tu doreai așa de mult să-l vezi. Ce vrei să insinuezi? Spun și eu așa. Ce coincidență! Totul în beneficiul celor care ne ascultau. M-am gândit că n-ar strica să intru și eu în joc. Nu-mi place cum ai spus-o, aproape că i-am strigat. Dacă vrei să mă acuz de ceva, n-ai decât să te duci la poliție, să faci rost de un mandat și să mă percheziționezi. Altfel, ai face mai bine să-ți păstrezi părerile tâmpite pentru tine. Poliția este deja implicată, spuse el foarte clar, tăindu-mi tot elanul. Doar e vorba de un furt. Normal că e un furt. Tu te și prinde hoțul și nu-ți mai pierde timpul cu mine. Sorbi pendelete din paharul de bere. Să a dat cineva un set de chei de la biroul lui Braden? Bineînțeles că nu. Ei bine, au găsit un dosar gol pe biroul tău cu un bilet despre cele două chei, una de la ușă, cealaltă de la afișet. "Habar n-am de așa ceva", i-am spus, cât am putut de arogant și încercând între timp să mi amintesc ultimul loc unde pusesem dosarul gol. Urmele mele erau din ce în ce mai clare, fusesem învățat să gândesc ca un avocat, nu ca un deligvent. Hector sorbi din nou din pahar fără să se grăbească. Eu am mai luat o gură de cafea. Se spusese destul. Mesajele fusese rătransmise unul de către firmă, celălalt de către Hector însuși. Firma dorea dosarul înapoi cu conținutul neatins. Hector dorea să știu că implicarea lui îl putea costa slujba. Depindea de mine să-l salvez. Puteam să aduc înapoi dosarul, să mărturisesc, să promit că nu va dispărea nimic, iar firma probabil m-ar fi iertat. Fără consecințe neplăcute. Protejarea funcției lui Hector putea fi o condiție pentru returnarea dosarului. Mai e ceva? L-am întrebat, decis dintr-o dată să plec. Nimic, când poți face testul cu poligraful? Te sun eu ca să-ți spun. Mi-am luat haina și am plecat. Capitolul 16. Pentru motive pe care aveam să le înțeleg curând, Mordecai nu putea să-i sufere pe polițiștii din district, cu toate că majoritatea erau negri. După părerea lui, erau duri cu cei fără adăpost și acela era etalonul pe care îl folosea invariabil pentru a măsura binere și răul dar cunoștea câțiva. Unul dintre ei era sergentul Piller, despre care Mordecai spunea că provine din stradă. Piller lucra cu copiii handicapați într-un centru comunitar din apropiere de centrul legal și frecventau amândoi aceeași biserică. Piller avea multe cunoștințe și putea trage destul sfori pentru a mă ajuta în privința mașinii. Sosi la centru sâmbătă dimineața, puțin după nouă. Mordecai și cu mine nebeam cafea și încercam să ne încălzim cum puteam. Pilar nu lucra sâmbăta, îmi dădea impresia că ar fi preferat să stea în pat. Cu Mordecai la volan și vorbind într-un an, timp ce eu și Pilar stăteam pe bancheta din spate, am străbătut străzile alunecoase până în nord-est. Zăpada anunțată se dovedise doar o ploaie rece. Erau puține mașini pe străzi. Încă o dimineață rece de februarie, numai cei curajoși se aventurau pe trotoare. Am parcat la colțul străzii, în apropiere de porțile închise cu lacătul ale parcării municipale din spatele arterei Georgia Avenue. Pilar ne-a rugat să-l așteptăm în mașină. De unde ne aflam, vedeam ceea ce mai rămăsese din lexusul meu. Pilar se îndreptă spre poarta, apăsă un buton și ușa gheretei se deschise. Un polițai mic, slab cu umbrelă, veni până în dreptul lui și schimbară câteva cuvinte. Pilar se întoarse la mașină, trânti portiera și își scutură picăturile de apă de pe umeri. Te așteaptă," îmi spuse el. Am ieșit în ploaie, mi-am deschis umbrela și m-am îndreptat grăbit spre poartă, unde ofițerul Winkle m-a aștepta fără cea mai mică umbră de umor sau bunăvoință. Scoase un teanc de chei, reuși în sfârșit să le găsească pe cele trei care se potriveau la zăvor și spunându-mi, pe aici, îmi deschise poarta." L-am urmat pe drumul acoperit cu pietriș, evitând pe cât posibil băltoacele de apă maronie plină de noroi. Trupul mă durea la fiecare mișcare, așa că nu puteam să sar peste ele sau să le ocolesc cu gesturi prea bruște. Winkle se îndrepta direct spre mașina mea. M-am dus glonț la scaunul din față, nici urmă de dosar. După o clipă de panică, l-am găsit în spatele scaunului șoferului intact, pe podea. L-am apucat gata de plecare. Nu aveam niciun chef să reflectez la pericolul prin care trecusem. Supraviețuisem și eram întreg. Asta era tot ce conta. Aveam timp să mă cer cu compania de asigurări în săptămâna următoare. Ăsta e? Mă întrebă Winkle. Da, i-am răspuns, pregătindu-mă să o iau din loc. Veniți cu mine! Am intrat în gheretă unde, într-un colț, un radiator cu butan curuia de zor, întâmpinându-ne cu o pală de aer cald. Winkel alesese unul dintre cele 10 formulare prinse pe perete și începu să studieze din priviri dosarul pe care îl țineam în mână. Dosar maroniu de carton rostiel și începu să scrie, cam de 5 cm grosime. Eu îl strângeam la piept de parcă ar fi fost de aur. Are nume? Nu puteam permite să protestez o singură remarcă nepotrivită și o încurcam. De ce vă trebuie, l-am întrebat. Puneți-l pe masă, a fost răspunsul lui. Așa am făcut. River Oaks, tag, inc. Rosti el, continuând să scrie dosar cu numărul TBC 963381. Urmele faptei mele se îngroșau și mai mult. Va aparține? Mă întrebă omul arătând spre dosar destul de suspicios. Da. În regulă, acum puteți pleca. I-am mulțumit și nu am primit niciun răspuns. În venea să o iau la goană, dar mersul era așa așa destul de dificil. Omul a închis poarta în urma mea. În mașina Mordecai și Pilar se întoarse spre mine, uitându-se mirați la dosar. Nu înțelegeau nimic. Lui Mordecai nu-i spusesem decât că dosarul era foarte important. Aveam nevoie să-l recuperez înainte de a fi distrus. Atâta efort pentru un dosar de carton? Am fost tentat să-l răsfăiesc pe drumul de întoarcere spre centrul legal, dar n-am făcut-o. I-am mulțumit lui Piller, mi-am luat rămas bun de la Mordecai și, la volanul mașinii, am pornit cu grijă spre noua mea locuință. Sursa de bani era guvernul federal, lucru deloc surprinzător în Washington DC. Serviciul Poștal Național plănuia o construire a unei centrale de mesagerie în valoare de 20 de milioane de dolari în oraș. Iar River Oaks, era una din companiile imobiliare agresive care sperau să obțină comanda de construcție, închiriere și administrare a acelei centrale. Fusese studiate mai multe variante de amplasament, toate în zone dificile de căzute ale orașului. În decembrie trecut fusese anunțată o listă redusă la trei variante. River Oaks începuse să scoată la rampă foarte repede toate proprietățile imobiliare ieftine de care putea să aibă nevoie. TAG era o corporație înregistrată după toate regulile și al cărei acționar unic era Tillman Gentry. Descris într-un raport drept un fost proxenet afacerist de mâna a doua condamnat de două ori, unul dintre multele personaje de acest fel din oraș. După ispășirea pedepselor, Gentry Descoperise că se pot scoate bani din mașini uzate și proprietăți imobiliare. Cumpăra clădiri abandonate, uneori le renova de mântuială și le revindea sau le închiria. 14 proprietăți tag erau prezente pe o listă. Interesele firmelor River Oaks și tag s-au întâlnit atunci când Serviciul Poștal Național a decis că are nevoie de mai mult spațiu. Pe 6 ianuarie serviciul poștal a informat River Ox, prin curier oficial că această companie fusese aleasă ca antreprenor, proprietar, deținător al noii centrale de mesagerie. Un memorandum de înțelegere prevedea plăți anuale de închiriere în valoare de 1 milion și jumătate de dolari pentru o perioadă garantată de 20 de ani. În scrisoare se mai spunea cu o grabă nefirească pentru un organism guvernamental că un contract final între River Ox și serviciul poștal trebuie semnat cel târziu la 1 martie, în caz contrar, înțelegerea fiind anulată în fapt. După șapte ani de reflexii și planuri, administrația dorea realizarea construcției peste noapte River Oaks cu avocați și agenții imobiliari la un loc a trecut la treabă. În ianuarie, compania a cumpărat patru proprietăți pe Florida Avenue în apropiere de depozitul unde a avusese loc evacuarea. În dosar existau două hărți ale zonei pe care loturile cumpărate și cele în negociere erau prezentate așurat în culori. Mai erau doar șapte zile până la 1 martie. Nu era de mirare că lui Cens îi trebuise atât de puțin timp ca să constate dispariția dosarului. Pe podeaua de lemn, a ceea ce urma să devină salonul apartamentului meu, am scos cu grijă din dosar fiecare filă. Am cercetat-o și apoi am notat toate detaliile pe un bloc notes, astfel încât să le pot pune la loc în perfectă ordine. Dosarul conținea colecția obișnuită de documente pe care mă așteptam să le găsesc în orice dosar imobiliar. Plata impozitelor în anii trecuți, un titlu de proprietate, contracte anterioare, un contract de cumpărare, vânzare a proprietății, corespondență cu agentul imobiliar, documente de închiriere, plata se făcea în bani gheață, astfel că nu era implicată nicio bancă. În partea stângă a copertei interioare se găsea formularul situației la zi, cel în care se menționau toate măsurile luate cu data respectivă și o scurtă descriere pentru fiecare caz. Capacitatea organizatorică a firmei Drake Sweeney putea fi judecată după minuțiozitatea detaliilor incluse într-un astfel de formular. Fiecare bucată de hârtie, hartă, fotografie sau diagramă, absolut tot ceea ce era inclus în dosar trebuia menționat în formular. Puseserăm descăliți ca la carte în această privință în perioada de stagiatură. Majoritatea dintre noi am fost siliți să învățăm prin metode dure nimic. Nu e mai cumplit decât să răsfăiești un dosar gros în căutarea unui document care nu a fost menționat cu suficiente detalii. Dacă nu reușești să-l găsești în 30 de secunde, zice o axiomă, atunci nu mai are niciun rost să-l cauți. Dosarul lui Cens era meticulos pus la punct, secretara lui era o femeie grijulie cu detaliile, dar fusese făcute modificări. Pe 22 ianuarie, Hector Palma fusese la depozit singur, pentru un control de rutină anterior inspecției, intrând pe ușa indicată, fusese atacat de doi vagabonzi care îl loviseră în cap cu un băț oarecare și luaseră portofelul și banii sub amenințarea unui cuțit. Rămăsese acasă pe 23 ianuarie și pregătise un raport în care descria atacul. Ultima propoziție suna așa: Mă voi întoarce pe 27 ianuarie, însoțit de oamenii legii pentru inspecție. Raportul era înregistrat cum se cuvine în dosar. Dar nu mai apărea niciun raport al celei de-a doua vizite pe data de 27, când, împreună cu poliția, inspectase locul, găsise fără îndoială locatari ilegal și întocmise un raport care, judecând după celelalte documente, subsemnătura lui era de aștepta să fie complet. Raportul fusese scos din dosar. Sigur, nu era un delict. Chiar și eu luasem adesea câte ceva din dosare, fără să notez acest lucru în formular. Dar le puneam înapoi. Dacă un document era menționat în formular, trebuia să se afle în dosar. Închiderea depozitului s-a produs pe data de 31 ianuarie, într-o vineri. În marțea următoare, Hector s-a întors la depozit pentru a-i scoate pe locatarii ilegali de acolo. A fost ajutat de agenți ai unei firme private de securitate, un polițist districtual și patru tipi zdraveni de la o companie de evacuări. Le-au trebuit trei ore, conform raportului, care acoperea două pagini. Deși încerca să-și mascheze emoția, Hector nu era destul de dur pentru așa ceva. Deci Ontario o văzuse pe mama lui, luptându-se cu autoritățile. Exista și o listă a celor evacuați, 17 cu totul, plus copiii. aceeași listă pe care cineva o pusese pe biroul meu luni dimineața, alături de o copie a articolului apărut în post. La finalul dosarului, separate și fără a fi menționate în formular, erau preavizele de evacuare pentru cei 17. Nu fusese folosite. Locatarii ilegali nu au niciun drept, nici măcar dreptul de a primi un preaviz. Documentele fusese pregătite, parcă, după ce acțiunea în sine a avusese loc într-un efort de a acoperi faptele. Probabil că fusese introduse în dosar după episodul cu domnul, deci de către cens însuși, pentru cazul în care ar fi avut nevoie de ele. Falsul era evident și prostesc, dar Cens era partener al firmei. Nu se mai auzise ca un partener să cedeze de bunăvoie un dosar. Nu fusese cedat, fusese furat, o hoție, un delict pentru care, în acel moment, se strângeau probe. Hoțul era un idiot. Printre alte ritualuri dinaintea angajării mele, cu șapte ani înainte, figurase și acesta. Mi se luaseră amprentele de către investigatori privați. Era foarte simplu să le confrunte cu acelea, prelevate de pe fișetul lui Cens. Eram sigur că făcuseră deja acest lucru. Nu lua prea mult timp. Oare aveau deja un mandat de arestare pe numele meu? Era inevitabil. Când am terminat de studiat dosarul după trei ore, Odea era aproape complet acoperită cu documente. Am reasamblat dosarul cu grijă și am plecat spre centrul legal pentru a-l copia. Era la cumpărături, scria în biletul pe care mi-l lăsase Claire. Aveam valize frumoase, uita să răm să le menționăm în partaj. În viitorul apropiat, ea avea toate șansele să călătorească mai mult decât mine, așa că le-am luat pe cele mai ieftine saci de pânză și genți de gimnastică. Nu doream să fiu prins, așa că am pus pe pat strictul necesar, șosete, lenjerie de corp, maieuri, obiecte de toaletă, pantofi, dar numai pe cele pe care le purtasem în ultimul an. Pe celelalte putea să le arunce. Mi-am golit repede sertarele și partea mea de rafturi de toaletă, rănit și copleșit de dureri fizice, și de altă natură am cărat bagajele de la etajul al doilea până jos la mașina închiriată, apoi m-am întors pentru un teanc de costume și haine elegante. Mi-am găsit vechiul sac de dormit nefolosit de cel puțin 5 ani și l-am cărat până jos împreună cu o pătură și o pernă. Aveam dreptul la ceasul meu deșteptător, un radio, un CD player portabil cu câteva CD-uri, televizorul color cu diagonala de 33 de centimetri, de la bucătărie o cafetieră, fânul și setul de prosoape albe. După ce am umplut mașina, i-am lăsat un bilet în care îi spuneam că am plecat. L-am așezat lângă cel scris de ea la care nici n-am vrut să mă uit. Eram copleșit de emoții și abia mă țineam să nu izbucnesc. Dar nu eram pregătit pentru așa ceva. Nu mă mai mutasem niciodată. Nu eram sigur cum se face. Am încuiat ușa și am coborât scările. Știam că mă voi întoarce peste câteva zile după restul lucrurilor, dar mă simțeam de parcă ar fi fost o plecare definitivă. Pe drum în mașină n-am simțit niciun fel de eliberare. Nu era grozav să fiu iarăși singur. Nici Claire, nici eu nu câștigaserăm nimic. Capitolul 17 m-am încuiat în birou. La centrul legal era mai rece duminica decât fusese cu o zi înainte. Eram îmbrăcat cu un pulover gros, pantalon de catifea răiată și șosete flaușate și citeam ziarul la masa de lucru, cu două căni de cafea fierbinte așezate în fața mea. Clădirea avea sistem de încălzire, dar nu aveam de gând să încerc să-l pornesc. Îmi era dor de scaunul meu rotativ din piele, scaun de director executiv care se legăna, se înclina și rula pe parchet la comandă, cel în care stam abia dacă era cu ceva mai bun decât un scaun pliant pe care îl închiriez pentru o nuntă. În zilele bune promitea să fie incomod pentru starea mea fizică din acel moment. Era o adevărată tortură. Masa de lucru era un pupitru mobil, probabil provenind din vreo școală abandonată, pătrat, semănând cu o cutie cu trei sertare pe fiecare parte. Toate funcționau spre mirarea mea, dar nu fără efort. Cele două scaune pentru clienți așezate de cealaltă parte erau chiar pliante, unul negru, celălalt de un verzui pe care nu-l mai întâlnisem până atunci. Pereții acoperiți cu tencuială nu mai fusese răzugrăviți, cine știe de când culoarea inițială se decolorase într-un gălbui deschis. Tencuiala era crăpată, păianjenii pusese răstăpânire pe colțurile tavanului. Singurul element decorativ era o pancartă rămată, care anunța un marș pentru dreptate în cartierul comercial în iulie 1988. Pudeaua era din lemn vechi de stejar, cu scânduri rotunjite la capete, dovadă că fusese mult folosite în anii trecuți. Fusese măturată de curând și mătura rămăsese într-un colț, cu făraș, cu tot, ca un mod delicat de a-mi sugera că, dacă doream curățenie, trebuia să-mi fac singur. Ce tragică e de căderea celor mari! Dacă dragul meu frate Warner m-ar fi putut vedea stând aici duminica tremurând la biroul meu micuț, holbându-mă la acrăpăturile din pereți, încuiat pe dinăuntru, pentru ca potențialii mei clienți să nu mă atace, ar fi răcnit la mine și mi-ar fi adresat injurii atât de tari și de colorate, încât aș fi fost obligat să iau notițe. Nu înțelegeam reacția părinților mei. Acum eram obligat să le dau cât mai curând un telefon ca să le servesc șocul dublu al schimbărilor mele de adresă. O bătaie puternică nu ușă mă sperie de moarte. Am sărit în sus nesigur pe cele ce aveam de făcut. Oare și străzi se pregăteau să mă atace? Mă îndreptam spre ușa de la intrare când s-a auzit încă o bătaie și am zărit o siluetă care se echinuia să privească printre barele de metal și geamul gros al ușii. Era Berinuzo, Nuzo, înfrigurat și doritor să ajungă mai repede înăuntru în siguranță. Am descuiat și am făcut loc să intre. Ce fundătură! Începu el amabil privind în jur în vreme ce eu încuiam din nou ușa. Cam ciudat, nu? I-am răspuns, mirat de prezența lui și încercând să înțeleg ce caută acolo. Ce mizerie! Era amuzat, se plimba pe lângă biroul Sofiei, scoțându-și mănușile încet, temându-se să nu atingă ceva ca să nu producă o adevărată avalanșă de dosare. Facem investigații mici ca să luăm toți banii acasă, i-am spus. Era o glumă veche la Drake and Sweeney. Partenerii făceau mereu scandal din cauza cheltuielilor suplimentare, dar, în același timp, erau tot timpul preocupați de redecorarea birourilor lor. De deci ce ai venit aici pentru bani? Mă întreba el, la fel de amuzat. Bineînțeles. Ți-ai pierdut mințile. Mi-am descoperit vocația. Da, auzi voci în somn. De asta ai venit? Ca să-mi spui că sunt nebun? Am sunat-o pe Claire. Și ce ți-a spus? Că te-ai mutat. E adevărat, divorțăm. Ce-ai pățit la față? M-a lovit sacul pneumatic. Ah, da, am uitat. Am auzit că doar ți-a îndoit bara din față. Chiar așa, mi-a îndoit fața. Își lăsă haina pe un scaun, apoi o puse repede la loc. La cheltuieli intră și neplata căldurii? Din când în când sărim câte o lună. Început din nou să umble de colo-colo, aruncând câte o privire în birourile mici de alături. Cine plătește activitatea de aici? Mă întrebă el. O fundație. O fundație în declin? Da, într-un declin rapid. Cum ai găsit-o? Domnul își făcea veacul pe aici. Aceștia erau avocații lui. Tot domnul, dragul de el, comentă Berry și, oprindu-se o clipă, fixă un perete cu privirea. Crezi că ne-ar fi împușcat? No, nu, nu l-a ascultat nimeni. Era doar un om fără adăpost ca mulți alții. Dorea să fie ascultat." Te-ai gândit măcar o clipă atunci să sare asupra lui?" Nu, dar m-am gândit să iau arma și să-l împușc pe Rafter." Păcat că n-ai făcut-o. Poate data viitoare. Ai cafea?" Sigur, ia loc. Nu doream ca Berry să vină după mine în bucătărie pentru că lăsa mult de dorit." Am găsit un pahar, l-am spălat repede și l-am umplut cu cafea. L-am invitat în biroul meu. Îndrăgut, spuse el, uitându-se în jur. Aici e cel mai greu, i-am spus cu mândrie. Ne-am așezat în ambele părți ale biroului, pe scaunele care scârțiau la un pas de colaps. Asta visai în facultate? Mă întrebă el. Nu mi-aduc aminte de facultate. De atunci încoace am luat prea multe onorarii. În sfârșit, mă privi drept în ochi, fără ironie sau zâmbet și îl lăsă glumele la o parte. Oricât de grav ar fi părut, nu puteam alunga gândul că Berry ar putea purta un microfon sub cămașă. Nu-l trimiseseră pe Hector în armat cu un microfon, puteau face la fel și cu Berry. Nu s-ar fi oferit el însuși, dar puteau face presiune asupra lui. Eu reprezentam dușmanul. De deci ce ai venit aici după domnul?" mă întrebă el. Așa cred. Ce ai găsit?" Faci pe prostul Berry. Ce se întâmplă la firmă? Vă înconjurați inamicul ca pe vremea indienilor? A spus ochii pe mine? El cântări cu grijă vorbele mele, sorbind încet din pahar. Cafeaua asta este îngrozitoare, spuse el gata să scuipe. Măcar e fierbinte. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu Claire. Mulțumesc, dar prefer să nu vorbesc despre asta. Lipsește un dosar, Michael. Toată lumea te arată cu degetul. Cine mai știe că ești aici? Soția mea. Te-au trimis cei de la firmă? Categoric nu. Îl credeam. Eram prieteni de șapte ani, uneori chiar apropiați. De cele mai multe ori însă se dovedise că eram prea ocupați pentru prietenie. De ce mă arată cu degetul? Dosarul avea o legătură cu domnul. Te-ai dus la Braden Chance și ai cerut să-l vezi. Te aflai în apropierea biroului lui în seara în care a dispărut dosarul. Există dovezi că ți s-au dat niște chei pe care, poate, nu trebuia să pui mâna. asta e tot? Asta plus amprentele. Amprentele? L-am întrebat încercând să par surprins. Sunt peste tot, pe ușă, pe întrerupător, chiar pe fișet. Ai fost acolo, Michael. Ai luat dosarul. Ce-ai de gând să faci cu el acum? Cât de mult știi despre dosar? Domnul a fost evacuat de unul din clienții noștri, o firmă imobiliară. Locuia acolo ilegal, a nebunit, ne-a speriat de moarte și pe noi și tu ai fost la un pas de a fi lovit de un glonț. Te-au lăsat nervii. asta e tot? Asta e tot ce ni s-a spus. De către cine? De către Boș. Am primit rapoarte vineri seara. Întreaga firmă, avocat, secretare, asistenți, toată lumea prin care eram informați că fusese luat un dosar, că suspectul ești tu și că niciun membru al firmei nu trebuia să aibă de-a face cu tine. De fapt, mi este interzis să mă aflu aici acum. Mulțumesc! Dacă Braden Jens făcuse legătura între evacuare și Elonte El Barton, nu era omul care să recunoască asta în fața nimănui, nici măcar față de ceilalți parteneri. Berry era sincer, probabil își imagina că singurul meu interes în dosar era de von Hardy. Atunci, de ce ești aici? Sunt prietenul tău. E o adevărată nebunie, Dumnezeule. Vinerea a venit poliția la firmă. Poți să crezi așa ceva? Săptămâna trecută, cei de la trupele speciale iar noi eram ostateci. Acum tu ai sărit peste cal. Ca să nu mai spun de situația cu Claire, ce-ar fi să ne luăm o pauză, să mergem undeva două săptămâni cu soțiile? Unde? Nu știu, cui îi pasă? Undeva în insule." Ce-am rezolvat cu asta? Am lăsat neînțelegerile la o parte, în primul rând. Am jucat tenis, am dormit, ca să ne reîncărcăm bateriile. Pe banii firmei? Pe banii mei. Las-o pe Claire la o parte. S-a terminat, Berry. Ne-a luat mult, dar s-a terminat. Bine, mergem noi doi, dar tu nu trebuie să ai nimic de a face cu mine. Am o idee. Cred că mă pot duce la Artur să stau pe îndelete de vorbă cu el. Putem lămuri lucrurile. Tu aduci dosarul înapoi, uiți tot ce e acolo, firmate iartă și te uită și ea. Noi doi plecăm două săptămâni în Maui să jucăm tenis și când ne întoarcem, tu revii la biroul tău de pluș, acolo unde ți este locul. Ei te-au trimis, nu? Nu, îți jur. Nu să meargă berii. Dă-mi un motiv valabil, te rog. Avocatura înseamnă mai mult decât onorarii plătite de clienți și dorința de a face bani. Ce ne face să acceptăm să devenim bătaia de joc a corporațiilor? Am obosit, Barry. Vreau ca tot ce fac să lase o urmă în lume. Parcă ai fi student în primul an. Exact, am ales profesia asta pentru că ne gândeam că avocatura este o vocație înaltă, că putem lupta cu nedreptatea și răul social, că putem face lucruri minunate pentru că suntem avocați. Într-o vreme eram idealiști. De ce nu mai putem fi la fel și acum? Din cauza ipotecilor. Nu încerc să te atrag de partea mea. Tu ai trei copii. Ce noroc că eu și Claire nu am avut niciunul. Îmi pot permite să nebunesc puțin. Într-un colț al camerei, un radiator pe care nu-l observasem a început să hârâie și să fâșie. Ne-am răsucit amândoi capetele spre el, așteptând cu nerăbdare puțină căldură. Un minut, două. Vor veni după tine, Michael, spuse Berry, rămas cu privirea ațintită la radiator, fără să-l vadă. Vor veni? Poate vrei să zici, vom veni. Ai dreptate, firma noastră. Nu poți fura un dosar. Gândește-te la client. Clientul are dreptul la confidențialitate. Dacă dispare un dosar, firma nu are de ales. Trebuie să-l caute. Vorbești de acuzații penale? Probabil. Sunt furioși foc, Michael. Nu-i poți judeca pentru asta. Se mai vorbește și de o acțiune disciplinară în cadrul baroului. E posibilă o suspendare. Refter se ocupă deja de asta. De ce oare domnul nu a țintit puțin mai jos? Sunt puși pe fapte mari. Firma are mai mult de pierdut decât mine. Mă privi atent. Nu știa ce conține dosarul. E vorba și de altceva decât de domnul? Mă întrebă el. Mult mai mult. Firma riscă să fie dată în vileag. Dacă mă acuză pe mine, eu îi acuz pe ei. Nu poți folosi un dosar furat. Niciun tribunal din țară nu-l acceptă ca probă. Nu știi nimic despre litigii. Învăț acum. Spune-le să renunțe. Nu uita, eu sunt cel care are dosarul, dar în dosar sunt murdăriile lor. Vorbim de niște locatari ilegali, nimic mai mult, Michael. E mult mai complicat de atât. Cineva trebuie să stea de vorbă cu Braden Chance și să scoată de la el adevărul. Spune-i lui Rafter să se pregătească foarte bine înainte de a face o nebunie. Credem, Oberi, e un material de pagina întâi. O să vă fie frică să mai ieșiți din casă. Deci, ne propui un armistițiu. Tu ții dosarul, noi te lăsăm în pace. Pentru moment, cel puțin. Nu știu ce va fi săptămâna viitoare sau cealaltă. De ce nu vrei să vorbești cu Artur? Fac eu pe mediatorul, intrăm toți trei într-o cameră, încuiem ușa și rezolvăm problema. Ce zici? E prea târziu, au murit oameni. Domnul și-a făcut-o cu mâna lui, mai sunt și alții. Cu asta am considerat că spusesem destul, deși era prietenul meu, știam că va repeta cea mai mare parte a conversației noastre în fața șefilor lui. Vrei să-mi explici? Mă întrebă el. Nu pot, e confidențial. Sună ciudat de la un avocat care fură dosare. Radiatorul gâlgâia și susura și era mai ușor, măcar pentru o vreme, să-l privești decât să vorbești. Niciunul din noi nu dorea să spună vorbe pe care le-ar fi regretat mai târziu. M-a întrebat despre ceilalți angajați de la centrul legal. I-am povestit pe scurt. Incredibil, murmură el de câteva ori. Ținem legătura? Mă întreba ajuns la ușă. Bineînțeles, Capitolul 18 Orientarea mea a durat cam 30 de minute, adică timpul necesar pentru a ajunge cu mașina de la centru până la Samaritan House, în Perthworth, în cartierul din nord-est. Mordecai era la volan și făcea conversație. Eu tăceam cu servieta în brațe, nervos ca un începător aflat pe punctul de a intra în cușcaleul lui. Eram îmbrăcat în blugi, cămașa albă și cravată, plus un blazer vechi. Blue Marin și niște pantofi de tenis uzați, marca Nike cu șosete albe. Renunțasem să mă mai rad, eram un avocat al străzii, așa că puteam să mă îmbrac cum doream. Bineînțeles, Mordecai observase imediat schimbarea de stil atunci când intrasem în biroul lui și îl anunțasem că sunt gata de lucru. Nu mi-a spus nimic, dar a rămas cu privirea ațintită la perechea de Nike. Mai văzusem așa ceva tip de la firmele mari care coborau din zgârie nori pentru a-și petrece câteva ore cu cei săraci. Dintr-un motiv sau altul, toți se simțeau obligați să-și lase perciuni și să poarte blugi. Clientela ta va fi un amestec de treimi, îmi spunea el. Conducând prost cu o singură mână și ținând cana de cafea în cealaltă, total indiferent la celelalte vehicule înghesuite în jurul nostru. Cam o treime sunt șomeri, o treime sunt familii cu copii, o treime sunt bolnavi mental, o treime sunt veterani și cam o treime din cei care au dreptul la locuințe, pentru că au venituri mici, reușesc să le și obțină. În ultimii 15 ani, 2 milioane și jumătate de locuințe ieftine au fost eliminate, iar programele federale și-au redus fondurile cu 70%. Nu e de mirare că oamenii dorm în stradă, guvernele țin în echilibru bugetul pe espinarea săracilor. Și continua cu statisticile la nesfârșit, fără niciun efort. Așa era viața și profesia lui. Ca avocat obișnuit să ia notițe mediculoase, mă luptam cu impulsul de a deschide brusc servieta și de a mă apuca de notat. În loc de asta, îl ascultam. Oamenii ăștia au salarii minime, așa că nici nu se poate vorbi de locuințe proprietate personală, nici măcar nu visează la așa ceva, iar ceea ce câștigă nu e destul când chiriile cresc vertiginos. Așa că rămân tot mai mult în urmă și, în același timp, programele de asistență suferă reduceri tot mai drastice. Fii atent, numai 14% din invalizii fără locuințe primesc ajutoare de invaliditate. 14% vei vedea destule cazuri de acest fel. Am oprit cu un scrâșnet de frâne la semaforul care arăta lumina roșie. În jurul nostru s-au auzit claxoane. Mașina le bloca parțial intersecția. M-am lăsat mai jos în scaun, așteptându-mă la o nouă coliziune. Mordecai nici nu avea habar că mașina lui încurca traficul de la ora de vârf. Privea fix înainte, căzut pe gânduri, pierdut într-o altă lume. Partea cea mai înspăimântătoare a condiției de vagabond este ceea ce nu se vede pe stradă: jumătate din cei săraci cheltuiesc 70% din ceea ce câștigă pentru a-și păstra locuințele pe care le au. Departamentul de Locuințe și Dezvoltare Urbană, HUD, Afirmă că ar fi trebuit să plătească o treime. Sunt zeci de mii de oameni în acest oraș care țin cu dinții de acoperișul pe care l au deasupra capului. O singură plată neachitată a chiriei sau o spitalizare neașteptată sau o urgență neprevăzută și își pierd locuința. Unde se duc? Rare ori merg direct la adăposturi. La început se duc la familie, apoi la prieteni. Tensiunea este teribilă pentru că familiile și prietenii lor au la rândul lor locuințe de stat și contractul de închiriere limitează numărul de persoane care pot locui într-un singur apartament. Sunt forțați să încalce contractul, ceea ce poate reprezenta un motiv de evacuare. Merg dintr-un loc în altul, uneori își lasă câte un copil la surori, la prieteni. Lucrurile merg din ce în ce mai rău. Mulți dintre ei se tem de adăposturi și le evită cu disperare. Făcu o pauză atât cât să-și bea cafeaua. De ce? L-am întrebat. Nu toate adăposturile sunt bune. S-au mai întâmplat atacuri, furturi, chiar violuri. Acesta era, deci, locul unde se aștepta de la mine să-mi petrec restul carierei de avocat. Mi-am uitat arma, l-am anunțat. Nu o să-ți se întâmple nimic, sunt sute de voluntari pro bono în acest oraș, n-am auzit pe niciunul care să pățească ceva. Mă bucur să aud asta. Porni să răm din nou, de data asta, cu mai multă grijă. Cam jumătate din oamenii străzi au probleme din cauza consumului abuziv al unor substanțe chimice, ca și prietenul tău, de Fon Hardy. E un lucru obișnuit ce se poate face pentru ei? Mă tem că nu prea mult. Au mai rămas câteva programe de ajutorare, dar e greu de găsit un pat. Noi am reușit să-l plasăm pe Hardy într-un centru de recuperare pentru veterani, dar a plecat de acolo. Drogatul decide singur când vrea să renunțe. Care este drogul preferat? Alcoolul, e cel mai la îndemână, chiar și crack. În cantitate destul de mare, pentru că și acela e ieftin. Găsești de toate, dar drogurile rafinate sunt prea scumpe. Care vor fi primele mele cinci cazuri? Ești nerăbdător? Da, și nu știu ce se va întâmpla. Liniștește-te! Munca nu e complicată. E nevoie de răbdare. Vei vedea pe cineva care nu primește ajutor material, probabil cartele de hrană, un divorț, cineva cu o plângere împotriva unui proprietar, o dispută de șomaj, îți garantez că vei avea și un caz penal. Ce fel de caz penal? Minor, în America urbană e la modă condamnarea vagabondajului. În marile orașe s-au dat tot felul de legi menite să-i persecute pe cei care trăiesc în stradă. Nu au voie să cerșească, nu au voie să doarmă sub poduri, să adune obiecte personale în parcuri publice, să se așeze pe trotoare, să mănânce în public. Multe dintre aceste legi au fost abrogate de tribunale. Abraham a făcut o treabă grozavă reușind să-i convingă pe judecătorii federali că aceste legi nefaste încalcă drepturile înscrise în primul amendament. Așa că, selectiv, marile orașe pun în aplicare legi generale cu privire la vagabondaj. Lipsa unui loc de muncă, beție în public. Oamenii străzi sunt țintele lor. Dacă un tip bine îmbrăcat se îmbată într-un bar și face pipi pe o alee, nu-i mare lucru. Dacă un vagabond face la fel, e arestat pentru că urinează în public. Curățeniile sunt ceva obișnuit. Adică, se alege o zonă orașului, sunt adunați oamenii străzi și sunt duși în altă parte. Atlanta a făcut așa înainte de Olimpiadă, doar nu era să-i lase pe sără să cerșească și să doarmă pe băncile din parcuri când toată lumea era cu ochii pe ei, așa că au adus trupele speciale și au eliminat problema. Pe urmă, edilii orașului s-au lăudat cât de frumos e acolo. Unde i-au dus? La naiba. Normal că nu în adăposturi, pentru că nici nu au așa ceva pur și simplu i-au mutat de colo-colo. I-au aruncat în alte părți ale orașului ca pe bălegar, comentă el, luând încă o gură de cafea și ajustând radiatorul, interval în care își luă complet mâinile de pe volan timp de vreo 5 secunde. Nu uita, Michael, continuă el, fiecare om trebuie să aibă un loc al lui. Oamenii aceștia nu au alternativă. Dacă le e foame, cerșesc. Dacă sunt obosiți, dorm oriunde își găsesc un loc. Dacă nu au casă, trebuie să trăiască undeva. Îi arestează zilnic. Dar politica asta publică e prostească. Gândește-te, un om trăiește în stradă, ajunge din când în când în adăposturi, lucrează pe undeva pe un salariu minim și încearcă tot ce se poate să se ridice pe scara socială și să câștige suficient pentru o viață decentă. Într-o zi e arestat pentru că doarme sub un pod. El nu vrea să doarmă acolo, dar orice om trebuie să doarmă undeva. E vinovat pentru că, în înțelepciunea lui, Consiliul Orășenesc a făcut din lipsa de locuințe un delict. Trebuie să plătească 30 de dolari numai ca să iasă din închisoare plus alți 60 pentru o amendă. 60 de dolari dintr-un buzunar șașa gol. Așa că omul mai alunecă puțin în jos. iar statul milit, amendat, pedepsit și pus să-și recunoască greșala și să-și caute locuință. Care de pe străzile alea nenorocite! Asta se întâmplă în majoritatea orașelor noastre. Nu i-ar fi mai bine la închisoare? Ai fost de curând într-o închisoare? Nu, nici să nu te duci. Polițiștii nu sunt învățați să lucreze cu vagabonzii, mai ales cu cei bolnavi mental sau drogați. Închisorile sunt pline peste măsură. Sistemul penal este oricum un coșmar, iar persecutarea vagabonzilor îi face și mai mult rău. Tâmpenia cea mai mare este că e cu 25% mai scump să ții un om în închisoare decât să-i asiguri adăpost, mâncare, transport și servicii de consultanță. Toate astea, bineînțeles, ar avea efecte benefice pe termen lung. 25% și asta nu include costul arestării și actele necesare. Oricum, cele mai multe orașe au bugetul la pământ, mai ales Washington DC, Ține minte, de asta se închidea de și totuși irosesc bani făcând din oamenii străzii niște deligvenți. Pare o bază numai bună pentru un litigiu, i-am spus, deși nu avea nevoie de încurajări. Le intentăm procese în neștire. Susținătorii din toată țara atacă aceste legi. Nenorocitele astea de orașe cheltuiesc mai mult pentru onorarii decât pentru a construia adăposturi pentru cei care au nevoie. Trebuie să iubești această țară. New York, orașul cel mai bogat din lume, nu își poate adăposti toți locuitorii pentru că aceștia dorm pe străzi și cerșesc pe Fifth Avenue, ceea ce îi nemulțumește pe cei slabi de înger, așa că îl aleg pe Rudy, cum l-o fi chemând, care le promite să curețe străzile și iată-l că determină Consiliul Mai Marilor Orașului să scoată vagabondajul în afara legii, Pur și simplu, nu e voie să cerșești, nu e voie să stai pe trotuar, nu e voie să fii vagabond. Și bugetul se reduce dramatic. Se închidă de posturile și se taie fondurile pentru asistență, dar în același timp se cheltuiesc o avere pentru plata avocaților din New York, care trebuie să-i apere pentru că încearcă să elimine pe săraci. Cât de rău e la Washington? Nu e atât de rău ca la New York, dar nici mult mai bine. Din păcate, acum două săptămâni ne aflam într-o zonă a orașului în care n-aș intra singur nici în plină zi, cu o mașină blindată. Vitrinele magazinelor erau protejate cu bare metalice, blocurile de locuințe erau niște structuri înalte, fără viață, cu rufe întinse la geamuri, toate din cărămidă gri, toate purtând marca arhitecturii insipide provenite din sume federale derizorii. Washingtonul este un oraș al negrilor, continuă el cu un număr mare de locuitori care se bazează pe ajutorul social, atrage mulți oameni care doresc o schimbare, mulți activiști și radicali, oameni ca tine. Cu greu se poate spune despre mine că aș fi activist sau radical. E luni dimineață. Gândește-te unde te-ai fi aflat în fiecare luni dimineață în ultimii șapte ani. La mine în birou. Un birou foarte frumos. Da, într-o încăpere elegantă, pregătită pentru tine. Da. Îmi adresă un zâmbet larg și îmi spuse, acum ești radical. Cu aceste cuvinte puse capăt oricărei lămuriri. În fața noastră, pe strada dreaptă, am zărit un grup de oameni înfofoliți cu tot felul de zdrențe adunați la colțul străzii lângă un încălzitor, probabil cu butan. Am întors mașina într-acolo și am parcat după colț. Clădirea spre care ne îndreptam fusese pe vremuri magazin universal. Un panou scris de mână anunța Casa Samaritanului. E un adăpost privat, spuse Mordecai. 90 de paturi, mâncare decentă a fost fondat de un grup de biserici din Erlington. Venim aici de șase ani. Camioneta de la depozitul de hrană era parcată în fața ușii. Câțiva voluntari descărcau cutii cu legume și fructe. Mordecai se adresă unui om mai în vârstă care stătea de pază la ușă și omul ne permise să intrăm în clădire. Să facem un tur rapid pe aici, spuse Mordecai. Nu m-am dezlipit de el cât am străbătut parterul. Era un adevărat labirint de holuri, fiecare împărțit în cămăruțe mici, pătrate, din prefabricat netencuit, cu uși închise cu zăvor. Una era deschisă. Mordecai aruncă o privire înăuntru și salută. Bună dimineața! Un bărbat micuț, cu ochii holbați, stătea pe marginea unui pad de fier, privindu-ne fără să spună nimic. E o cameră bună, îmi spuse Mordecai. Are intimitate, un pat, cum se cade, spațiu pentru lucruri și electricitate. Apăsă întrerupătorul de lângă ușă și becul de la lampa micuță se stinse. Pentru o clipă, camera se cufundă în întuneric, apoi Mordecai aprinse din nou lumina. Ochii holbați nu păreau să fi clipit. Camera nu avea tavan, se vedeau doar panourile vechiului magazin la un metru mai sus. Dar baia, am întrebat, în spate, puține adăposturi au băi individuale. Vă urez o zi bună, se adresă el locatarului, care e în cuvință din cap. Se auzeau câteva aparate de radio, unele cu muzică, altele cu știri. Tot felul de oameni umblau încolo și încoace. Era luni dimineață, aveau de lucru sau aveau alte treburi. E greu să obții o cameră aici? Am întrebat, știind sigur care va fi răspunsul lui. Aproape imposibil. Lista de așteptare se întinde pe un kilometru, iar cei de aici pot decide cine primește un loc și cine nu. Cât se sta aici? Depinde. În medie cam trei luni. Acesta e ultimul dintre adăposturile mai bune, așa că aici sunt în siguranță. Imediat ce starea lor se stabilizează, conducerea centrului încearcă să-i mute în locuințe pe care și le pot permite. M-a prezentat unei femei încălțate în cizme negre de luptă. Ea conducea centrul. Noul nostru avocat a fost descrierea pe care mi-a făcut-o. Femeia mi-a urat bun venit în adăpost. Au stat de vorbă despre un client care dispăruse iar eu, am rătăcit fără țintă, de pe un hol pe altul, până când am dat de secția unde erau cazate familiile. Am auzit plânsetul unui copilaș și m-am îndreptat spre o ușă deschisă. Camera era puțin mai mare și împărțită în secțiuni mai mici. O femeie solidă, de cel puțin 25 de ani, stătea pe un scaun, dezbrăcată de la brâu în sus și hrănea un bebeluș la sân, complet indiferentă, la prezența mea iscoditoare, la câțiva pași distanță. Doi copii mici săreau peste pat. La radio se auzea muzică rap. Cu mâna dreaptă, femeia își prinse sânul liber și mi-l oferi. Am luat-o la fugă în josul holului și l-am găsit pe Mordecai. Clienții ne așteptau. Biroul nostru se afla într-un colț al sălii de mese, în apropiere de bucătărie. Trebuia să lucrăm pe o masă pliantă, împrumutată de la bucătăreasă. Mordecai a descuiat un fișet dintr-un colț al camerei și cu asta am pornit la treabă. Șase persoane ocupau rândul de scaune de lângă perete. Cine e primul? întrebă el, și o femeie se apropie de noi cu scaun cu tot se așeză în fața avocaților ei. Unul veteran al legilor străzii, uns cu toate alifiile, celălalt începător, amândoi, însă cu pixul și blocnotesul la îndemână. Numele ei era Wailin. Avea 27 de ani, necăsătorită cu doi copii. Jumătate dintre ei sunt din adăpost, îmi spuse Mordecai în timp ce luam notițe. Cealaltă jumătate vin din stradă. Acceptăm pe cineva? Pe toți cei fără adăpost. Problema lui Wailin nu era complicată. Lucrase într-un restaurant fast food înainte de a-și da demisia pentru un motiv oarecare, considerat irelevant de către Mordecai, și nu i se mai plătiseră ultimele două salarii la care avea dreptul. Cum nu avea o adresă permanentă, patronul trimisese cecurile la o adresă greșită. Cecurile dispăruseră, patronul nu era deroc impresionat de acest lucru. Unde veți locui eu acum? o întrebă mordecai. Femeia nu era sigură. Poate aici, poate în altă parte. Își căuta o slujbă, și dacă găsea, se putea întâmpla și alte lucruri, și se putea muta cu X și Y. Sau, își putea găsi o locuință în care să stea singură. Vă vom recupera banii, iar eu voi aranja ca acele cecuri să fie trimise la biroul meu, îi spuse Mordecai, dându-i o carte de vizită. Sunați-mă la numărul acesta peste o săptămână. Femeia luă cartea de vizită, nemulțumit și plecă în grabă. Sună la restaurant, prezintă-te drept avocat al ei, fii amabil la început, dar fă scandal dacă nu cooperează. Dacă e nevoie, du-te pe acolo și ia tu însuți cecurile. Am notat aceste instrucțiuni ca și cum ar fi fost foarte complicate. Wylene avea dreptul la 210 dolari, ultimul caz la care lucrasem pentru Drake Sweeney fusese o dispută între trusturi la care erau în joc 900 de milioane de dolari. Al doilea client nu reuși să explice limpede ce problemă juridică avea. Nu dorea decât să stea de vorbă cu cineva. Era beat sau bolnav mental, probabil, și una și alta, dar Mordecai îl duse la bucătărie și îi turnă o ceșcuță cu cafea. Sărmanii de ei, unii nu rezistă tentației de a sta la coadă, spuse el. Numărul 3 era o locatară a centrului, stătea acolo de două luni, așa că... Partea cu adresa era mai simplă. Femeia avea 58 de ani, era îngrijită și curată, văduva unui veteran de război. Conform teancului de hârtii pe care l-am răsfoit în timp ce colegul meu discuta cu ea, avea dreptul la un ajutor social de veteran. Dar cecurile erau trimise într-un cont bancar din Maryland, la care ea nu avea acces. E explicat lui Mordecai toate astea. Actele dovedeau același lucru. Administrația veteranilor este o instituție serioasă, i-a spus Mordecai. Vom aranja ca acele cecuri să fie trimise acolo. Coada creștea pe măsură ce noi rezolvam tot mai eficient problemele clienților. Mordecai ghicise totul dinainte. Cartele de masă anulate din cauza lipsei unei adrese permanente, refuzul unui proprietar de a restitui fondul de rulment, o pensie alimentară neplătită, un mandat de arest pentru cecuri false, o cerere pentru ajutor social de handicapat. După două ore și zece clienți ne-am mutat la celălalt capăt al mesei și am început eu însum să discut cu ei. În prima mea zi plină de avocat al săracilor, eram pe picioarele mele, luam notițe și eram la fel de important ca și colegul meu. Marvis a fost primul meu client unic. Avea nevoie de un divorț, la fel și eu. După ce am ascultat povestea tristă, îmi venea să alerg acasă la Claire să-i sărut picioarele. Nevasta lui Marvis era prostituată, o femeie care fusese serioasă până când descoperise drogurile. Acestea au împins-o mai întâi în brațele unui intermediar, apoi în ale unui proxenet, apoi către viața în stradă. Printre picături furase și vânduse tot ce aveau și adunase datorii care căzuseră pe capul lui, făcuse cerere de faliment. Femeia luase amândoi copiii și se mutase cu proxenetul ei. Omul avea unele întrebări de ordin general despre ceea ce înseamnă un divorț și cum eu cunoșteam doar datele de bază, L-am lămurit cât de bine am putut. Luam notițe și dintr-o dată mi-am imaginat-o pe Claire în superbul birou, al avocatei ei, unde chiar în acel moment finalizau împreună planul de destrămare a legăturii noastre. Cât va dura? m-a întrebat el, risipindu-mi referia. Șase luni, i-am răspuns. Credeți că ea va face recurs? Cum adică? Va fi de acord cu divorțul? N-am discutat despre asta. Femeia plecase de acasă cu un an mai înainte și, după mine, era un caz de abandonare de domiciliu. Dacă mai aduceam și acuzația de adulter, era floare la ureche. Marvis locuia în acel centru de o săptămână. Era curat, capul limpede și își căuta serviciu. Jumătatea de oră petrecută cu el mi-a făcut plăcere și am jurat să-i obțin divorțul. Dimineața a trecut repede, nervozitatea mea s-a evaporat. Încercam să ajut oameni reali, cu probleme reale, oameni fără importanță, care nu aveau alt loc unde să se ducă pentru a-și găsi un avocat erau intimidați nu numai de mine, ci și de lumea vastă a legilor, regulamentelor, tribunalelor și birocrației. Am învățat să zâmbesc și să-i fac să se simtă bineveniți. Unii își cereau scuze pentru că nu puteau să mă plătească. Banii nu aveau importanță, le răspundeam eu. Banii nu aveau importanță. La 12 am eliberat masa pentru ca prânzul să poată fi servit. Sala de mese era plină ochi, supa era gata, cum ne aflam în apropiere, ne-am oprit să mâncăm ceva bun la rotiseria de pe Florida Avenue. Eu eram singura față albă din restaurant, dar începusem să mă obișnuiesc cu situația asta. Nimeni nu încercase să mă ucidă. Nimănui nu-i părea să-i pese. Sofia a găsit un telefon care părea să meargă. Se afla sub un teanc de dosare așezate foarte aproape de ușă. I-am mulțumit și m-am retras în intimitatea biroului meu am numărat opt oameni care stăteau liniștiți, așteptând ca Sofia, care nu era avocat, să le ofere sfaturi. Mordecai îmi sugerase să îmi petrec după amiaza lucrând la cazurile pe care le acceptasem în aceeași dimineață, la Samaritan. În total erau 19. În plus, ideea era să muncesc cât mai bine pentru ca apoi să o ajut pe Sofia cu ceilalți sosiți. Dacă mă imaginam că lucrul în lumea străzii avea să fie mai simplu, mă înșelam. Dintr-o dată eram ocupat până peste cap cu problemele altora. Din fericire eram cunoscut drept un maniac al muncii, așa că sarcina mi se potrivea. Totuși primul telefon pe care l-am dat s-a îndreptat spre and Sweeney. Am cerut cu Hector Palma de la secția imobiliară și mi s-a spus să aștept. Am închis după 5 minute și am sunat din nou. Glasul hârșit al lui Brayden Chance mi-a răspuns brusc în urechi. Cu ce vă pot ajuta? Am înghițit cu greu și am răspuns. Da, așteptam să vorbesc cu Hector Palma. Am încercat să-mi subțiez vocea și să vorbesc mai repede. Cine întreabă? Să răsti el. Rick Hamilton, un vechi prieten din școală. Nu mai lucrează aici, îmi pare rău. Am închis, lăsându-mă să mă holbesc la telefon. M am gândit să o sun pe Poli, să o rog să verifice și să descopere ce s-a întâmplat cu Hector. Nu i-ar fi luat mult timp, sau poate pe Rudolf sau Berinuzo sau pe asistentul meu preferat. Apoi mi-am dat seama că ei nu mai erau prietenii mei. Depășisem limita. Eram dușmanul lor. Eram terminat. Îi băgasem în bucluc, iar forțele superioare le interziseseră să vorbească cu mine. În cartea de telefon erau trei persoane cu numele de Hector Palma. Mă pregăteam să-i sun, dar liniile telefonice erau ocupate. Centrul avea două linii și eram patru avocați. Capitolul 19 Nu mă grăbeam să plec de la centru la sfârșitul primei mele zile de lucru. Casa mea era o mansardă pustie, nu cu mult mai mare decât trei dintre despărțiturile de la casa samariteanului. Casa mea era un dormitor fără pat, un salon cu televizor, dar fără cablu, o bucătărie cu o masă de cărți și fără frigider. Aveam planuri neclare, îndepărtate de a o mobila și decora. Sofia a plecat exact la ora 5, ora ei standard. Cartierul în care locuia era dubios și prefera să se știe acasă cu ușile încuiate înainte de lăsarea întunericului. Mordecai a plecat pe la 6 după ce și-a petrecut 30 de minute discutând cu mine despre ce se întâmplase în acea zi. Nu sta prea mult, m-a avertizat el și încearcă să nu pleci singur. Vorbise deja cu Abraham, care plănuia să lucreze până la 9 și mi-a sugerat să plec cu acesta. Parchează în apropiere, mergi repede, fi cu ochii în patru. Deci, ce părere ai? M-a întrebat oprindu-se lângă ușă înainte de plecare. Cred că e o muncă fascinantă. Contactul cu oamenii mă inspiră. Vor fi și momente când te va face să suferi. S-a întâmplat deja. Asta e bine. Dacă ajungi în punctul în care nu mai doare, e timpul să renunți. Tocmai am început. Știu și mă bucur că ești alături de noi. Avem nevoie de un anglosaxon alb și protestant pe aici. Atunci sunt bucuros să reprezint un simbol. După plecarea lui Mordecai, am închis din nou ușa. Observasem o politică tacită a ușilor deschise. Sofia lucra fără ascunzișuri și o întreagă după amiază. Mă amuzasem ascultând o luni la rost un bigrocrat după altul la telefon în auzul întregului centru. Mordecai era un animal la telefon. Vocea lui groasă, vibrantă, umpla atmosfera cu tot felul de pretenții și amenințări cumplite. Abraham era mult mai liniștit, dar ușa biroului lui era întotdeauna deschisă. Cum însă eu nu știam la ce să mă aștept, am preferat să o păstrez închisă. Eram sigur că se vor dovedi răbdători. I-am sunat pe cei trei Hector Palma din cartea de telefon. Primul nu era cel pe care îl căutam. La al doilea număr nu răspundea nimeni. A treia voce era robotul pentru Hector Palma, cel adevărat. Mesajul era brusc. Nu suntem acasă, lăsați un mesaj, vă vom suna noi. Era vocea lui. Cu resursele ei infinite, firma avea multe căi și locuri în care să-l ascundă pe Hector Palma. 800 de avocați, 170 de asistenți, birouri la Washington, New York, Chicago, Los Angeles, Portland, Palm Beach, Londra și Hong Kong. Erau prea deștepți ca să-l dea afară, pentru că știa prea multe, așa că îi puteau dubla salariul, îl puteau avansa și muta într-un alt birou, într-un alt oraș, într-o locuință mai mare. Mi-am notat adresa lui din cartea de telefon. Dacă robotul mai funcționa, poate că încă nu se mutase. Cu cunoștințele mele practice proaspăt dobândite, eram sigur că îl voi putea găsi. S-a auzit o ușoară bătaie la ușă și ea s-a deschis singură, fără efort. Mânerul și zăvorul erau uzate și slăbite, așa că ușa se închidea, dar nu se putea bloca. Era Abraham. Pot să te deranjez un minut?" m-a întrebat lui în loc. Era o vizită de curtoazie, salutul lui. Era un tip liniștit, distant, cu aura intensă a unui om deștept, care m-ar fi putut intimida, numai că eu îmi petrecuse ultimii șapte ani într-o clădire cu 800 de avocați de toate sortimentele. Întâlnisem și cunoscusem zeci de Abrahami, tip rezervați și sinceri, cu prea puțin respect pentru talentele sociale. Doream să-ți urez bun venit, mi-a spus, lăsându-se imediat într-o apărare pasionată a avocatului public. Venea dintr-o familie de clasă mijlocie din Brooklyn, făcuse dreptul la Universitatea Columbia, apoi trei ani îngrozitori la o firmă de pe Wall Street, patru ani în Atlanta, cu o grupare care milita împotriva pedepsei cu moartea, doi ani plini de frustrări pe dealul capitolului și, în final, un anunț în revista de avocatură prin care se căuta un avocat pentru centrul din strada 14 a atras atenția. Slujirea legii este o misiune sfântă, a continuat el. Înseamnă mai mult decât să faci avere. A urmat un alt discurs, o tiradă împotriva marilor firme și a avocaților, care scot milioane pe an, acționând în justiție companiile care efectuau implanturi de la un capăt la celălalt al țării. 3 milioane pe an, striga el. Cu suma asta s-ar putea hrăni și caza toți vagabonzii din district. În orice caz, era mulțumit că văzusem și eu adevărata lumină și regreta episodul cu Domnul. Și cu ce anume te ocupi, l-am întrebat. Conversația noastră îmi făcea plăcere. Era încrâncenat și inteligent, cu un vocabular impresionant care mă punea în inferioritate. Cu două lucruri. Politică legislativă. Lucrez împreună cu alți avocați la formularea legilor. Pe lângă asta, coordonez litigii de obicei legate de acțiuni sociale. Am intentat proces departamentului comercial pentru că oamenii fără adăpost nu au fost reprezentați așa cum trebuie la recensământul din 90. Am dat în judecată sistemul școlar districtual pentru că refuză admiterea în școli a copiilor celor fără locuință. I-am acuzat în calitate de. Clasă socială, deoarece a fost o eroare din partea autorităților districtuale să anuleze câteva mii de credite pentru locuințe, fără respectarea procedurilor legale. Am atacat multe dintre statutele menite să incrimineze oamenii străzii. Îi vom da în judecată ori de câte ori aceștia sunt păcăliți. Litigiile astea sunt complicate. Da, numai că, din fericire, aici, în capitală, avem mulți avocați foarte buni, gata să ne acorde din timpul lor. Eu îi pregătesc, realizez planul de joc, adun echipa și apoi stabilesc regulile. Nu consulți clienții? Câteodată, dar lucrez cel mai bine atunci când mă aflu în camera mea mică de acolo, De unul singur. De asta sunt bucuros că ești aici. Avem nevoie de cineva care să ne mai ușureze munca. A sărit în picioare semn că discuția luase sfârșit. Ne-am înțeles să plecăm la nou fix și a ieșit. În cursul unuia dintre discursurile sale observasem că nu poartă verghetă. Legea era viața lui. Vechiul doctor, conform căruia, legea era o amantă geloasă, fusese ridicat la un nivel nou de oameni ca Abraham sau de mine însumi. Legea era tot ce aveam. Poliția districtuală a așteptat până aproape de 1 noaptea și în acel moment a intrat la atac asemenea unui comando. Au sunat la ușa, apoi imediat după aceea au început să bată cu pumnul până când Claire s-a dezmeticit, a coborât din pat și și-a pus ceva peste pijama, dădeau deja cu picioarele în ușă, gata să o spargă. Poliția, au strigat, ca răspuns la întrebarea ei înspăimântată. Claire le-a deschis încet ușa, apoi s-a dat îngrozită înapoi, în timp ce patru bărbați, doi în uniformă și doi în civil, au dat buzna înăuntru, ca și cum ar fi avut de salvat viața cuiva. La o parte, se răsti unul dintre ei. Claire rămăsese fără grai. La o parte, urlă el din nou au trântit ușa în urma lor. Conducătorul grupului, locotenentul Gasco, îmbrăcat într-un costum ieftin și prea strâmt, a făcut un pas înainte și a scos din buzunar niște hârtii împăturite. Claire Brook a întrebat-o el într-o jalnică imitație după Columbo. Ea a încuvințat cu un gest al capului, rămânând cu gura căscată. Sunt locotenentul Gasco. Unde e Michael Brook? Nu mai locuiește aici, a reușit ea să articuleze. Ceilalți trei polițiști rămași pe aproape pândeau un moment potrivit pentru atac. Gasco nu avea de gând să creadă așa ceva, dar nu deținea mandat de arestare. Nu avea decât unul care îl autoriza să facă percheziție casei. Am un mandat de percheziție a acestei locuințe. Semnat de judecătorul Kisner, la ora 5 după amiază, a anunțat el desfăturind hârtiile și întinzându-le spre Cler, ca să le vadă de parcă acele cuvinte tipărite puteau fi citite și apreciate în acel moment. Vă rog să vă dați la o parte, i-a mai spus el. Claire s-a dat și mai mult înapoi. Ce căutați? L-a întrebat ea. Scrie în documente, i-a răspuns Gascot rântindu-le pe teșgheaua din bucătărie, după care cei patru s-au risipit prin casă. Țineam celularul lângă cap, pe perna așezată direct pe podea, la marginea sacului de dormit. Era a treia noapte când dormeam pe podea, partea a efortului meu de a mă identifica cu noii mei clienți. Mâncasem puțin, dormeam și mai puțin și mă străduiam să încep să apreciez calitatea băncilor din parcuri și a trotuarelor. Partea stângă a trupului meu era înroșită până la genunchi, iritată și dureroasă, așa că dormeam pe partea dreaptă. Nu era un efort prea mare. Eu aveam un acoperiș deasupra capului, aveam siguranța hranei, de a doua zi aveam un viitor. Am auzit telefonul celular sunând și am răspuns. Michael, șoptea vocea lui Claire, poliția percheziționează locuința. Ce? Sunt aici în clipa asta patru polițiști cu un mandat de percheziție. Ce vor? Caută un dosar. Vin în 10 minute. Te rog, grăbește-te. M-am năpustit în apartament de parcă eram posedat de diavol. Întâmplător, Gasco a fost primul polițist care mi-a ieșit în cale. Sunt Michael Brook. Cine n-ai baiești Locotenentul Gasco mi-a răspuns răcnind. Să văd legitimația, i-am cerut și m-am întors spre Cler, care, sprijinită de frigider, ținea în mână o ceașcă de cafea. Dă-mi o foaie de hârtie, am rugat-o. Gasco și-a întins insigna din buzunarul hainei și a ridicat-o ca să o pot vedea. Leri Gasco, am spus eu, vei fi primul pe care îl dau în judecată la nouă dimineața. Acum cine mai e cu dumneata? Mai sunt încă trei, mi-a spus Claire, dându-mi o foaie de hârtie. Cred că sunt prin dormitoare. M-am îndreptat spre spatele apartamentului urmat de Gasco și la o oarecare distanță de Claire. În camera de oaspeți, un polițist în civil stătea în patru labe și se uita pe sub pat. Să-ți văd legitimația!" I-am urlat. Tipul a sărit în picioare, gata de bătaie. Am făcut un pas spre el, am scrâșnit din dinți și am insistat. Să-ți văd legitimația!" I-am urlat. Cine ești, dumneata?" M-a întrebat, făcând un pas înapoi și aruncând o privire spre Gasco. Michael Brook, dar dumneata, cine ești?" Tipul scoase repede insigna. Daryl Clark." Am rostit eu cu voce tare, notându-i numele: Părâtul numărul 2. Nu mă poți da în judecată, îngăimă el. Stai numai să vezi, băiete, peste 8 ore la Tribunalul Federal am să vă dau în judecată pe toți pentru percheziție ilegală și am să cer daune de un milion de dolari. Și am să câștig, am să obțin verdictul și am să mă țin de fundul vostru până când veți ajunge la faliment. Ceilalți doi poliții și-au făcut apariția din dormitorul meu de odinioară și m-am trezit înconjurat. Claire i-am spus, adu camera video, te rog. Vreau să înregistrez toate astea. Claire dispăru în salon. Avem un mandat semnat de un judecător să rigască oarecum defensiv. Ceilalți trei făcură un pas înainte, încercând să închidă cercul. Percheziția e ilegală, le-am trântit-o eu. Căci cei care au semnat mandatul vor fi dați în judecată, o să fiți suspendați, probabil, fără plată și veți avea de înfruntat un proces civil. Avem imunitate, spuse Gasco, aruncând o privire spre tovară și săi. Pe naiba, Claire se întoarse cu camera video. Le-ai spus că nu locuiesc aici? Am întrebat-o. Le-am spus. A confirmat ea și a ridicat camera la ochi. Și totuși voi, băieți, ați continuat percheziția. În acel moment a devenit ilegală. Trebuia să știți când să vă opriți, dar n-ar mai fi fost amuzant, nu? E mult mai distractiv să scormonești prin lucrurile intime ale altora. Ați avut o șansă, băieți, și ați ratat-o. Acum va trebui să suportați consecințele. Ești nebun, spuse Gasco. Încerca să nu-și trădeze frica, dar știau că sunt avocat. Nu mă găsiseră în locuință, așa că poate știau despre ce vorbesc. Nu era chiar așa, dar în acel moment suna bine. Juridic vorbind, gheața pe care pășam era foarte subțire. Am ignorat comentariul lui Gasco. Numele vostru vă rog, l am spus celor doi polițiști în uniformă care își-au scos insignele. Ralph, Lily și Robert Blauer. Mulțumesc, am adăugat, făcând pe nebunul. Veți fi părâții numerele 3 și 4. Acum ce-ar fi să plecați? Unde e dosarul? Mă întrebă Gasco. Dosarul nu e aici pentru că eu nu locuiesc aici. De asta vă voi da în judecată, ofițer Gasco. Ni se întâmplă mereu. Ce contează? Grozav! Cine este procurorul vostru? Nu reuși să-și amintească numele în fracțiunea de secundă crucială care a urmat. M-am îndreptat spre camera de zi și, deloc entuziaști, m-au urmat și ei. Plecați, le-am spus. Dosarul nu e aici. Claire îi înghesuia cu camera video și asta nu le permitea să se răstească. Blauer murmură ceva despre avocați și cu toții se îndreptară cu pași grei spre ușă. Am citit mandatul după plecarea lor. Claire mă privea, sorbind din cafea la masa din bucătărie. Șocul percheziției trecuse era din nou liniștită chiar rece ca gheața. N-ar fi recunoscut că se speriase, n-ar fi îndrăznit să arate chiar și cea mai mică urmă de vulnerabilitate și, în vreun fel sau altul, că avusese nevoie de mine. Ce în dosar? m-a întrebat. De fapt, nici nu dorea să știe. Dorea numai să se asigure cât de cât că nu se va mai întâmpla. E o poveste lungă, i-am răspuns. Cu alte cuvinte, nu mă întreba. A înțeles. Chiar ai de gând să-i dai în judecată? Nu. Nu am nicio bază pentru un proces. Am vrut doar să scap de ei. A mers. E posibil să revină? Nu. Mă bucur să aud asta. Am împăturit mandatul de percheziție și l-am vărât într-un buzunar. Se referea la un singur obiect, dosarul River Oaks Tag, care în acel moment era bine ascuns în peretele noimele locuințe alături de o copie. Le-ai spus unde stau? Am întrebat-o. Dar eu nu știu unde stai, mi-a răspuns ea. Au urmat câteva momente de tăcere în care ar fi putut să mă întrebe totuși unde locuiesc. N-a făcut-o. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa, Claire. nu nimic, promitem doar că nu se va mai întâmpla. Îți garantez. Am plecat fără îmbrățișări, sărutări sau vreo atingere de orice fel. Doar i-am spus noapte bună și am ieșit pe ușă. Era exact ce dorea ea.